inclusiv la aur. Nu trebuie să-i demonizăm pe cei de la aur. Trebuie să vedem argumentelor, trebuie să vedem ideile lor, trebuie să explicăm de ce ele vor duce la un dezastru. Dar să demonizezi omul în sine, cred. Uite, nu știu, sunt unii care au fost foști serici ce erau buni înainte, acum nu mai sunt buni, doar că și-au schimbat tricoul, cam Adică, nu asta este soluția. Nici cu, nu știu, comunist socialist fașizi, ce vrei tu, da? Deci nu, nu, demonizarea adversarului, nu, ceea ce au făcut ei istoric și comuniștii și ideologia aceasta este extreme, nu face decât să-ți facă, uh, pe termen scurt, polarizare și pe termen lung să-ți justifice crime și o atrocități. Asta, adică calea pe care se merge în momentul în care crezi că ălaltul este într-o chipare răului sau că este rău sau așa și tu ești bun, e din stat greșit. Uh, that's where you that, that's you Și, și nu se le poate la fel, știi? Adică dacă unii se credeau că sunt buni și că îi vedeau pe ceilalți ca fiind rei, aia a fost o, o greșeală. Salutare tuturor și bine v-am găsit! Invitatul meu la Dialog Liber este Claudiu Năsui. Claudiu este deputat în Parlament și a fost cel mai tânăr ministru dintr-un guvern al României. Discutăm astăzi despre ce înseamnă să fii liberal, de ce România ocupă în continuare podiumul la rata sărăciei, și despre tribalism și criza de democrație din interiorul partidelor politice din țara noastră. Eu sunt Teodor Cătăniciu, începe Dialog Liber! Claudiu Năsui, bine ai venit la Dialog Liber! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Avem alături de noi cartea ediției Știi că n-a fost foarte simplu să aleg o carte pentru noi astăzi. Am vrut să aleg o carte din zona asta de Minimal Government Intervention și în viața ta și în taxele tale și în buzunarul tău. Milton Friedman este evident simbolul, nu neapărat ca economist, mulți oameni știu că a câștigat premiul Nobel, dar ca intelectual public el mult timp a fost fața unui guvern mai mic și mai eficient. Presupun mm -hmm. mm -hmm. că ai citit cartea de 100 de ori. E, e o carte foarte bună și o alegere foarte bună pe care ai făcut-o asta, pot să zic, da. Da. Um, Vreau să ziceam înainte ca glumă, vreau înainte să luăm de Sovereign individual să-l aducem aici, jumate în glumă, jumate în serios, dar uh, asta mi se pare un manifest, știi, pentru toate ideile, uh, ți-a de din carte, zice la un moment dat Friedman că doctorii n-ar trebui să aibă licențe date de stat, să-și facă fiecare sistemul lui, uh, școlile ar trebui să fie private, să le dai vouchere la părinți să-și aleagă ei că ei știu ce mai bine pentru copilul lor, pe lângă taxe mici și uh, fără intervenție. Unde ai spune tu că te placezi așa ca, ca, mică, ca mică introducere față de ideile lui uh, Milton Friedman astăzi? Cum le vezi uh, aplicabile sau uh, cum le vezi tu din viziunea ta de, de politician? Aș zice că și istoria ne arată o validare a celor idei. Mm. Deci dacă mai e cu raportat la, la Milton Friedman, aș zice că overlap-ul este quasi total. Da. Uh, ceea ce nu înseamnă că sunt de acord cu tot ce a spus omul, evident, dar mm. uh, știi cum e, unii uh, oameni te pot inspira mai mult decât alții. Uh, parcursul meu intelectual e unul puțin ciudat În sensul că eu am fost multă vreme socialist în tinerețe uh, Dar socialist, cumva, nu știu, eu zic citit În sensul că chiar mă interesau scrierile unora Precum uh, Bakunin, Proudhon, uh, toți yeah. aceștia Și am devenit uh, liberal și aș menține termenul de liberal Apropo de discuțiile legate de, de terminologie și de etichete Am devenit în Franța, în timpul studiilor În care tocmai aveam un profesor care... Ne tot spunea la curs despre Hayek și discipolii săi care vor ultraliberalism. Da. La, la franceză e ultraliberalism, dacă ești liberal, ești ultraliberal. Okay. Um, era un profesor foarte bun, a fost și vicepreședinte al Partidului Socialist, care la vremea aceea era un partid foarte important în Franța. aveau uh, Au avut președinte, prim-ministru. Uh... Cine a fost președintele lor? Uh, președintele Franței Mitterrand a fost uh, multă vreme care a fost okay. din, uh, din Partidul Socialist, okay. a fost 14 ani de zile președintele Franței, da. Uh, apoi când am fost eu acolo era Lionel Jospin care era vice, uh, care era prim-ministru și care era chiar dacă era președinte, Jacques Chirac era perioada ce ei, coabitare în care președintele e de la un partid, prim ministrului de la altul și okay. așa. Ideea este că acum de exemplu Partidul Socialist nu mai e deloc pe pe radar, e sub uh, pragurile electorale, singurul motiv pentru care nu mai a intrat în parlament e că i-a luat Mélenchon care e extrema stângă, fostă Stângă, actuala da. stângă, uh, cu ceea ce se numește la France Insoumise da, um, În Franța spune că te-ai transformat de la fi Da, Da, tocmai de la profesorul acesta socialist Care ne, ne dădea în acest Hayek Și uh, acel Hayek e prima oară când am citit o carte liberală Drumul către servitute. Și după ce am citit-o aia Sincer aia a fost chiar o, 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 un fel de, de trezire Asupra unui linii de argumentații pe care o ignoram Trebuie să recunosc și pe care noi știam, nu este intuitivă deloc. Liberalismul nu e intuitiv. Uh -huh. Free market nu e intuitiv. E intuitiv să vezi o problemă și să zici să vină statul. Uh, e o problemă aici statul să facă. Uh, dar de multe ori statul e sursa problemei. Și cred că asta ne arată cumva și istoria economică. Uh, și multe multe alte lucruri Crici... care putem intra în discuții dacă să nu anticipez eu prea mult întrebările tale. Cred că e un asta. rezumat uh, foarte, foarte frumos în principiu uh, al esenței uh, manifestului Milton. Milton în principiu spune că nu poți să fii liber în sensul așa general civil de drepturi dacă nu ești de liber economic și libertatea economică se manifestă prin intervenția mai redusă a statului sau mă rog, el chiar deloc. o să vorbim astăzi dacă ideile astea se pot aplica, în, ce măsură, că sunt nuanțe cam peste tot, nu le poți duce la extrem nici pe unele, nici pe altele. Începem cu niște întrebări de încălzire, ca să nu ne, știi, accidentăm ca la sport, trebuie să fii, să fie încălzit. Foarte bine. Întrebări binare, răspunsul tu îl dai, da, trebuie să fie binar. prefer cărțile fizice sau audio? Audio stai mai mult cu ele uh -huh. în urechi, o, o să zic de ce, pentru că istoric, deci când, când am studiat, trebuia să iau foarte multe mișoace de transport în comun. În Franța, de exemplu, stăteam foarte mult timp într-un metrou în linia 2, pe care o luam dintr-un colț al Parisului în celălalt yeah. și atunci puteam să citesc cărți fizice, dar apoi când am mai schimbat universitatea și în Italia și în alte părți, Trebuia să iau ce puțin, deci în Italia luam două tramvaie și un metrou și nu stăteai suficient în ele, era tot timpul aglomerat, e greu să citești și atunci am, am obișnuit foarte tare în Italia, am obișnuit foarte bucătărie să ascult cărți audio. Dacă am reușit să-i pe bucureșteni cumva să, să, și pună crești în ureche, am crește media știi, de, 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 de pe an, <laughs> să, ș, să știi, că eu sunt printre cei care chiar pun căștile astea uh, pe care le, cu care le folosesc și cu telefonul și tot și sunt multe poze cu mine prin Parlament așa în care am, am căștile acelea și am observat că am început și alți colegi să le poarte. Deci cumva se democratizează căștile pe, pe ureche, așa. There you go. Da. Azi în Parlament, mâine în toată țara. Doamne ajută. Elon Musk sau Mark Zuckerberg? Elon Musk. Îți place ce? Atitudinea lui de business, perspectiva, că e mare și curajos și... Da, aș zice, și mai ales, nu știu, atitudinea la free speech, care mi se pare că este o chestie foarte importantă. Um, Facebookul e o structură, este o, o rețea care cenzurează. Și cenzurează pe motive politice și motive, na, care... Uh, este un fel de fine-tuned society uh -huh. și nobody elected them to do that, Îmi uh -huh. um, place mai degrabă ideea de marketplace of ideas, um, sunt foarte ok cu oameni să greșească în jurul meu. Poate să fie socialiști, poate să fie conservatori, poate să fie ce vor ei, dar bine as long as nu dau un cap și na, dar în civil discourse și, și toate alea, dar uh, trebuie să existe acest marketplace of ideas uh -huh. adică trebuie să existe cineva care apără o teză socialistă, care apără o teză comunistă, care apără o teză fascistă să zică, să, să fie deschiși despre lucrul acesta, să zică da ei sunt fașiști, ei să se, 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 se numească astfel, uh, mi se pare o greșeală și în România faptul că cenzurăm, nu ai dreptul să te numești partid comunist în România, nu ai dreptul să te numești partid fascist în România, înțeleg și intențiile bune din spate da, mai bine lași oamenii să-și arate adevărata culoare uh -huh. și în momentul acela poți să ataci lucrul acesta. Pe când faptul că noi legalizăm, de fapt, niște denumiri, de exemplu, nu face decât să-i facă să se ascundă sub alte denumiri și ne fie cumva mai greu în discursul public să, să vedem cine ce este în mod asumat. Eu sunt liberal în mod asumat, o spun foarte clar și... Na. Dacă cumva ar fi fost ilegal nu liberal, da, găseam și eu alt termen, dar e mult mai bine să fim toți asomați și deschiși despre ceea ce credem. Mm -hmm. Da, cred că marea majoritate a politicienilor din România, dacă îi întreb, spun că da, ar trebui să se spună orice în limitele legii. Uh, evident, încep discuțiile unde sunt limitele legii, știi? Uh, dacă putem să avem Partii Comuniste în România în mod oficial, evident, în Germania știm că n-ai voie să, să spui că Holocaustul mm -hmm. nu s-a întâmplat, adică sunt niște situații în care e o dezbatere reală, dacă da, dacă spui, de exemplu, nu vrei să faci legal când spune cineva că pământul e plat. Poate nu există un pericol imediat sau nu știu, mm. nu, nu, știi, în timp ce dacă uh, da, faci din îl faci, uh, respingi istoria, uh, mai ales în condițiile astea, atunci poate fi un pericol social. E o conversație, sunt de acord cu tine în foarte mare măsură, dar întrebarea era, cred că Twitter astăzi e o platformă care permite genul ăsta de conversații deschis și fără intervenții după ce Elon a luat-o? Uh, cel puțin, așa a declarat. Nu am suficientă experiență cu Twitter în România, mai degrabă Facebook e dominant Te urmăresc pe Twitter. Da, păi am început să-l folosesc da. mai recent, așa de când uh, Facebook-ul a oprit promovarea. Deci e, mi se pare incredibil. Pe Facebook, de exemplu, politicienii nu mai au uh, au un algoritm special nou în care ni s-au redus foarte drastic uh, RICIU. Da. În schimb, la aur merge, sau mă rog, la alte partide, că să nu dau așa exemplu. La aur, la ei n-au nicio problemă. Adică, dacă te uiți puțin, algoritmul este really malfunctioning, cel puțin din punctul meu de vedere. O avea pentru... George Simion vreo, vreo cunoștință acolo la Menlo Bă, Park? Băi, exact. <laughs> cred că oricum au înțeles ceva despre algoritmi, și ce noi n-am înțeles, ce... na, cinste lor, dar uh, în orice caz încerc să diversific sursele și atunci, uh, da, și, și Twitter-ul e una dintre ele și mai îmi place un lucru la Musk, faptul că a luat niște pariuri antreprenoriale foarte riscante, Uh, care i-au reușit. Uh -huh. uh, el descrie momentul ăla în care avea uh, relativ puțin bani, bine, puțin bani la scara lui, nu la scara noastră, că avea 50 de milioane de, de dolari. Deci, da. uh, și i-a împărțit între SpaceX și Tesla și uite că au reușit cu, cu amândouă destul de bine și mi se place că măcar are perspectiva asta you can agree with him or not, adică poți să poți, poți fii de acord sau nu, dar are perspectiva asta de greater good, și să facă uh -huh. niște chestii care să further humanity, să, 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 să îmbunătățească umanitatea cumva. Ceea um, ce na... -a. Ești și la Zuckerberg, nu zic nu, uite când gândește metaversul sau chestii de genul acesta, dar parcă e și mai pregnant la, la Musk. Deci da, de aia aș răspunde în felul ăsta. Știi cum îl, toți îl criticau pe uh, Mark Zuckerberg când era cu Metaversus spuneau că uite câți bani cheltuiește pe tot felul de porcării. Acum de când s-a dus la sală și a început să se antreneze jujiță, nu știu dacă ai văzut că e luptător, da. toată lumea e, există nu știu, un bad boy, bad boy bonus în, <laughs> în social media. Întrebarea următoare, evident știm cu toții răspunsul pe care îl, îl vei da, dar vreau așa să -l avem on the record, Milton Friedman sau Thomas Piketty? Friedman, da. uh, cu Piketty nu ești de acord ideologic sau uh, nu ești de acord, nu știu, ai alt motiv? Nu-ți place de el personal? Ai avut la facultate și s-a părut că... E... <laughs> uh, uh, nu, și doctrinar ideile pe care le susține cred că nu vor îmbunătăți societatea și umanitatea. Cred că le-am mai încercat, au fost testate. Deci ca idee, Piketty spune că trebuie să redistribui mai mult. Dacă există inegalități, astea sunt exacerbate și statul trebuie să practic redistribuie averea celor care au mult la cei care n-au mai, deloc și să mai reducă din diferență, în timp ce Milton zice, lasă-i pe toți în pace, e mai de preferat decât alternativa. Și aș zice mai mult. Aș zice că statul e principalul redistribuitor de resurse de la săraci la bogați. E principalul creator și generator de inegalitate și aici sunt foarte multe exemple, uh, inclusiv la Friedman, care pe care le mai, le mai dă uh, și probabil că cel mai mare uh, mecanism de redistribuție vine prin sistemul financiar bancar. Okay. De la sărași la bogați, atenți. Uh, și acțiunea lui Piketty atunci, sau uh, recomandările lui Piketty ar fi de genul pompier piroman. Uh, statul de foc, statul stinge focul. Și atunci da, trebuie un liberal, păi nu e bine să stingă focul? Ba da, e bine să stingă focul, dar ideal ar fi să nu mai dea foc din, de la început, mm. in the first place. Adică. Da. Um, și asta e, asta este ce aș susține eu pe, pe partea aceasta. Nu mai știu, piget, a luat Nobel pentru economie sau nu? Nu cred. Nu. Încă are, e da. tânăr, cred. <laughs> la cum la... merg premiile Nobel o să le ia în curând. Da, da. Uh, ești idealist sau pragmatic? A, asta e greu de spus. Cred că e din amândouă. Uh, aici de, aici de, e de prima binar... întrebare la care răspund politicianist, că în general, politicienii, dacă le zici cu da și nu, îți răspund orice, mai nu da, da. și nu. Um, nu pot. Trebuie să... Ok. Dacă ar fi să-mi pun o etichetă, ar fi idealist. Ok. Ban, putere sau glorie? Glorie. Nice. <laughs> ai, ai zis binar și ai dat trei opțiuni. <laughs> recunosc că asta cu puterea sau glorie, am adăugat putere între timp. Uh, okay. Te, te, în, te imaginezi mai degrabă? Păi nu, bănesc că ce-ți dorești. Glorie înseamnă că practic ai avut succes, ai avut o victorie. Uh. Și cred că dacă... Reușim reforma societății, asta este cea mai mare glorie pe care putem să o primim. Ce okay. ok. În final, și revenind mai aproape de subiectul nostru, Așa. politică și societate, Trump sau Biden? Economic amândoi sunt la fel. Da? Da. Amândoi Biden, politicile de subvenții pe care le face și de stimuli și toate astea sunt perfectă continuarea a ceea ce a început Trump cu America First și toate alea. Da, cred că, cred că a mai tăiat unde a mai avut șansa niște taxe, a mai făcut niște chestii pe acolo pro-business. Am, am mai făcut niște chestii pro-business, dar uh, mi se pare că direcția generală de a închide America și de, a, de protecționism și de a o scoate din circuitul economic internațional un lucru care se face foarte mult rău în primul rând americanilor, dar și restului lumii. pentru că de, Tocmai din cauza ideilor lui Milton Friedman, America are o importanță disproporționată în lume. Uh. Și asta e o chestie pe care și Europa poate ar fi bine să o, să o înțeleagă. Cu cât mai de, o înțelegem mai devreme, cu atât va fi mai bine. gândește că sunt 300 de milioane de locuitori, grosso modo, în SUA 500 de milioane în Europa. Uh -huh. Și cu toate astea, cam jumătate din equity-ul mondial e în SUA. Uh -huh. Adică, în momentul în care se întâmplă orice în SUA, de ce, de ce ne știm foarte bine ce se întâmplă chiar și în România? Foarte bine. Mult mai bine decât ce se întâmplă în politica din SUA, decât la nivelul Comisiei Europene, de multe ori. Care, în teorie, ne-a e mai apropiată, ne afectează mai mult cu fondurile europene, cu decizii, cu toate acestea. Pentru că importanța economică covârșitoare o are totuși SUA. Mm -hmm. În momentul în care va veni recesiunea în SUA, erau niște politicieni la noi care, la ultima recesiune, ziceau Nu lăsați că asta e în SUA, nu o să vină la noi. Asta e o prostie. Toată, tot globul este afectat de, de, de o chestie ca asta. Da, dacă s-ar izola o țară, o autarhie, gen Ceaușescu, na, Qi, al lui Kim Jong-un sau ceva. Bun, Aha. ok, ei, ei vor fi în sărăcie tot timpul, adică da. ești în faliment perpetu, dar altfel vei fi afectat. Și motivul pentru care vei fi afectat este pentru că atâta economia, atâta activitate economică se întâmplă acolo și motivul pentru care se întâmplă acolo sunt niște politici bune, nu neapărat cele de acum, dar cele care au fost istorice. -a. A Apropo asta de propagarea crizelor mondiale sau crizelor economice, mi-aduc aminte, era o glumă prin 2008-2009 cu Republica Moldova, că erau, întrebau cei de la Financial Times pe ministrul de economie de acolo de ce Republica Moldova nu e afectată de criza economică, așa cum e în România, care este Europa. Și ei ziceau, domnule, ca un cimitir când e tot omor, nu mai poate să moară din nou și a doua oară. <laughs> <Știi>? <laughs> Da. Cam asta era situația. Acum, România nu e acolo, nu mai e acolo de mult timp. România, no. astăzi, economic, cel puțin, te întrebi imediat ce merge uh -huh. bine în România, înainte uh -huh. să vorbim două ore despre ce merge prost. Așa. Uh, economic pare să, să, să se miște în direcția potrivită. Deci, între Trump și Biden, totuși că ai evazat răspunsul, îți dau ștampila în mână, ești la cabina de vot, nu-ți am votul că e păcat, pe cine îl pui. Nu, de, e, 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 <laughs> <laughs> sunt alegeri care sunt. Știi, știi unde ar putea fi o decizie în politica externă? În politica externă, mi se pare că democrații și Biden cel puțin au fost mai degrabă intervenționiști bine, în yeah. <laughs> sensul că să apere Europa. Uh, și aici a mai beneficiat de banii contribuabilului american. Okay. Că, până la urmă, ei dau foarte mulți bani în armată, inclusiv uh, pe calcule de uh, purchase power parity, adică de dolare cu putere egală de de, uh -huh. de comparare, dau cred că ultima oară când m-am uitat, era peste următoarele 18 țări la un loc. Uh, ca și bani pentru armată. Deci, e, Și faptul că fac lucrul acesta, bine, evident că ajută SUA și influența politică SUA în lume, dar uh, ce-au făcut în Ucraina este un lucru extraordinar. Și un pentru noi e esențial. Bol. Tu dormeai da, bine noaptea acasă dacă nu aveam mușchiul american, exact. militar în Europa. Dacă erau rușii la graniță. Că ucrainenii nu rezistau dacă nu i ajutau. Și da. atunci, da, nu, nu mai bine în momentul ăsta dacă, dacă nu interveneau și dacă nu ajutau. Și de eu cred că e foarte important ce se va întâmpla în 2024 în SUA. Dacă Trump vine uh. președinte, și războiul probabil va continua. Uh. Partea bună e că mi se pare că și dacă devine președinte, există un establishment la americani, există o inerție a lucrurilor. Există um, și felul cum își aleg ei parlamentarii. Ei nu își aleg parlamentarii pe liste ca la noi. Uh -huh. uh, este, e unii nominal. Și, în general, partidul se duce după cel care strânge voturile, nu cel care strânge voturile după partid care? să fie pus pe listă, ceea ce îți schimbă foarte mult atitudinea și îți poate face rebeliune în, același, în cadrul aceluiași partid. Uite, mm. un politician care îmi place, de exemplu, a fost istoric Ron Paul, uh, care este un republican din okay. Texas uh, și care uh, s-a remarcat prin mai multe chestii, dar una dintre cele mai tare a fost opoziția la Patriot Act, imediat după 9-11. Nimeni după 9-11 nu era contra Patriot Act. tinerel, e tinerel, uh... e bătrân. Are, fisul e tinerel și e și el în politică. Nu era cel care era împotriva războiului? Da, cred că era... El e. Okay. E bătrân. Okay. E, da. e, mă rog, bătrân. E în vârstă. Dar okay. uh, da, a fost, da, și singurul republican împotriva războiului uh, deschis. Mm. Foarte deschis. Și cumva câștiga și simpatie din partea democraților, și așa și el vota sistematic uh, contra inițiativelor acestora în general republicane hawkish, așa de război peste tot. Mergem le cucerim da. America. Nu știu ce. Dar, da, deci din punctul de vedere, cred că e important pentru România ca susținerea aceasta a frontului să fie continuată și după 2024 și atunci, da. Apropo de asta, l-am avut pe fostul tău colectiv, Durben, aici la podcast în urmă cu câteva uh -huh. săptămâni și el zicea că o problemă mare în România este că există o distanță foarte mare între cetățean și ales. Adică nu există o conexiune directă în care spui îl vezi pe parlamentarul tău de la tine din comună, sat, oraș, ce vrei tu să-i spui și spui băi, asta nu face treabă bună, nu-l mai votez. Uh -huh. Că tot lista îți vine și el poate să fie sau să nu fie mai sus, mai jos, nu controlezi. Uh -huh. Și faptul că nu avem conexiunea asta care există în SUA între în zona asta eu sunt, da, și trebuie să fii locomotivă, locomotivă de voturi, că altfel nu mă votează lumea, uh -huh. ă, asta e o problemă. E o problemă și o problemă a sistemului de vot. Și mai avem și pragul la de 5%, care iarăși se sine partide mici în afara, mm. în afara uh, lumii politice și fac nevotabil. Da. Pentru că atenție, tu dacă te duci și votezi mâine un partid care nu face pragul, sau dacă ți anulezi votul sau nu te duci deloc la vot, ai avut fix același impact. Mm. Nu contează decât procentajele relative ale celor care fac pragul. Uh, și asta îți face apatie și mai mare către democrație. Și asta este de fapt cea mai mare problemă, faptul că democrația e totuși un sistem care caută legitimitate. Zice, uite, ți se impune legea asta, te pun la pușcărie dacă faci, nu știu, dai cu în cap altuia sau facem legile astea, dar e legitim să fac asta că ne-a votat majoritatea. Că avem aura aceasta de avem sistemul acesta care ne-a adus la regulile acestea. A, a fost un due process, a da. trecut prin vot, a trecut pe Curtea da. Constituțională, a na. Uh, Dar nu ori, e momentul, așa. ori un moment exact, ori un momentul că subminte chestia aceasta, tot sumin de fapt, legitimitatea regulilor. Și ce se întâmplă zilele astea în justiție e absolut teribil, adică e total delegitimat sistemul de justiție. Da, da poate ajungem și în, și în asta. Da, te refer la prescripțiile astea generale și mulți oameni care, uh, spune, au fost prin alte etape încât s-au prescris faptele până să ajungă să se dea o decizie. Ceea ce e aberant faptul că, adică dacă procesul a fost început, de acolo ar trebui să știi, înceapă prescrierea, să o calculezi, nu de la finalul sentinței. Că... Dacă nu sunt penalist, dar înțeleg că există da. două prescripții. E aia care se termină așa și mai este una specială care zice, bă, și dacă ai început procesul și îl tot răgânezi, eu, la un moment dat nu mai poți să, mm -hmm. să, să, pe, să pedepsești penal. Uh, e un caz cu tremurător, mi se pare, cu o judecătoare care a fost prinsă luând pagă, Prinsă, demonstrat, da. DNA, condamnată. Mm -hmm. Deci a trecut prin fața unui complet de trei judecători, condamnată la șapte ani, prin apel și recurs, a tărăgănat suficient de mult procesul încât să se activeze prescri prescri prescrierea și atunci, uh, așa cum mi se pus înapoi... S-a întors înapoi și judeca. dau și bani înapoi de pe da. perioada aia și e și șefă, că da. evident e pe... Pentru că era șefă când a luat șpagă da. și atunci trebuie să se întoarcă la, aberant. la e, e, incredibil. e aberant. Da. incredibil. Da. Și de nimeni, toți magistrații care am vorbit mi-au zis, da, într-adevăr, aici e, 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 nu, 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 se, nu se poate. Că nu mai e vorba că se zice că e aș pagă. Mm. Așa se zice orice. Da. da. Aici e un caz demonstrat, trecut prin proces și pur și simplu făcut scăpat. Este, da. Mm -hmm. Am ajuns la finalul întrebărilor uh, rapide, intrăm da. în alea serioase, astea cu nuanțe. S-au făcut uh, mici excepții. Ne, ne spui tu pe spectru uh, cum vrei să răspunzi. Uh, ești cel mai tânăr sau, mă rog, ai fost cel mai tânăr ministru din Guvernul României, dacă nu mă înșel. Da. Uh, ai devenit deputat la câți ani în 30 și. Uh, 4, 32, da. 32, 34, ok, da, deci oricum ziua. de vreme. Da. Um, deși tu aveai, nu știu, adică deși tu aveai, spun asta pentru că aveai o, o, un background educațional foarte bun, ai studiat unde în Franța, la Bocconi, în Italia, care e o universitate foarte bună în Europa, aveai o carieră mediu privat, în zona de finanțe, puteai să câștigi, și probabil câștigi mai mulți bani decât câștigi acum, tu ai vrut, ți-a venit ideea să devii politician. Um, de ce? Eu mereu întreb oameni care văd că au cariere și educație și ar putea să fie orice și intră în politică, sunt curios să înțeleg ce le-a trecut prin cap. Care a fost procesul tău decizional acolo? Hai să zic, eu am fost fascinat de stat tot timpul. Deci, când ești fascinat de filozofie politică, ești fascinat de fapt de. Asta de ai stat. studiat sau nu? Nu, nu. Asta a fost o fascinație personală. Am okay. studiat economia, okay. finanțele în mod special, care să zicem că sunt cea mai cel mai practic mod de a pune în aplicare uh, gândirea filozofică, că, na, e ideea antreprenorială, apoi, de alocare de resurse și, da. și toate astea. Um, și am avut uh, na, și ca liberal aveam pasiunea aceasta de ce face statul ce ar trebui să facă statul, ce n-ar trebui să facă statul și mai ales uh, pasionat fiind și de Excel și uh, contabilitate și așa da. s-au tăiat foarte bine lumea asta a bugetului public, care în România era o nebuloasă mm. uh, în, în România și acum, de exemplu, dacă vrei să știi cât cheltuie un minister sau o agenție sau ceva, informația există doar că e acum carul cu fân. Uh -huh. și pune-te și caută. Și, în general, 99,99% Oamenii 99%, oameni nu o să Cine facă. Cine publică asta? Ministerul de Finanțe publică un raport ce anual sau cum se publică? În teorie, cu... deci, în primul rând că e legea bugetului, care, da. pe, pe ea, asta este baza și pe ea lucram. Și eu ce-am ce -am făcut este că acum, de exemplu, sunt 957 de pagini de tabele în PDF. Ca să ți dai sau. Deci caută tu, știi, angajează-l pe ChatGPT și iată, acum cu CH GPT s-ar putea să fie redundantă munca pe care o făceam eu. Noi am am împreună cu niște prieteni am reușit să facem o platformă, Open Budget, uh -huh. prin care să facem transparent bugetul statului, de unde vin banii și unde se duc într-un mod user friendly și cu o interfață să fie vizuală. un dashboard frumos, să fie foarte clar pentru oricine fără doctorat în economie, exact. unde se duc 100 de lei fiecare exact. care îi plătește la buget. Exact. Deci tot ce trebuie să știi să numeri. Da. <laughs> e, ok. Uh, și asta lucrul acesta a fost destul de bine primit, am început-o în 2014, am lansat-o de fapt în 2014, am început munca la ea înainte uh, și atunci când a venit guvernul Cioloș, uh, au vrut să lanseze bugetul altfel decât prin sutele de pagini de PDF-uri uh, și ne-au contactat și au zis nu vreți să facem o cooperare și am fost uh, onorat, da, uh, să zic așa și ca urmare a acelei colaborări apoi am lucrat în Ministerul Finanțelor, așa am cunoscut mai bine pe mai mulți oameni care uh, inclusiv pe Vlad Voiculescu, inclusiv pe Anca Dragu și Apoi, când a fost o, esortul acesta al USR-ului, când s-a format USR-ul și au vrut să vină oameni de la din guvernare, am fost uh, și eu acolo pe pe listă. Uh -huh. um, și asta a fost da. începutul. Asta a fost începutul și în momentul în care m-am dus în Ministerul Finanțelor, m-am gândit întotdeauna că va fi un an. Și chiar și de la, um, în firma în care lucram, și era o firmă foarte frumoasă și foarte mișto, și dacă ne ascultă, dar um, am o apreciere foarte mare pentru oamenii aceia. Um, Mi-a... Era o oportunitate prea mare și mi se părea că și chiar am zis, mă întorc în noiembrie, că credeam că o să dureze... Da, uh, nu, nu mutați până masa, lăsați-o Da, exact, acolo. exact, exact, exact. Și, și ei vroiau, adică nu, era, da. era chiar frumos, dar apoi a fost și oportunitatea aceasta politică în care mi a zis că pot să văd lucrurile din interior și mai ales poate pot să le schimb din interior. Și cred că în bună măsură pariu acesta a, a reușit, adică am reușit să influențez, ceea ce e mare lucru pentru un partid de 15%, 9% cât avea înainte. Uh, Vom vedea cât va avea pe viitor, dar oricum nu 51% sau 50 plus 1%. Din păcate, însă, ce nu am reușit să fac sunt reforme majore. Uh, ori țara asta, eu cred că asta are nevoie de niște reforme ceva mai mari. Nu doar de lucruri de detaliu, nu doar de lucruri mici. Și lucrurile mici contează și se adună, dar uh, lucrurile mari ar fi, uh, ar fi șansa noastră că tu trai mai bun. Ai o listă destul de lungă de inițiative legislative pe care au fost adoptate de Parlament în principiu de debirocratizare mai puține formulare, mai puține poate ne spui tu care sunt preferatele tale Întrebarea este în mod real, un deputat în Parlamentul României câtă putere are? Poate să influențeze în mod semnificativ lucrurile sau te simți acolo în vânt, după cum bate vântul dintr-o... Să fiu sincer, depinde cum îți alegi Dacă sunt marea majoritate a parlamentarilor n-a auzit nimeni de ei Uh, și sunt Mulți, cât sunt, 400, nici nu știu 456, că sunt? 456, cred. Da. Da. Deci, cu senator cu tot. Mm. Uh, deci, practic, faci din chestia asta cât poți tu mai bine. Poți să fii doar un punct de vot al partidului și să fii un apăsător de buton, ceea ce e foarte legitim și corect, poate, pentru multe, multe cazuri. Uh, sau poți să vrei o implicare mai mare și acum depinde și în zona în care te implici. Poți să fie o implicare pozitivă sau una negativă. Depinde de fiecare cum. cum ce doctrină, la ce doctrină aderă sau ce, ce se de idei crede că este mai bun decât, decât altul. Um, dar în orice caz eu cred că poți să influențezi. Poți să influențezi și ce puțin eu am văzut asta și sunt două categorii de legi, sunt că zic că am multe legi adoptate. Să știți că sunt multe, mulți parlamentari cu multe legi adoptate, dar nu le scriu ei. Ceea ce e foarte diferit, pentru că pentru a truca cumva statistica de activitate parlamentară, pur și simplu semnezi tot ce-ți vine. Și de-aia ai să ai, ai cazuri din astea și a, inclusiv la noi cu toate, mai semnează ce o prostie. Și A, păi, nu știu, și se trage semnătura. Ok, nu e, nu în capă de țară, dar se mai întâmplă. Și asta pentru că, de fapt, vrei să, se inflateze așa niște cifre, să zici, mamă, că e statistica aia unde la deputați, acolo intri pe site și ți arată da. legislativelor da. de cuvânt, nu știu e, ce. Exact. Și atunci mai sunt, mai e cazul de oameni care se iau cuvântul pentru orice, inclusiv vorbesc de a total altceva decât se vorbește, adică da, tehnic, procedural, nu prea ai ce să le faci, doar râzi puțin de ei, dar da, râdem noi acolo, adică da. uh, și atunci e important să vezi și impactul legilor acelor. Mie mi se pare că unele dintre legile pe care le-am promovat, mai ales cele care au fost cu luptă, au avut și, și ceva impact, știi? Uh, astea de debirocratizare au avut a fost mult de luptă la ele. Spuneți ceva, sens... deci, că știu că ai o listă, m-am uitat în cv și aveai o listă de. mi-a plăcut că ai o secțiune, uh, uh, inițiative adoptate. Da, păi, alea, alea sunt scrise de. de uh, mă rog, uh, și de mine, mine plus Cristina Plună, plus alți oameni care am mai, mai colaborat punctual pe, pe proiecte. Uh, cred că printre cele mai importante, nu știu cât se mai știe în România, uh, nu aveai voie să ai mai mult de un singur SRL persoană fizică proprietar. Hmm. dacă vrei să faci al doilea SRL, trebuia să mai pui pe cineva acționar. În general îți spuneai pe mama, pe tata, pe soacra, pe soție, pe cine da. vrei tu. Mai găseai pe ce un prieten cu 001% și da, asta era birocrație inutilă, doar așa ca să-l mai convoci pe ăla, să da. mai încă o semnătură de luat și uh, prostie. Sau, dacă vrei să-ți faci sediu social la tine acasă, care în multe țări doar o adresă de e-mail, by the way, uh, trebuie să iei avizul vecinilor tuturor, vecinilor cu care ai pereți comuni. Chiar dacă nu ai activitate. sau adică, punct de, nu zic de că lucru faci, acolo, da. Da, sau punct de lucru. Exact, deci era doar adresă de corespondență. E, legea asta, de exemplu, atunci când a trecut, a fost uh, contestată la CCR, retrimisă de președintele Iohannis uh, și am trecut-o cu foarte mare greu. Da, am trecut-o. Ajutorul PSD, trebuie să recunosc. Mm. Uh, ei au. Uh, da, am avut uh, o negociere cu ei și chiar uh, s-au ținut de cuvânt. Și asta e mare lucru în politică. Da. Și. Ce... Da, mai sunt inția. Nu știu. Mo ăsta, monitorul oficial în PDF. Înainte, monitorul oficial nu puteai să-l downloadezi în PDF. Era într-o manieră din asta cu filigran. Nu puteai să faci copy-paste, să selectezi. Da, asta nu sunt, uh, dacă nu mă înșel, uh, asta nu sunt legi. Uh, sunt uh, Ce sunt amendamente, presupun, la. Uh, sunt proiecte există. de lege? care modifică legea existente. Okay. Deci, da. de exemplu, în, caz, în primul caz era legea 31 a societăților, mm -hmm. e din 90, mm -hmm. și mai modifici acolo, scoți niște articole, mai spui altfel, da. Uh, lucrezi, da, în, indiferent de, de uh, inițiative, trebuie să lucrezi cu oameni din afara partidului, lucrezi cu oameni de la PSD, PNL, nu știu, Aurul, nu uh, Din experiența asta ai văzut nu anumite abilități, trăsături, caracteristici, obiceiuri pe care deputații care într-adevăr au succes în a-și trece inițiativele și a avea într-adevăr un impact le au, nu știu, sunt supra-specializați pe o anumită nișă și știu foarte bine despre asta, experți acolo, sunt, îl citesc pe Del Carnegie și sunt cei mai populari. Ce fac deputații diferit ăștia care au succes în Parlamentul României? Uh, depinde cum definești succesul. Dacă vrei să-ți treci o lege care nu are impact, poți să ai succes foarte ușor. Uite câte legi de, de, de digitalizare apar. Mm. A, am făcut digitalizare. De fapt, e o lege care zice să se facă de digitalizare. Mm. După care guvernul trebuie să facă digitalizare. De 20 de ani trebuie să facă digitalizare. Avem inclusiv o lege să se facă autostrada Unirii. Să se facă. De da. ani de zile e legea. E promulgată. A promulgat-o Iohannis, au invitat toată lumea, au semnat, au făcut și nu știu ce. Gata. Da. De, e, e... Deci dacă faci legi în... În bătaie de joc, care de -a fapt nu au impact. Adică, el nu te deranjează cu nimic. Sunt uh, acolo. Capa sfințită. E, acolo, da, da, da nu e. Dar uh, e. Uh, atunci poți să ai succes. Dacă faci un schimb legi care chiar modifică ceva, risci să afectezi niște interese. Și mm. să afectezi niște oameni care reacționează și, în principiu, că cei care au sursa de bani publice sau care au un privilegiu, au o putere, în general au și ceva pârghii politice, că de-aia au, de au avut puterea aceea sau dacă n-au avut-o inițial, oricum și-au creat-o ca da. urmare a acestui privilegiu și vor reacționa și acolo intervine jocul acesta de special interest groups, de uh, grupuri de interese și toate acestea. În, România în care nu există lobbying, cum ar veni în mod uh, sistematic, nu există o lege, nu există un cadru, da. există ce? Uh, Spunea cineva acum câteva săptămâni că îi spunea dialog social și asta nu-i lobbying, așa, e mai mult o conexiune între guvern și mari angajatori sau marile companii. Aia oficială. Și ce mai există după, pe lângă, fiecare da. cum poate, pe WhatsApp, pe. Da, pe da, sunt oameni care uh, sunt firme de lobby, se numesc public affairs. Uh. Uh, și atenție, e un lobby corect. Adică nu e. Da. <laughs> nu, nu e nimic, nu e trafic de influență, nu ești plătit, nu ai niciun beneficiu și așa. Vin și îți prezint. Uh, punctul de vedere al asociației profesionale care i-a angajat, ca niște consultanți. Uh -huh. Într-adevăr, unii au niște uși deschise, alții au alte uși deschise. Că, uh -huh. na. Uh, și din, aici aș putea să fac o remarcă. Faptul că, din păcate, lobby-ul în România e foarte mult centrat pe să-mi fie bine, bine doar mie. Adică marea majoritate a oamenilor care au ajuns la mine și la, ajung la noi așa, vor un interes foarte meschin al lor și cumva... Uh, nu le pasă de, de o chestie mai generală. Și ce se întâmplă acum, de exemplu, cu facilitățile fiscale care vor fi uh, probabil eliminate treptat sau mai repede? La care te referi? La cele de la salarii sau la cele de la MMO-uri? Și... Uh, salarii. Salarii. Da, da. Că, la adică, IT, la, la constru... IT, construcție, agricultură și toate astea. Oamenii aceia au făcut lobby numai pentru ei. Și atunci e foarte ușor să faci rollback când e numai pentru unii. Dar dacă făceau un lobby pentru toată lumea, să facem o chestie care să fie bine tuturor. Deci gândirea aceasta și pe care am constatat-o, mai fac întâlniri cu antreprenori și bineînțeles nu o să dau numele că sunt oameni foarte ok, dar constați lucrul acesta. Zic, a, ah, păi eu nu vreau asta, că asta ar însemna să, să, câștige și altul. Dar ești într-o societate, nu, nu există conceptul în care o să fie bine doar unuia și în rest va fi prăpăt. Dacă mâine, ziceai la un moment dat de cutremur, dacă mâine cu cutremur și pică tot Bucureștiul, dacă clădirea asta rămâne în picioare, n-ai să locuiești aici, ai să pleci, că n-ai să mai ai niciun serviciu, n-ai mai ai apă, n-ai să mai ai, nu știu, mâncare, toate astea. Adică nu există conceptul că e armagedonul în jurul nostru, dar la noi e bula în care merge bine. Uh, și până nu înțelegem chestia aceasta și, na, lobby-ul e una dintre zonele care pe mine mă, mă deranjează că vin tot timpul cu ceva foarte specific. Dar, da. Regiți-vă orizontul și mai ales că îi vezi și pe nu știu, lobby bancar sau ăștia mai mari care îi putea să zici, bă, voi ați avea de câștigat dacă toată economia crește. Mm. Nu, e doar o chestie specifică, acolo o virgulă care îi ajută pe ei și asta își zice că e o reflexie tristă. -o... Oare motivul, știi că asta e o problemă permanentă, dacă te uiți în SUA, e în continuu discuția asta cu individualism, cu tribalism, cu până la urmă, materialism, adică faptul că ai, te, nu mai ai nevoie de comunitate așa de mult cum aveai înainte, erai dependent de, nu știu, verișori, familie, să ai grijă de copil, să vă puneți la comun cumpărăturile, nu știu, imaginez, cum era cu mult timp în urmă, astăzi poți practic să îi dai afară pe toți oamenii ăștia cumva din viața ta, să-ți iei glovo și să trăiești cumva într-o bulă foarte, foarte mică. E poate o reflexie mai largă a ceea ce se întâmplă în societate. Păi da, dar oare dacă tu iei glovo, n-ai nevoie de oamenii din jurul tău? Păi cum, ai... Îți, cum îți aici? Da. Că, uite, de exemplu, în România sunt, și în București acum sunt foarte mulți oameni care din Nepal, din Indonezia, din răspund în engleză, de în... da. Nu, eu răspund în engleză, ah, când tu... vine comanda nu mai răspund în română, că e okay. simplu. Dacă ai norocul să vorbească engleza, că... Da, că toată, Aș da. 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 Uh, da. ideea este că toate lucrurile acestea sunt o reflexie a societății pe care trăim. Deci, și mâncarea o face un bucătar undeva, nu? Meniul acela îl pregătește cineva. Adică tu tot ai nevoie de societate, chiar dacă are loc diviziunea muncii și foarte bine care loc dar da, într-adevăr e cum zici Simțul avem, de comunitate, avem impresia sa... că, că putem să nu mai ieșim din casă work from home comandăm Glovo și că totul va merge bine totuși apa aia electricitatea aia internetul ăla intră, trebuie să intre cumva la tine ca să, -și, ca să intre, trebuie o infrastructură trebuie să existe ceva în afară uh -huh. da, deci cam eu sunt de acord da, poate și genul acesta de atomizare creează genul acesta de percepție că am putea să cumva să existe salvarea individuală și nu una colectivă din păcate istoria ne arată că nu e cazul spune-mi un lucru. Uh, și asta e o, mai multă curiozitate personală. Uh, eu văd cariera de politician peste tot, și mă rog, în România poate ca, ca special, ca o carieră foarte neplăcută. Adică, presupun că te înjură lumea pe Facebook, tot faci nu e suficient de bine, adică ai multe minusuri. Uh, mai ales pentru oameni ca tine care sunt foarte bine pregătiți și așa, că știi că ai și mai mulți bani în afara uh, politicii, uh, regrezi vreodată că ai devenit politician, te gândești ce m-am băgat eu în prostie asta, mai bine uh, vedeam eu, făceam startup cu AI și, uh, sau intram în private equity și îmi vedeam de viață în Monaco sau în New York. Să știi că da, adică eu, e un gând pe care l-ai, dar este gândul ăsta de, până la urmă e și o onoare. Și este și un lucru pe care n-aș putut să-l fac altfel. Adică eu chiar am avut o fascinație cu filozofia politică și cu statul. Dacă erai un corporatist foarte bine plătit sau chiar, nu știu, manager de private equity fund sau ceva bine, și așa, n-aș fi putut avea influența asupra legilor și asupra procesului legislativ pe care o am acum. Chiar dacă e mică, chiar dacă ea n-a fost mare, chiar dacă și ca ministru n-a fost mare, dar măcar am avut, mi-am satisfăcut această dorință de a putea să schimb puțin societatea. În bine, sper eu și cred eu. Dar uh, asta nu poate fi făcut decât din politică. Și asta este toată tragedia. Oricât de mult urâm partidele și ni se par niște structuri disfuncționale și, da, într-o mare măsură chiar sunt. Și uh, neîncrederea e o chestie legitimă, pentru că la acum am văzut multe chestii în mai toate partidele, da. Uh, și, da, am fost în ele și văd cum e. Uh, văd cum e și la alții, adică nu doar la, la, noi. Pot să înțeleg multe, multe lucruri care ni se spun și fac, dar dacă vrei să schimbi societatea în care trăiești, n-ai decât două căi. Doar două. Revoluție sau reformă. Dacă mâine facem o revoluție, nu-ți garantez că ce iese după care ce-ar da jos ce avem acum iese mai bine. Și în general, cam revoluțiile, și se zicea chestia aia că revoluțiile sângeroase, în general, au fost foarte, mai degrabă sângeroase, dar nu foarte revoluționare. Mm. E, cam așa e. Și atunci îți rămâne numai calea de reformă. Și calea de reformă e calea asta grea. E calea asta în care trebuie și tu să te duci cu toți ceilalți scroci care sunt în, în politică care îți promit marea cu sarea, trebuie și tu să, să zici acolo argumentele, să-ți susi poziția și să speri că lumea te va, nu te va vedea ca, ca, ei. Pentru că, de fapt, na, asta, este, asta este jocul. Și în sistemul de vot al României actual, care nu e unul uninominal, nu este unul ca la americani sau așa, um, deci s-au votat niște referendumuri ignorate, da, poate ajungem și la asta, trebuie să, trebuie să activezi în cadrul unui partid. Altfel nu poți. Deci mitul politicianului independent, curat și pur, care vine să salveze România este poate chiar mai rău decât mitul partidului curat și pur care vine să salveze România. Uite, mi-a zis de Tudor Benga care a venit aici da. și el, el a, am fost coleg cu el și un om pe care îl stimez din multe puncte de vedere și îl, respect. Dar nu cred că va, nu cred că a făcut o mișcare care să-i dea mai. Dar presupunând că el face bine, ceea ce eu cred că el face bine și că el are intenții bune, ceea ce eu știu că el are intenții bune, uh, influența lui acum e mai mică decât era înainte. Ar fi putut avea o influență mai mare în cadrul unui partid cu toate defectele lui, cu toate dezavantajele și cu toate lucrurile acestea. Um, și aici este partea aceasta de, mai întrebat de idealism versus pragmatism. Uh, în apărarea unui ideal trebuie să fii pragmatic. Uh, dacă aș vrea doar lumea perfectă, voi fi doar eu în peștera mea susținând lumea perfectă. Dacă vreau chiar să fac o lume mai bună, atunci trebuie să încep să interacționez cu căile prin care acea lume se schimbă. Dacă uhum. e dictatură, te duci pe lângă dictator, încerci să-l să convingi pe ăla. Dacă e democrație sau parlamentarism și așa, te duci mai apropiat de parlamentari. Intri în Parlament, faci un partid, adică. Uh, Trebuie să, trebuie să joci jocul cu regulile pe care le are. Uh -huh. Și astea sunt regulile democrației. Alternativa, da, este să luăm armele, revoluție și nu garantez că este mai bine. De obicei, revoluțiile nu au rezultatul. Rezultatul nu e mai bun după revoluție. Nu știu dacă era un studiu sau o carte în care am citit că ceva de genul 60-70% din revoluții de obicei ajung să fie la un, la un status mai prost decât de unde au plecat. Uh -huh. Și folosea ca exemplu, da, primăvara uh, Arab. uh, arabă, unde inițial era un, așa, un vânt al democrației și după tot sub dictator și mai răi ca înainte, hmm. acum au ajuns. Uh, la fel cu, știi, acum se vorbește în Rusia cu că pleacă Putin, era cu când era cu insurrection, știi, și venea. Era mult mai nasol să ajungă la. Bine, nu-l nu apăr pe, evident. Dar vreau să zic că există și mai rău ca Putin. Alternativ, posibil. Exist, da. Dar poți să faci mai rău. Da. știi, da. Adică eu sunt foarte. Nu că nu-mi plac ideile radicale, dar sunt foarte suspect, dacă trebuie să fiu convins în mod extraordinar de necesitatea unei chestii radicale față de pași mici și. și este, este un scepticism foarte sănătos, aș zice, ce ai. Da, da. Mulțumesc. Apreciez să văd Hai Asta întreb o chestie despre. Așa. Uh, chestia ne neconfortabilă despre, despre. Dar doar o chestie vreau să zic de Revoluție. A zice că Revoluția funcționează dacă se face o schimbare de sistem. Uh -huh. Dacă e doar o schimbare de tipul votați-ne pe noi. De cadre. sau așa De cadre. Uh, noi vom fi dictatori, tirani mai buni decât tiranii dinainte? Nu. Deci Aha. dacă nu se schimbă tirania, nu se schimbă nimic. Dacă nu schimbăm sistemul, nu se schimbă nimic. Și asta este o luptă mea în USR, de exemplu. Să nu, mai, să nu credem că prin simpla noastră prezență în funcții de conducere, lucrurile vor merge bine. Singura noastră șansă e dacă facem o reformă. Dacă reușim să schimbăm ceva. Și asta este și cumva oful meu legat de guvernare. Faptul că în momentul în care s-a făcut negocierea pentru guvernul PNL-USR, nu am putut să punem o mare reformă acolo. Și nu a... Na, acum după 8 luni de reforme, ok, am făcut lucruri bune, bune intenții, uh, fiecare, în fiecare miseră, aș putea să spun câteva, dar uh, nu s-a făcut o reformă majoră în România și asta cred că ne a, a contribuit la dezamăgire și la apatia pe care o mai vedem în zilele astea. Da? De, deci crezi că a fost o greșeală atunci când ați plecat de la, de la guvernare sau nu, nu cred a că a fost schimbat? o greșeală atunci când am intrat la guvernare, că n am intrat pe un program pe care se mandateze reforme din prima zi. Mm -hmm. Aia a fost greșeală. Mm -hmm ieșitul de la guvernare s-a întâmplat într-un moment care mi se pare și etic și moral foarte corect. E prima oară când cineva zice nu la miliarde de bani în istoria României. Uh, pur și simplu lor nu le venea să creadă chestia asta. Și uite, pot să dau niște inside information. Da? Sau așa. Dialog, Dialog liber. Dialog liber, bun. Uh, unul dintre cei trei lideri ai coaliției chiar ne-a zis că hai că nu pleacă câinele de la măcelărie. E, iată că a plecat câinele de la măcelărie. Uh, i, i, să respingi acel program pe 3 e un act de, de moralitate. Și, na, mă bucur foarte tare că am, fost, am făcut parte din uh, cei care au susținut această decizie. Nu mă așteptam ca pe noi să le zic cu PSD, o recunosc, cred. Dacă, că pur și simplu, o, să, o să, fie o reajustare a lor, o să zică, ok, nu-l mai luăm pe câțu și, uh, na, asta e restul istoriei. Dar ideea că n-am acceptat furtul e un lucru care, na, a deranjat foarte tare. Uh -huh. În ministerele noastre de puțin nu se putea, nu, nu, nu există posibilitatea de a, de a continua vechile mentehne. Eu, am în ministerul economiei, am intrat în niște conflicte foarte urâte cu foarte mulți oameni tocmai din cauza faptului că primeau multe grupuri mici care primeau puțin bani, dar care știți cum, picătură cu picătură se adunau mm. și care există în continuare. Singurul oh. an când s-au închis lucrurile au fost atunci când am fost eu. Um, și uh, lucrul acesta s-a întâmplat cam prin toate ministerele, dar în momentul în care a trebuit o validare a unui program mamut, cum este PNDL, acolo n-am putut să să mai marșăm. Adică Bine, acolo astea, Ești a, foarte complicat cu ministrii Românie, că am impresia media unui ministru de 9 luni în an, ceva de genul ăsta. De și genul atunci, să da. ce să faci într-un an prima dată? Nici dacă te-ai pus să faci organizare pe acolo prin minister, nici nu termin până se termină mandatul. Exact practic. asta mi s-a întâmplat la mie, că am început să fac reorganizarea și nu. A fost ministru timp 9 luni? 8 luni. 8 luni. Și 8 luni în condițiile în care ministerul înființat a fost da. după vreo 3 luni jumate, deci, da. practic. Ți-ai ți tu cărțile în birou? Da. Uh, da. Să zicem, da, a, am reușit să las niște lucruri bune da. uh, în urmă. Putem să intrăm și în asta, mie îmi face plăcere, evident. Dar uh, cred că și acele 8 luni au contat pentru a putea să vezi că lucrurile se pot face altfel. Greșeala a fost că nu ne-am luptat din stat pentru o reformă majoră. Nu știu, zero tax pe salariu minim, de exemplu. Sau măcar începeam cu un calendar de, de implementare. Sau al, altele pe care le-am mai susținut în, în campanie. Uh -huh. Vreau să facem așa un segue în, în subiectul neplăcut pentru tine și interesant pentru mine așa. al, al USR-ului astăzi. Eu ți-am spus și înainte de podcast, apreciez foarte mult că avem conversația, în special pentru că în alte episoade am criticat USR-ul și faptul mm -hmm. că, cum să spun, vii aici fericit să discutăm lucrurile astea e un semnal foarte pozitiv pentru mine. L-am avut pe fostul tău coleg Cornel Zaina, mm -hmm. care a scris și o carte despre USR, nu singura, mai sunt și altele. Mm -hmm. spuneam, că, spuneam atunci că un punct bun al USR-ului este că... Uite, măcar din partidul ăsta ies cărți, adică oamenii vorbesc deschis despre experiența lor. Din PNL, din PSD, din UDMR, din AUR, nu știm ce se întâmplă, e un în black box. Scriu uh... și ei niște cărți, da, în general, da, pentru alte motive. Da, în, în Ca cu totul... să-și să... să curteze pe deapsa. Da, corect, corect. corect. Da, alt, altfel de cărți. Da. Uh, spuneam că alt... Punct foarte al usr a fost că a activat mulți oameni care nu aveau treabă cu politica să-i implice în politică. A creat uh -huh. o comunitate de oameni noi, de obicei bine pregătiți profesional, uh, bine educați, care își doreau uh, bine pentru România. Uh, și multe dintre mesajele USR-ului erau corecte, cu transparență, cu... Mm. Uh, în fine. Uh, evident, ceva s-a întâmplat, pentru că au început să apare cărțile, o masă mare, foarte mare de oameni uh, a plecat din partid. Uh, este usr astăzi doar, nu știu, Uh, fantoma acelui partid altfel, cu politica altfel, sau a devenit un partid nou, dar de modă veche? Cum vezi tu acuzația asta pe care ți-o aduc uh, cărțile sau aduc membrii care pleacă din, din, partid? Aș zice că cel mai mare, cel mai mare problemă și în interiorul USR a fost tribalismul. Dar aș zice și în interiorul USR și în afara USR. Adică este o chestie care cred că e vinovată societatea pe ansamblu în general. Um, faptul că, uite, de exemplu, tu poți să critici usr și totuși să mă chem, să mă invizi. E un exemplu de non-tribalism. Bă, ok, uh, și, și eu accept critica, pot să zic da, aici sunt de acord cu tine, aici nu cred, nu avem aceeași opinie. Asta este un, un exemplu de non-tribalism, de, de uh, deschidere. Lucru care în multe momente ale istoriei usr nu a, n -a, n -a existat. Um, și acest tribalism cred că a făcut foarte mult rău și evident că în momentul în care lucrurile s-au polarizat, clasuri de ego uh, foarte, foarte puternice, Totuși, userui partidul din care nu unul, ci doi președinți aleși au plecat cam la scurt timp după ce au fost aleși, adică și-au dat demisia. Da, arată aceste conflicte interne care ne-au măcinat până acum. Eu ce pot să zic este departe de mine să zic că unii sunt perfecți sau unii au fost buni și unii au fost răi. Uh, nu există bun și răi. Dar uh, poți să joci după regulile jocului sau nu. Ori uh, mi se pare că cei care s-au supărat și au plecat la un moment dat au jucat după regulile jocului până când nu au mai ieșit lucrurile cum au dorit și abia atunci uh, au plecat. Mm. Um, Asta mai e... rămân, mai există în USR-ul de astăzi. Știi că sunt toate poveștile din, nu știu, ai citit cărțile astea despre USR? sau? Uh, știu de ele, nu le-am citit, nu. Ai citit. No, no. Povesteau o chestie de genul, nu știu, metoda autobuzul, faimoasă în toate partidele în România, în care nu câștigă ideile, câștigă cine are mai mulți prieteni și rude și nu știu ce, la vot. Asta era mm. un exemplu uh, supărător. De exemplu, metoda autobuzul mai este posibilă în USR astăzi cu, adică au fost implementate niște sisteme de vot diferite, o structură internă care să să ia în calcul genul ăsta de situații care care pare, din, corectează-mă dacă n-am dreptate, care pare că s-au întâmplat și au fost probleme, mai sunt posibile astăzi? hai, să zic, hai să zic. Uh, sunt posibile, dar cred că nu o să se mai întâmple. Uh, și îți dau cu un exemple foarte, foarte practice. În filiala noastră, sector 4, am avut șase consilieri locali. Din, aleși. Din șase consilieri locali, patru au trădat și s-au dus la PSD. Votează cu PSD-ul. 4 mm. din 6. Da, și-au dat, nu și-au dat demisia sau cum că e, dacă nu, votează într-un anumit fel. că adică să nu sunt la sere, dar. Da, da. da. Uh, evident că noi știm cum i-a cumpărat pe fiecare, sau se aude, știi? Da, da, da. n-ai o dovadă efectivă, dar, na, e, e acolo. Uh, și oricum, la vot se vede clar, știi. Uh, Oamenii ce au fost aleși prin vot și atât. Și ce a ieșit din vot, aia a ieșit. Și, na, uh, Cum a, aș putea eu să mă duc în public să zic, votați USR? partidul pe care îl prezint, dar eu nu știu cine o să iasă acolo. Poate o să iasă un tip pe care știu că e trădător din start. Știu din start că va trăda și va duce la alt partid. Cum ai putea să fac chestia aceasta? Trebuie să ai și o pârghie de genul acesta în care să, să zici stop joc. Și uitați-vă două cazuri. Și cazul ăsta de la sector 4 versus cazul la sector 5, unde am avut o listă care iarăși era băga mâna în foc pe că oamenii de acolo nu o să fie reprezentanți ai USR-ului. Mm în care Cristina Prună, colega mea care s-a implicat mai tare în, în zona aceea, a reușit să refacă alegele cu scandal. Cum adică refaci alegele? Ce e asta? E, dar iată că lista aceea de consiliu locale a rămas, au rămas pe baricate. Uh -huh. Toți sunt bine și totul totu a ieșit bine. Deci care diferența? O... Era procesul de selecție a candidaților diferit? Nu știu, vă uitați mai atent la CV-ul lor? Aveți un interviu mai, mai cum? E vot. Era doar prin vot. Doar și e vede. în continuare doar prin vot. Și asta este și o problemă. Asta este și o problemă, pentru că, da, dacă cineva vine cu foarte mulți oameni, poate să aibă o importanță de uh, uh, foarte, foarte mare. Uh, și este este și un lucru care cred că a demotivat într-o oarecare măsură membrii, pentru că cei care se implicau, dar nu aveau foarte multe voturi, uh, n-aveau influență, n-aveau putere, pe când cei care nu se implicau, dar aveau foarte multe voturi, uh, aveau. Uh, evident că lucrurile acestea se mai netezesc cu numere mari. În filiala București, eu când am fost ales președinte. Eu, senzația mea era că eram minorit, așa, da? am minoritar, așa, dar am, vrut să candidez ca să arăt că o campanie poate fi făcută și pozitiv. Da. Și este un lucru care. Da, eu, uite, profit de moment acum să-l spun. Eu totuși am avut în, campania aceea o, o, abordare în care am zis de bine de fiecare contracandidat. Chiar dacă eram atacat destul de urât, mi se pare, dar, na, da. cred că genul ăsta de exercițiu ar trebui făcut mai ales pentru campaniile interne în partid. Adică, totuși, în campaniile interne vrei să ieși întărit din ele. Chiar dacă este o competiție, chiar dacă e o concurență, chiar dacă e o, e o, e o luptă acolo. Uh, Dar ideea ar fi ca totul, întregul, organizația să iasă întărită. Uh, ori dacă tu crezi niște fali, niște cicatrici adânci, s-ar putea să nu mai să, să, să iasă lucrurile într-un hal în care distrugi organizația pe din afară. Ori eu, na, chiar dacă ar fi riscam să pierd, ar, am zis, ok, hai să, să, încercăm să facem lucrurile așa. Și de altfel, na, da, am amuză că oamenii apoi îmi scoteau, uh, a, păi uite, ai zis de el că e bun. Da, am zis de el că e bun. Nu, nu e un om rău. Niciunul mm -hmm. dintre oamenii nu era un om rău. Și da, aș fi fost președința ai filialului foarte bun, probabil. Credeam că o, o, aș fi mai bun din moment ce candidam. Da. Nu ar fi fost un capăt de țară nici dacă câștiga altcineva. cineva E, genul acesta de atitudine cred că trebuia să rămână și eu cred că genul acesta de atitudine a făcut ca și acum cu scindarea USR plus, mă rog, reper, să nu se întâmple la București. S-a întâmplat în mai toată țara, dar nu s-a întâmplat la București. Pentru că la București eu l-am susținut pe Vlad, Vlad Voiculescu, care e actualul președinte al filialei. Și, și care avea o politică, când candidaia la capitală, avea campania lui, era o campanie pozitivă. Adică că da. să scoate ce vorbești tu acum și, și în București. Era cum era București, am buni sau ceva de genul ăsta. Da. Da. Uh, Drăguț, nu știu dacă da. ar fi avut succes, dar foarte bun sentiment din spate. Asta zic și eu. Și până la urmă știu cum e. Fi schimbarea pe care vrei să o vezi în ceilalți. Da. Asta le-aș zice și celor care au scris cărții și celor care au plecat, să facă ei mai bine. Da. Asta eu te întreb, nu neapărat că vreau să aud picanterii din USR, mm. nu știu dacă sunt foarte mulți oameni pe YouTube interesați de treaba asta, din ce se întâmplă, cum își spală rufele partidele politice, sunt mai mult interesant din perspectiva când facem un partid nou în România. Urmează 2024, anul Olin, toate alegeri, dacă îți place politica, o să fie ideal. Cum creezi o structură internă bazată pe ce sistem de vot, bazată pe ce filtre de intrare, pe ce criterii de transparență unde natura umană are mai puțin șansa să se întoarcă în a deveni, nu știu, USR 2019 când era tribalismul sau vreun partid mainstream din România care oricum nu știm ce prin interior, presupunem similar ca la USR, la scară ceva mai mare. Deci aș zice că oricum la USR s-au rezolvat multe din problemele inițiale, din, fa din chinurile face și oricum am învățat foarte mult adică, na, de, de cum, cum trebuie să... Gestionezi lucrurile uh, și o parte din asta este și să-ți asumi niște alegeri nepopulare și niște să faci niște lucruri care nu sunt populare pe moment, dar care, de fapt, de exemplu, să refaci niște alegeri. Mm. Dar, în zi, mod concret, da. de exemplu, uite, sistemul de vot era o problemă când aveai listele, da? Și era, aveai situațiile astea în care, dacă câștiga cineva 55%, dacă câștiga alegerile, toată lista lui ar fi intrat, nimeni nu intra, nu era proporțional. Adică mm -hmm. listele nu erau. Uh, știu că diferă în funcție de ce vot vorbim, dar era problema asta de monopolizare a, a votului. De exemplu, acolo, intervenție, nu știu, poate de vot în ordinea preferințelor, rank choice voting, poate să fie interesant, poate uh, liste deschise în care poți să spui tu candidatul sus. Adică, genul ăsta de soluții cred că sunt interesate în mod specific de discutat, dacă ele au șansa uh, să schimbe un pic uh, tribalismul. Păi, ia și să le încerce cineva. Da. Pentru că, știi cum e. Uh, nu există nicio teorie care să supraviețuiască uh, planului de bătaie. Sau, uh, nicio toate strategiile și-o iau la când în momentul... Toată lumea are începe... un plan până e lovit în față exact, cu pumnul, Exact, da? exact. Mai, exact. Hai, Cred că asta, a fost, uh, asta era citatul pe care, îl căutam, dar nu mai, nu mai rețineam. Uh, să încerce. Ideea de a face apoi partide în partid, eu am văzut-o în Nu merge. Da. Deci, uh, multe din sistemele astea de vot o să-ți ducă la partid în partid. Uh -huh. Și nu există sistem de vot care să nu poată fi uh, optimizat într-un sens sau altul. Uh, asta este o... E o iluzie să credem că există sistemul de vot perfect. Noi avem sistem de vot proporțional, nu știu dacă este foarte bine Parlamentul. Americanii, francezi, englezii au unii nominal pe circunscripții și la ei poți să faci niște critici valide și a legitimității și a rezultatelor și toate lucrurile acestea. A, adică modul în care desenează harta electorală, că da, gerrymandering, asta e exact. o temă foarte mare. Da, da, uh, da. Deci moduri să. De da la francezii, democratie... de exemplu, triangulare, deci la francez pot să fie trei oameni în turul 2. Da. <laughs> da. Deci ai. Fantastic de multe sisteme de vot, cu foarte multe rezultate diferite, niciunul nu va fi perfect, asta pot să spun, și nu e o problemă doar de sistem de vot, e o problemă, până la urmă, de atitudine umană. Era da. chestia e că dacă noi doi trebuie să semnăm un contract de 500 de, de mii de pagini ca să, în care am prevăzut fiecare chestie ca să nu ne dăm țeapă unul altul, mai bine nu l mai semnăm. Adică pref, prefer un om în care am încredere, cu care poți să bați doar palma și de bun simț și na, da, se rezolvă lucrurile cumva amiabil de fiecare dată și amândoi încearcă să da. nu l omoare pe celălalt, decât o chestie asta în care la asta să vezi că o să facem noi sistemul perfect de reguli în care o să iați să iasă bine. Mm. Never gonna happen dacă atitudinea nu e bună. Da, problema, vezi, în esență este următoarea ca să sumarizăm o discuție mai largă. În România avem alegeri libere din fericire. Oamenii aleg în mare, foarte mare măsură cum cred ei după cum sunt informați, după abilitățile lor, după disponibilitatea să se informeze, ceea ce e ok foarte bine. Problema este evident că la restul partidelor e un black box pe cine ajunge pe buletinul de vot și atunci ești limitat dintre opțiunile care ți se dau. De foarte multe ori da, românii votează cu răul mai mic, mm -hmm. cu nu vreau, nu vreau pe fir, al votez pe Nicu Deci da, e o problemă, e o problemă în a general, democrației. a democrației. Da. Doar că poate în Olanda sau poate că în Franța, nu cunosc exemplul Franței, este mai meritocratic procesul din interiorul partidelor. Nu știu, posibil să spun prostii în pe În Franța când se, pre, ultimele alegeri prezidențiale de multă vreme de fapt sunt cu extrema dreaptă ca să toată lumea îl votează pe la da. că nu e extrema dreaptă. Deci, da adică și în Franța e exact aceeași problemă. Da, cred că mă refer mai mult la nivel local, la nivel de parlament, sigur că la președinte oriunde e polarizant. Uh -huh. Cine a știe vorba aia că cine... De toate funcțiile din rest. Exact, cum ajunge omul ăla să fie consilier? Adică mi-ar place un partid care își publică criteriile, știi, domnule, criteriile noastre să fie consilier local, ca la job application, da? Noi căutăm consilier local, USR București calificări, să fi studiat, nu știu, urbanism, arhitectură, business sau economie, să fi avut trei ani de experiență în, nu știu ce, să aibă abilități în Microsoft, abar n adică pui un CV... Hai să zic ce s-ar întâmpla la USR da. sau la într-un partid dacă ai face chestia asta. Ăia care nu s-ar regăsi acolo a zis, a, vrut să-și pună prietenii lui pe listă, Da, aia nu a pus, că eu am, nu știu... <laughs> da, eu a pus Photoshop care știa ăla, dar eu știam uh, InDesign. Sau exact da. ceva, adică da. întotdeauna poți să găsești o... Da. și probleme, probleme de atitudine. Uh, și na, asta n-ai cum să o legiferezi, n-ai cum să o pui într-un set de reguli. Știi? Mm. Asta e singura chestie dacă ai avea un sistem de vot uninominal, într-adevăr, ai putea să ai pe circumscripții uh, să-ți faci o campanie mult mai locală și să te știe lumea și să interacționezi cu oamenii mai mult. Adică asta s-ar putea, s-ar putea întâmpla. Dar ai să ai alte dezavantaje la unii nominal. Adică dacă facem unii nominal în România, ia PSD-ul două, trei din Parlament și cealaltă trime PNL-ul și 25 de ani de acum așa suntem, să știi, adică nu mai. E, da, asta e permanent. Voi, de exemplu, opoziția vine și spune alegeri în două tururi, e mai bine pentru democrație. Da, evident mm -hmm. e mai bine și pentru opoziție. În timp mm -hmm. ce în timp ce PNL PSD zice, da, sigur, dar îi ajută pe ei normal că o susțin. Mm -hmm. Și atunci încerc... Dar vezi că esența nu este sistemul de vot. Esența nu este e, e, sunt regulile care ies după. Mm. Adică dacă după, după un sistem de vot, oricum ar fi el, îți iese, în opinia mea, ceva liberal, un parlament care să voteze măsuri liberale, atunci o strîmi mai bine. Dacă după alți vot ți iese ceva mai socialist, în parere, după părerea mea, atunci o să string mai prost. Adică, până la urmă, ce contează fondul, nu este procesul acesta de luare a deciziilor. Orice proces de luare a deciziilor poate fi viciat. Asta, asta era, să și ce zic. Unele, da, mai ușor decât altele, poate. Dar, da, da, or, oricare sistem din asta și vezi asta și în alte democrații de 300 de ani, în Statele Unite și au toate problemele astea legate de gerrymandering. Chiar recent, uh, Scotus, uh, Curtea Supremă din Statele Unite, a uh, respins o hartă a statului Alabama, cred, care nu mai știu cum făcuseră. Făcuseră ea niște. Da, făcuseră niște. De, de, uita la alea, <laughs> și era da. Circumscriția, o luau în toate da. direcțiile, blocul ăla îl luăm, blocul După ăla altu nu îl luăm. Să te -au prietenilor. Da, exact. Adică era pe față, nu -am, da. am ce să-i fac. Știi? Adică. Um... Na, deci toate democrațiile lumii o să aibă problema aceasta. După mine, cea mai important lucru nu este sistemul de vot, este ceea ce rezultă după vot. Adică doctrina pe care o vei aplica atunci când faci legi. Uh -huh. Și cred că asta e... Na. Statele Unite poate un exemplu uh, un pic un fricoșător, acum pentru România, pentru că polarizarea, nu știu dacă ai fost recent prin SOA, polarizarea, polarizarea din Statele Unite este la nivel extrem. Vă acum câteva zile pe Twitter, era un poll, zicea că un democrat... Uh, doar în 5% din cazuri s-ar căsători cu un republican. Adică aproape niciodată nu o să vezi un democrat și un republican, ar fi excepția să se căsătorească. Și deci mă gândeam, nu știu, în România dacă era înainte PNL și PSD, acum se căsătoresc, presupun că e ok să la guvernare împreună, dar s-ar căsători un userist cu un penalist sau un userist cu un aurist nu știu, poate, adică vreau să zic că n-ar fi, n-ar de neconceput, adică și că de... unii de la ori sunt foști useriști, deci. <laughs> da, e, bine, modelul nu e perfect, dar vreau să zic că la noi nu, aici bă, nu mă căsătoresc cu cineva că el crede că uh, politica social-democrată în România, în timp ce în SUA, în momentul ăsta, dacă cineva zice că e republican, e un turn -off destul de... E mai sănătos la noi, hai să fim serioși, da. Să se să Și cu cât ești mai puțin tribalist, cu atât e mai bine. Am citit chiar uh, acum o lună, așa, era un articol scris de o o doamnă foarte democrată, așa, care, nu știu, a rămas cu mașina în pană și a oprit cineva, un bun samaritan și a ajutat-o și așa și era super încântată și așa și când deodată a văzut că pe pickup up truck-ul era o maga, era o aia, mega, mega, și povestea ea cât de contrariată era că trebuia să-l urască pe ăsta, dar totuși a ajutat-o și era o chestie asta. Păi, omul te-a ajutat, dacă crezi că greșește, explică, îi argumentează, intră într în dezbatere, să urești alți oameni doar pentru că sunt diferiți sau că au alte opinii, nu va ce niciodată la o societate mai bine. Mai e, e, greu de, e greu de, de explicat. Trebuie să trăiești diviziunea din Statele Unite ca să, ca să o vezi, dar uh, în principal sunt foarte multe familii despărțite, copii care nu vorbesc cu părinți sau bunici sau nu se duc la da, da, dar aveți problem, Problema asta nu e a ideilor, e a lor. E a atitudinea lor. În momentul în care tu ai zice nu te chem pe tine că ești liberal și eu nu cred în versiunea ta. Că, că și știi că și în liberalism și în socialism sunt șapte de nuanțe, da? Tu poți să... să, să, să fai să zici gata, să, 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 să strângi așa grupa de oameni cu care vorbești foarte mult și restul urăști. Nu o să-ți ajungi la o societate mai bună. Adică și toate chestiile astea de tip demonizarea adversarilor. Și o să zic o chestie care poate, e, nu știu, o să creeze niște vâlvă. Inclusiv la aur. Nu trebuie să-i demonizăm pe cei de la aur. Trebuie să vedem argumentelor, trebuie să vedem ideile lor, trebuie să explicăm de ce ele vor duce la un dezastru. Dar să demonizezi omul în sine, care, uite, nu știu, sunt unii care au fost foști useriști, ce erau buni înainte, acum nu mai sunt buni, doar că și-au schimbat culoarea tricoului, cam Adică, uh, nu asta este soluția. Nici cu, nu știu, comunism, socialism, fascism, ce vrei tu, da? Deci, nu, nu, demonizarea adversarului, nu, ceea ce au făcut ei istoric, și comuniștii, și ideologia aceasta este extreme, nu face decât să-ți facă pe termen scurt polarizare și pe termen lung să-ți justifice crime și o atrocități. Asta, adică calea pe care se merge în momentul în care crezi că altul este într-o chipare a răului sau că este rău sau așa și tu ești bun, e din start greșit. Uh, that's where you, that, you fail. Și, și nu se re poate ai la fel, știi? Adică dacă unii se credeau că sunt buni și că îi vedeau pe ceilalți ca fiind iar răi, aia a fost o, o greșeală. Asta e o, o critică frecventă pe care a primit-o USR-ul, faptul că S-a poziționat pentru rațiuni electorale în zona antisistem, în sensul că să scăpăm țara de politicieni, să era practic încuraja un vot antisistem, un vot uh, uh, revoluționar în sensul neviolent, adică să-i dăm afară pe politicienii corupți, sistemul corupt. Uh, și în mare, în multe puzunare este, uh, dar încuraja, de asta, nu știu, am văzut ulterior mulți votanți, nu mulți, dar un număr semnificativ de votanți USR început să se revoteze cu aur, în special din diaspora. Uh -huh. din... Dar se întâmplă deja asta, da. Dar da, da, atenție, asta mi se pare că e o distinție mare între a spune sistemul e rău, sistemul înseamnă ce? Sistemul înseamnă setul de reguli, cum suntem așezați. 20 de milioane de români în 1988 aveau un alt sistem decât în 1992, da? Deci sunt aceiași români. Nu erau buni și răi, dată, adică revoluția nu i-a făcut de la răi la bun sau de la bun la răi. S-a schimbat sistemul de reguli. Totodată aveam respect al proprietății private sau începeam să-l re-respectăm, adică uh -huh. s-a schimbat sistemul. Poți să urăști sistemul, eu urăsc sisteme, da. Sistemul fascist, sau sistemul na na național-socialist, comunist, sunt sisteme care au produs foarte mult rău. Suferință, sărăcie, moarte, adică a, au mutilat umanitatea, probabil cu toată potențialul pe care aveau oamenii aceia de a munci, de a produce valoare, de a avea idei, de a avea, de a crea artă, cultură, știință, tehnologie. Adică unde am fi fost acum dacă nu erau toate toate acești milioane de morți, știi? Și asta e, Da, pot să urăsc o idee, pot să urăsc maltusianismul care zice, da, eram prea mulți pe planetă, mai trebuie să omorâm din oameni, că nu avem resurse pentru toți. Bullshit, e, e greșit, e factual greșit și este empiric dovedit greșit. E, <gătâi> e poate, po e poate da. invers acum, că avem prea puțini, ei, iată, ok, bravo, băi. <laughs> da. Serios? Adică, Asta, apropo de ideologiile maltuzianiste. Da. Maltus era economistul care a venit da, cu da. ideea aceasta. Uh, deci, poți să urești idei, poți să. Fără să urești, Fără e, să urești bine. oamenii, da? da deci, poți să. Nu-ți place, poți să. Exact, poți să zici că ideile sunt rele, poți să zici că sistemele sunt rele. Nu e bine să urești în general nimic, da? Da. Uh, dar oamenii sunt, uh, sunt, sunt ceva diferit. Uh, și uite, era discuția asta așa. și doamna Firea, dacă nu era în politică și așa, uh, nu știu, și gestiona ea un, uh, un business sau ceva poate ar fi fost o antreprenoare bună, dar în politică s-a dovedit a fi ceea ce este, nu știu, cu azilul acela al groaze și lucrurile acelea odioase care, pe care le-a, uh, măcar le-a acoperit, nu le-a făcut direct, le-a făcut prin interpus, se zice, nu, e, nu, nu intru în detaliile astea, De adică inclusiv acei politicieni care nu ne plac, pe care îi considerăm odioși, poate într-un alt setup Poate sunt niște oameni foarte, foarte buni. Uh, și lucrul acesta cred că ar trebui să-l înțelegem. Să nu mai demonizăm adversarul, să demonizăm ideea adversarului. Putem să o demonizăm pe aia, asta, -am, e chiar, asta înseamnă dezbatere, să nu fii de acord cu o idee și să o aperi pe alta, eventual. Asta ar fi ideal. Uh, dar să nu mai ducem lucrurile în zona aceea personală. Asta e foarte complicat pentru că acum, știi cum e? Eu eram obișnuit să fiu foarte atent la zona de extremă dreaptă, pentru că extrema, extrema dreaptă așa are, da, rădăcinile în... Uh, genul ăsta de naționalism uh, extrem în uh, genul de, da, deci se plan la practic uh, și în toate ororile care vin de acolo, deci aveam uh, atenție acolo. Acum uh, încep să fiu atent în zona de extremă stângă, în care pe lângă ideile economice Uh, apar genul ăsta de idei care le vedem acum în SUA de genul nu știu silence is violence dacă nu uh, nu știu uh, vii în favoarea noastră în grupul nostru ești, ești dinamic inamic dacă nu, nu crezi cu noi e împotriva noastră uh, cam deci uh, da. știi cum e, e ideea uh, horse theory în care extremele politice practic sunt foarte apropiate e spectru așa se diferențiază mm -hmm. și la, la, la extreme se, se întorc înapoi înspre, înspre se, se apropie una de alta eu aș zice aici cumva știu cum e modelizarea ideilor ideile politice, filozofie politică sunt foarte complexe și mi se pare că modelizarea lor sub forma unei axe sau chiar a două axe se, se tot, sunt tot da. felul de modele în care încearcă sau horseshoe, cum ai zis tu, că de aia, da. uh, Mi se pare că toate sunt reducționiste. Mm, că sunt Orice modele e imperfect, dar pot fi utile, știi? Ne, asta, pot fi da? utile, de acord. Dar aș zice că extremele acestea de fapt au mult mai multe în comun uh, decât uh, au în, uh, în opoziție. Și uite, un economist uh, liberal care... Mises, uh, Ludwig von Mises, care... Uh, el avea o, o zicală că... Um, Mă rog, are multe citate și unul dintre ele este că cel mai mare coșmar al unui socialist nu este să guverneze un liberal, Că te lasă în pace, ci să guverneze alt socialist care nu e de acord cu el. Mm. Că ăla îți va impune niște lucruri, că ideea e, mă rog, în liberalism e să nu impui altuia cum să-și trăiască viața, să mm. nu vii cu forța în viața altuia și să o guvernezi tu să sau să o guverneze el sau ea. Um, și cumva, chestia asta cred că mi se pare că e, e importantă de, de înțeles. Și uh -huh. aceste extreme, de obicei, de aia se urăsc. Pentru că, uh -huh. eu, de fapt, sunt, în opinia mea, sunt toți socialiști, și extrema dreaptă, și extrema stângă, și folosesc termenul acesta pentru că are o semnătate Vor organizarea societății, planificarea centralizată a resurselor, planificarea centralizată a economiei, mm. uh, doar că nu sunt de acord pe niște nuanțe câteodată, internațional-socialism sau uh, național-socialism, alte, sau alte diviziuni. Dar dacă ne uităm la programele lor și la ideile lor, uitați-vă în Franța, între la France Insoumise, care este stânga mm. acum, a Melenchon, și Rassemblement uh, National, deci dreapta extremă și așa. Uh, pe multe chestii, mai ales pe economie, sunt, sunt acolo. Mm. Adică de la naționalizări, la lucrurile pe care trebuie să le, știi, să le, să le recentrezi în jurul statului, ce asta, piețele financiare și toate astea ne-au luat suveranitatea și așa, o, noi. Știu că axa, axele astea nu-ți plac, că sunt reducționiste, dar practic cea mai relevantă axă nu e aia economică. Din știi testul ăla de are două axe economică și e aia de autoritarism. Adică aia mi se pare mie dacă, Foarte bun modelul Dacă era. scap de flaf economic policy da. Cum facem asta, care cu aia rămâi mm. Știi? Cât de mult are statul, control și putere să-ți intervină în viața ta sau nu are. Da, dar aia, aia presupune o distinție între economic și social. Uh, da. Uh, care s-ar putea să fie mai blurry decât uh, decât pare la prima, la prima vedere. De exemplu, legalizarea drogurilor. Ți se pare că e o chestie care ține de economie sau de social? Că sunt bunuri. Uh, de social, fără discuție, pentru că acolo problema... Ori sunt bunuri. Da, da, acolo, da, ok, sunt de acord că nu poți să le, să le scoți din osmoză, e, e, da. E mai blurry, the, da. the, the, the line between them e, e mai blurry, dar sunt de acord că dacă ar fi să aleg o modelizare din asta grafică a ideilor politice, ar fi mai degrabă aceea. Da, da, da. o da. să vorbim uh, spre final și de droguri cu uh, uh, năspirea pedepselor uh, în România. S-a făcut. A... Uh, 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 S-a făcut și năsprirea, nu numai că vom vorbi mai <laughs> da, despre S-a făcut că vom vorbi. Da. Hai, hai să încheiem cu, cu USR. Vine 2024, candidezi din partea USR în continuare, pleci, nu știu, la alt partid, îți fondezi și tu ca colegii tăi sau rămâi acolo și ești, ești nu, pe Nu, cred că singura șansă pentru 2024 pentru a schimba ceva în România este USR. Din păcate, celelalte partide n-au șanse și din cauza sistemului de vot. Mi-aș dori ca Partidul uite, Reper. Al Benga, uh, Reper sau altele să aibă o șansă, dar ele în structura actuală nu au nicio șansă. Singura șansă este ai prin unitate uh, și unitate care să te scoată peste pragul de 5%. Mi-aș dori deci... să intre Reper în Parlament, că ar fi uh, o poziție mai largă, un spectru mai, uh, mai larg acolo, că în momentan cine e în opoziție? Aur și USR? Mai e cineva pe acolo? Aur și USR. Există pe sau nu e PNP PNP în Parlament? nu e în Parlament. Nici no. nu există în Parlament, da. No. Deci... Uh, Practic, da. Dar, atenție, uh, mi se pare că te-ai văzut și ce idei susțin. Că, na, eu nu sunt de acord cu multe din dintre foștilor, de la reper. Foștilor, da, foștilor colegi. da. Da. Ok, uh, rămâi în USR. USR o pe domnul Dan la primăria capitalei. Și mai probabil, nu știu dacă e o decizie oficială sau se discută, se joacă minge. Uh, nu e o decizie oficială, dar ce pot să spun ca vicepreședinte al filialei este că probabil, foarte probabil că da. Mm -hmm. Deci, e cea mai bună opțiune care se prefigurează acum, chiar dacă avem chestii de reproșat, chiar dacă nu suntem de acord cu tot ce s-a întâmplat și cu tot ce se întâmplă, da. E Bun. Probabil susținerea noastră. Te scutezi de subiectul București pentru că, să spun sincer, mă scutești și pe mine că avem o listă lungă de episoade la Dialog lui despre București. Astăzi îmi iau liber de la problemele orașului și vreau să vorbesc un pic despre societatea românească, un pic mai larg. Ne uităm pe statistici, da, am văzut și noi mimurile alea cu Tigru economic, cu economia bubuie, cu... Dacă ești pe Reddit, nu știu dacă stai pe Reddit, mai mai intru acolo. Pe RomMims și pe România. Economic, puterea de cumpărare crește. PIB, PPP... Crește, în special zonele urbane Sunt la 150% din PIB-ul european Ajustat Suntem o poveste de succes economic Dacă te uiți pe, pe cifre Dar avem și cea mai mare rata sărăciei Din Uniunea Europeană, mulți copii care se duc flămânzi la culcare Vedem bătrâni care sunt la limita sărăciei Sau subia cu pensile care le au Sunt două imagini complet diferite De ce nu e prosperitatea din indicatorii ăștia economici Răspândită mai larg în societate Întrebare de premiu Nobel pentru tine, te rog <laughs> Pentru că nu avem un sistem economic bun pentru că prosperitatea aceea ne-a venit foarte mult ca urmare a unor sume care au fost injectate în economie, mai ales prin zona de fonduri europene. Cu cât ești mai aproape de intrarea de fonduri europene, dacă îți faci un business fâl pe fonduri europene sau pe bani de la stat, dacă, cu cât ești mai aproape de 500 aceștia de putere care au distribuit fondurile acelea, cu câte e îmbogățit mai mult. Și poți fi și în public și în privat, adică poți fi și firme care fac numai, nu știu, fie consultanță, fie servicii pentru cei care fac chestia aceasta, fie, nu știu, construcții și așa deci mai crezi departe. Deci, cred că ai e concentrată, crezi că e vorba de inegalitate sau e o vorbă de. E de inegalitate, este și de concentrare, dar e mai e mai larg. Noi am fi putut să avem un sistem mai bun care să ne dezvolte pe toți. Și mai e o statistică pe care n-ai spus-o și mi-aș fi dorit să o spui și ce spun eu atunci, uh, care este. Sărăcia e o, e o chestiune uh, economică studiată și care are multe valențe. În general, poți să justifici sărăcie. Știu că sună urât, dar dacă cineva, nu știu, e bolnav, are un handicap, nu știu, a fost în pușcărie și din pușcărie, nu, a, nu muncește, uh, poți să justifici cumva de ce este în zona aceea de sărăcie. Cea mai odioasă sărăcie, în schimb, este ceea ce se numește sărăcia în muncă. Sărăcia în muncă înseamnă că, deși muncești, ai, îți faci treaba. Nu mai e leneș. Tu tot ești în sărăcie sau risc de sărăcie. La acel indicator de sărăcie în muncă, noi suntem pe locul 1 în Europa. Și nu doar anul trecut. M-am uitat pe tot istoricul Eurostat. În ultimii, cred că, 15 ani de când e istoric. Sau 10 ani. Tot timpul am fost pe locul 1 în Europa. La sărăcie în muncă. Aia nu mai este vina omului. Aia nu mai e o problemă culturală. Nu mai e o chestie de genul acesta. Aia e problema sistemului. Și eu astăzi și contest faptul că acest sistem nu ne aduce prosperitate. Prosperitatea la care am avut am avut-o foarte mult. Pentru că ce? Ne-am împrumutat, ne-am îndatorat. Am plecat de la 0% datorii după Revoluție, că Ceaușescu a avut blau aceasta, nu zic că e bună, doamne ferește, și am ajuns la 50% din PIB. Fiecare an bugetul este deficitar. În România se vorbește acum de un buget excedentar, ești luat de nebun. Că e avut 5% deficit bugetar, adică în limba română cheltuiești un pic mai mult decât, decât ai. În România acum? Da, 5% 4,4% uh, e ținta și se pare că vom ajunge până la 6-7, depinde de cum merg lucrurile. Okay. Eu, eu fac în fiecare lună, pun o, o situație, o, o prognoză, deocamdată o depășim cu 32 de miliarde, deci ajungem pe la 6 și. Uh, ok, deci cheltuim cam cu vreo 5%, deci din 100 lei, 5 lei noi avem și trebuie să îi împrumutăm. Astea sunt pentru, nu pentru investiții, astea problema, sunt pentru chestii curente de obicei. Cheltuim pentru tot, pe... dar da da, 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 E împărțit, în fine. Da. Atenție, nu, -i, nu -i din 100 lei, 5 lei noi avem. Din 100 lei cam, cred că 20 noi avem. Este raportat la PIB. Dar mm -hmm. ai de 5% din PIB. Deci, de deci, ce se produce? Dar bugetul e evident un procent mult mai mic. De, exact, am Exact, okay. exact, exact. Adică situația e mai dramatică dacă o iei în termen de din 100 de lei, cam okay. <laughs> cu 20 de împrumuți. E da. deja mai, mai trist. Um, deci, dacă am avea alt sistem economic în care am putea să primim și fondurile europene, ceea ce e foarte bine și întotdeauna e bun, dar și să lași lucrurile să se dezvolte, să dai acea bulă de oxigen oamenilor, mai ales celor săraci, mai ales celor de la țară sau din mediul rural, care nu pot suporta la fel poverile din, de la urban. În mediul rural ai mai mică diviziune a muncii, prin definiție, cu puțin mai puțin oameni, ai mai puțină dezvoltare decât la oraș. E, taxele mai mari pe o povară administrativă mai mare, că nu, doar, nu e o chestiune strict fiscală, e mai ușor suportabilă în momentul în care ești mai înstărit. Și e, e zicala aceea. Una este dacă ai un milion de euro uh, salariu să-ți iau 500 de mii, cu restul de 500 de mii te descurci să-ți ai fix aceeași stil de viață pe care l-aveai și înainte. Și alta e un om care ia o mie de lei să iau 500 cu ea 500 nu se mai descurcă. De aici da? ai venit-o cu da. inițiativa cu zero taxe, vom vorbi un pic despre ea în contextul impozitării progresive e un, un exemplu, da. Dar, uh, vream... da, avem inegalitățile acestea, asta vreau să zic. Le avem pentru că, spui tu, impozităm mult salarii care deja sunt foarte mici, anji lucrezi și tot nai ai bani. Da. Aici trebuie să calificăm o, un pic. O, o mare sursă de sărăcie. De. Deci, cum ai spus tu, sărăcia în muncă, da? da? Aici trebuie să calificăm un pic, nu, nu ne e că e o problemă importantă, ceea ce vreau să spun este că noi avem un număr de salari salariați minim mult mai mare ca țările din jurul nostru dacă Cred că e dublu cât Bulgaria, mult mai mare ca Ungaria. Și aici îți pui o întrebare. Dacă ăștia pe salariu minim chiar atâta câștigă? Sau sunt și oameni acolo băgați în statistică care și-au salariu minim pe IMM și și-au restul din dividende? Dacă sunt oameni care și-au salariu minim și restul și-l primesc în plic? Și atunci trebuie să vedem care e dimensiunea reală a fenomenului de sărăcie în muncă, care sunt sigur că rămâne semnificativă, uh -huh. dar care probabil e mai mică decât ne arată statistica din cauzele plicului și preții la negru. Da, dar de ce există? se numește muncă la gri. Da, uite, jumătate. Da, Fă experimentul acesta cu un străin. Vorbește de muncă la negru, muncă la alb. Înțelege foarte bine că e peste tot. Dar vorbește de muncă la gri. Și vezi că unii dintre ei nu înțeleg. Ce înseamnă asta exact? Mm. Pentru că e specifică nu doar României, dar mai ales României, țărilor care au impozitarea muncii foarte mare și atunci te încurajează să faci genul acesta de ilegalități. Sunt mișmașuri, nu sunt optimizări. Astea au trecut de, da, da, de linia aceea sunt optimizării. Peste... Sunt peste optimizare, sunt ilegale, da? E evaziune. E, dar o faci pentru că povara fiscală e atât de mare încât alt minte nu mai fie nu mai muncești, fie nu mai angajezi, depinde pe ce parte a baricadei ești. Și asta este iarăși o tragedie. Și asta se întâmplă iarăși din cauza acestui, acestui sistem fiscal care nu e propriu. Atenție, ce alte țări nu fac așa. Fie că au impozitare progresivă, pe care nu o susțin. Eu susțin că tu mai zero taxe pe salariu minim e o salvare a cotei unice. Dacă vrem să... Dezavantajul cotei unice e exact asta, ce ziceam, că pune aceeași povară pe la bogat ca și pe la sărac. Dar dacă vrem să salvăm, avantajul e de birocratizare. O reții la sursă, e foarte ușor de colectat, e ușor de uh, luat în calcul și în business plan și în calculul economic și toate astea. Nu e, e un, mult a, lucru. un avantaj competitiv când te uiți la investiții, unde te duci investești, da? Te alegi da, deci sunt multe argumente pentru cota unică. Dar uh, întrebarea la zero taxe, practic, zero taxe, pe uh -huh. scurt, dacă am înțeles corect, este ideea că salariul minim n-ar trebui să fie uh, taxat pe, pe venit. Adică ai plătit de la 45% cât plătești în prezent, cât ai plătit, nu știu, 30% contribuții și chestii de genul ăsta. Nu. Spunem no. tu. No. No. Dar eu așa Exa am înțeles, uh... înseamnă, În primul rând, înseamnă pentru toată lumea. Nu este doar pentru cei care minim. Adică și pentru un director de bancă, și pentru un it și pentru oricine ar avea echivalentul unui salariu minim, care e 3.000 de lei acum, nu ar fi supus niciunei uh, forme de taxare. Deci nici contribuții sociale, nici uh, mic. medical? Absolut Deci Absolute îți mic. cât 3.000 de lei în buzunar, da. salariu minim. exact. Dacă ai avea salariu minim, îți iei, îți iei 3.000 de lei în, în, în buzunar. Okay, am înțeles. Dacă și ai 3.000 de lei, 1, pe un leu încep să fii impozitat. Cu exact cotele de acum, cu 45%. Și argumentul este următorul. Faptul că de fapt, nu contează cum denumești tu contabil și juridic prelevarea aceea. Dragnea, de exemplu, ce a făcut este că el tocmai a redus impozitul, a redus ce se numește impozitul și a crescut contribuțiile. În final, toată lumea plătea la fel, primea la fel, statul primea la fel, plătea la fel. Deci, nim nu s-a schimbat decât denumiri. Uh -huh. Pentru că, de facto, degeaba îi zic eu, taxă, impozit, contribuție. Ok, juridic, ele sunt specii diferite, dar, de facto, pentru om, impactul este exact același. Adică, dacă muncești o mie, iau -ți jumătate. E, asta îți creează, de acolo îți creează stimulente. De evaziune, de a nu munci, de a sta la negru, de habar n-am ce, de gri, de oare. Uh -huh. uh, asta trebuie schimbat. Uh, nu de, și în plus te uiți și cum arată sistemul bugetar al statului și aici știu câteva că lucrez pe asta de ceva timp uh, ele sunt bugete intercomunicante sunt subvenții între bugete e, până la urmă ce contează e găleata mare uh -huh. când zici că deficitul e 4,4% sau 5% sau cât o să fie până la finalul anului uh, zici pe buget general consolidat, nu contează că stai că s-au dus banii la sănătate dar erau nevoie la pensii, dar să-i trimite da. la educație sau nu știu ce, sunt aceiași bani îi redistribuim oricum apoi între gălezi. Și asta se întâmplă în fiecare an. Și s-a întâmplat de când în lumea, adică nu e, nu e chestie nouă. Faptul că noi numim lucrurile diferit nu înseamnă că ele, de fapt, nu se duc banii în, aceeași găleată și în da. aceeași tot. Deci da, eu aș susține exact această reducere de taxe, și aș susține și faptul că trebuie să reducem cheltuielile. Și chiar anul acesta, pentru prima oară în istoria țării, am făcut un buget întreg paralel al statului. Adică, care să știi că e o muncă mare, dar, dar frumoasă. În care, care arăți linie cum ai fi cu linie. Putut? Da, linie cu linie, cum putem să facem zero taxe pe jumătate din salariul minim. Că noi și atunci când am propus măsura aceasta, am zis să se, să se întâmple treptat, gradual. Și puteam și cu PNL-ul la vremea aceea să facem un calendar. Nu vrei tot. Hai, 200 de lei, 300 de lei, 400 de lei, Facem, începem un calendar, bendim, mergem treptat înspre ideal. Putem să o facem degresiv, putem să facem, sunt multe detalii și scenarii de implementare. Nu trebuie să reinventăm roata, ne uităm și noi ce fac și alții în alte țări și cum au făcut și alții în alte țări și imităm și noi același Ex lucru. Există alte țări da. care au uh, zero taxe pe, salarii? Uh, Sau pe salariu minim? Nu pe salariu minim, dar au pe, diferite, pe diferite nivele. De exemplu, uite, UK are până la 12.500 de lire pe an. Mm. Zero tot. Întrebarea, de, și -am, deci nu sunt nici domnul Friedman n-am nici doctorat, nici Nobel în Azi. economie, ceea ce mi-a ridicat un semn de întrebare este că sunt două idei care nu sunt compatibile în capul meu. Odată spui că nu susții uh, impozitare progresivă, uh -huh. dar în mod automat în România cu baza de impozitare e atât de mare la cei cu salariu minim, pentru că sunt atât de mulți, adică din ăștia 100 de lei să spunem că e bugetul nu știu, 30 de lei ce, sau mai mult vin din zona de salariu minim, plus că salariul mediu e foarte apropiat în România de salariu minim. Deci e o problemă, mai mulți bani vin de la ăștia care câștigă puțin, asta e ideea la buget, uh -huh. pe, pe salarii. Um, dacă scazi baza de impozitare, adică dacă ai mai puțin bani, trebuie să iei prin altă parte, că nu poți cheltuielile să nu le mai faci pe știi, pe ce salvezi la ăștia cu salariul minim. Și atunci, în mod automat, trebuie să-i taxezi mai mult pe aia care au mai mulți bani. Adică devine de fapt o impozitare progresivă dacă nu mai impozite salariul minim. Uh, două lucruri. O, o ai făcut o presupoziție pe care aș contesta-o puțin. Aș zice, uh, cel mai mare aducător la bugetul de stat, deci nu bugetul general consolidat, la bugetul de stat este TVA. -ul. De -a să știm. Deci, de parte e cel mai mare aducător. De aia e acum ce discută e să crească tva ul uh, și, Dar să ia șapte miliarde de ea care nu iau în fiecare an care e. Gapul de TVA? Să-l ia jumate din o, dacă au nevoie de bani. <gri> păi, nu? da, dar cine ia banii ăia? Păi, da. Aceleași grupuri de interese care s-au opus în general. Dar da, reforma. asta mă enervează. Adică, când vrei să. Ia Vinul la nivelul de colectare care îl are Italia, că și ei au probleme de corupție? Aici e o discuție întreagă și sunt total de acord. În general, când au început, când a fost prima oară jihadul fiscal, dacă mai țin minte în vremea lui Ponta, în, în România, au început cu oamenii intrau peste băbuța care vinde de da. verificau câți bani are în buzunar, ăla, <laughs> -au găs găseau cu 3 lei în plus pe casă și le închideau afacerea. Adică, până la urmă, statul român a fost păgubit din chestie. Că... Da. Deci a fost o chestie absurdă și au început. Problema de la ala de jos, problema nu este băbuța care vinde pe tunjel, problema e la care uh, învârte cu scheme, carusel, uh, facturile. Dar asta nu s-a întâmplat de ce? Pentru că băiatul ăla care face lucrul acesta, el are niște pile, el nu știne doar banii pentru el și uh, știm și noi cum arată chestia asta și culme, că se mai întâmplă și în alte țări, dar la noi se întâmplă mai mult Deci da, eu sunt total de acord cu chestia aceasta dar atenție, ei cresc TVA-ul tocmai pentru că din tva li se, li se aduc foarte mulți bani repede. Uh, TVA-ul este, este un impozit regresiv. Adică, apropo de, discute, de discuția și cota progresivă a domnului Ciolacu, uh, regresiv înseamnă că tocmai păra săracă îl afectează mai mult. Uh -huh. Că, nu știu, la alimente, la ce mai discute acum, când n-am încă finalizat, să vedem ce taxe o să crească. Da, uh, la cărți am văzut că vor să La crească. cărți, da. Sau, da dacă, deci, dacă crește veau în general, cei care au venit urmari nu-și consum, își consumă o porție mai mică. Dacă ai un milion de, de euro pe, pe lună, uh -huh. poți să-ți garantezi că consumul tău și dacă te lăfăi, nu-ți depășește 5%, nu știu, sau, na, restul, nu știu, investești, îi pui deoparte, ai, ai alte întrebări. Îmi imaginez că da? sunt oameni, nu știu ce, <gântuie> îmi imaginez că sunt oameni care... Deci ești... cumperi iaht odată, da. a doua, lună nu mai cumperi. Câte știu, Ferrari știu, poți da, să da, ai Câte da. poți exact. Deci, ideea este că tu, în momentul în care crești un impozit pe consum, le afectezi predominant pe cei mai săraci. Și crezi în continuare exact aceeași problemă pe care, de care ziceai și tu mai Poți mai probabil diverse, să faci o da. repartiție acolo la consum, să-l să pe chestii de lux, că ție, ai ceas de nu știu cât, câte mii de euro sau mașină de nu știu ce nivel, adică ai putea să ai o o, o clasare acolo. Da, se face și lucrul acesta, dar se știe, de se știe că în și impozitele acelea, dacă luăm Friedman, de exemplu, el face o analiză da. pe chestiile astea. De exemplu, e un motiv pentru care piața auto sau firmele auto franțuzești nu s-au dezvoltat la fel de bine ca cele auto germane. Mm. Uh, și partea asta cu impozitarea luxului e una dintre ele. Adică, pe jo. Zicea chestia asta des. Adică faptul că cei din germane puteau să facă inițial modelul era de lux, accesibil numai bogaților, dar apoi se democratiza acea tehnologie sau acea da. tehnică, i-a ajutat foarte mult. Dar nu, nu intem să asta, vreau doar să mai zic o chestie. Nu mi se pare că e impozitare progresivă. Pentru că rămâne cotă unică. Adică ai toate avantajele cotei unice. Peste deducerea aceea, tu pur și simplu ai o sumă care îți scade baza impozabilă. Deci tu cum poți să scazi impozitele într-o țară? N-ai decât două feluri. Fie scazi cota, și atunci, nu știu, nu mai e 10% impozitul pe venit, e 8%. Dar uh -huh. în cazul ăla, cine are salariu minim o să aibă câțiva lei în plus în buzunar. Ăla care are un milion, ăla o să aibă o tonă de bani în plus în buzunar. E clar că ajută mai mult economia, poate, dacă el lăsai eluia el mai mic și la mai mulți. Da? Uh -huh. e, reducerea bazei de impozitare, ca să face zero tax pe salariu minim, se reduce baza de impozitare cu un salariu minim. Spune băi, salariu minim mic cât e, că nu e mare, da? la standarde internaționale, măcar să nu-ți mai, să nu mai ia statul jumătate. Și culmea e că am găsit, găsit și în doctrine de uh, fiscaliști, de avocați fiscaliști și de profesori de, drept de fiscal, care scriu exact chestia aceasta. Dacă, stat, dacă salariul minim este o politică socială, de ce ți-a statul jumătate din el? Adică e și o întrebare foarte legitimă. Uh -huh. Și singurul motiv pentru care ți-a este ce ai spus. Este faptul că, de fapt, îi colectezi mai ușor de la, de la cei mici care poate să-și optimizeze mai greu. Tu când, faci un, când ai un milion de, de euro venit pe lună, păi poți, să -ți angaj, poți să dai 100 de mii unei case de avocaturi să-ți reducă, și de, de fiscaliști și de contabili, să-ți reducă sarcina fiscală, că Merită, adică dai mai puțin lor decât uh, ai da, da în total. În schimb că dai un salariu cât cât adică la la, la nivele mai mici de salariu nu mai rentează să plătești pe cine să începi să faci optimizări. Suporți taxarea, suporți povară. Ori asta zic că schimbarea asta de nu e doar o schimbare fiscală, e o schimbare întreaga a economiei faptul că s-ar întâmpla lucrul acesta. Adică deodată ai face munca bine plătită. Deodată ai facem munca, ai, rezolvat problema aceasta a penuriei forțe de muncă, care din România acum pleacă. Pleacă sau stă pe șomaj, stă pe asistență sau la gri sau zilier și așa mai departe. Adică care nu sunt soluții pe termen lung și nu sunt soluții care să-ți dezvolte o, 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 forță de muncă productivă pe viitor. Și efectiv, asta e un rău pe care ni-l facem singur. Nu ni-l face nici Rusia lui Putin, nu l face, nu știu, habar n-am cine. Ni-l facem, este, este e codul nostru fiscal, pe care am putea să-l schimbăm mâine. Noi, singurul lucru care e reglementat la nivel european e TV. Vreau. și am putea să reducem din cheltuieli, am putea să facem lucrurile acestea. Deci doar este, să vrem... ca, ca să uh, îmi adresez propria nedumerire, Așa. Uh, măsura ta este în mod necesar asociată scăderii cheltuielilor, pentru că din nou, uh, numărul de lei care ajunge în final la buget, dacă uh, creștem uh, uh, baza peste nivelul ăsta, trebuie să scadă în mod necesar. Sau măcar nemai creșterii cheltuielilor. Adică, dacă te uiți la cât crește cheltuielile clar... an de an... Uh, ai impactul acolo. De unde faci diferența? Deci diferența care nu mai taxezi în ăștia 3.000 de lei, 45% de unde, mm -hmm. o, unde o găsești? Banii ăștia de unde îi aduci? Că Ia, ei, tot acolo trebuie să ajungă. Eu am, eu, eu am pus de mai multe, adică de unde tai. Asta e întrebarea? De unde tai sau de unde găsești să... Să-i aduci. Să-i aduci, da. Nu, e de unde... Noi am făcut... Dacă este să-i de aduci... Deci tu ești poți pe tai, da? Adică asta e soluția. Poți să-și aduci. Poți să-și crești impozite pe capital, pe proprietate, pe alte lucruri. Ideea este să-i ajuți pe oamenii aceia care sunt cei mai nepregă... sau care suportă cel mai greu impozitarea. Și care mm. vor suporta cel mai greu povara fiscală. Adică e e o societate, e o marca unei societăți bolnave să pună povara pe cel care poate suporta cel mai greu. De acord. Și, da, e, dacă suntem de acord cu asta, cred că eu, de acord totul de acord. Eu cred că măsura e, e, aș fi în favoare mai mult ca sigur, dar aș vrea. Adică ce n-am văzut este când vii și spui, ok, dar nu-și cresc taxele pe proprietate și cresc taxele pe dividende și de acolo ne am făcut, noi diferența și nu schimbăm cota unică. Ea, într-adevăr, rămâne cota unică. Uh -huh. Asta mi-a lipsit mie din. Recunosc, n-am studiat în deplin, eu poate tu l-ai scris în mii de pagini. Nu să, să trimis, uh, no, am scris foarte frumos, sau ce puțin eu sper că e mai user friendly, bugetul pe care l-am făcut, deci putem tăia de la pensiile speciale. Evident, marele candidat. Și n-am pus, pus o presupunere nerealistă că le tăiem pe toate deodată. Am zis tăiem o parte, o 25%. Nu putem să ia nici măcar 25% din pensiile speciale, măcar atât se poate face, știi? Adică nu, nu asta a fost o problemă, cred eu, zic eu. Uh, schemele alea de afaceri pe banii statului. PNDL -ul. Noi, când am ieșit de la guvernare, usr ul mai ținite pe ce am ieșit, era programul acesta, Angel Salim, Angel Salim PNDL3, el de 50 acum, de miliarde no? de 3. Se, se dau, se. Da, da, da. Uh, și care, atenție, după ce am plecat noi, a crescut de la 50 la 65 de miliarde de lei. Asta este un instinct, mi se pare, care lipsește societății civile din România. În momentul în care aude de o reducere de taxe, întreabă de impact, dar în momentul în care aude de o creștere de cheltuieli, hello, n-ar da. trebui să întrebi la fel impactul. Deci, e, e tot un impact. Uh, și toate lucrurile acestea adăugate, să știi că îți fac chiar mai mult decât, uh, decât impactul măsurii acestea. Care atenție, e un impact strict contabil. Pentru că, în practica lucrurilor, tu ai în economie ceea ce se numește o curbă la fer. Curba, uh, zic uh, pe scurt ce? Te rog. E ideea că dacă statul îți zice 0% impozit, statul colectează 0. Oricâți bani ai face, el e 0%, 0%, orice e 0. Dacă zice 100% impozit, tu ai zis, păi ce muncesc ca să dau totul la stat? Nu, lasă-mă în pace. Da. Stat colectează 0. Undeva între 0 și 100 e cel puțin un maxim. Uh -huh. Cu cât crești. Uite -te ce s-a întâmplat cu cota unică. E că e un experiment fiscal foarte bun în România. Înainte de cota unică aveam impozitele între 18 și 42%, cotă progresivă pe salarii. Apropo mm. de cei care zic România nu poate că nu are capacitate. Poți să o facă cum o făcea înainte, că avea capacitate mai proastă înainte decât are acum. Deci nu, e, nu asta e motivul pentru care ești contra cote unice. Dacă cred de. că că colectarea ar scădea față de prezent dacă păi trecem da. la cota unică. Da, dar de ce ar să cădea? Pentru că oamenii ăia deodată, s-ar ascunde și ar zice eu, eu nu mai plătesc. Uh, îmi fac mișmașuri prin alte țări sau îmi găsesc eu mod mod de a-mi factura pe un, o micro-întreprindere sau văd eu ce. Sau fac, la da? negru, îmi dai banii și eu fac și da. ce mai. Nu trebuie da, să fie. Da, exact aceleași discuții erau și atunci să știi. Dacă te uiți, deci, cota, istoria cu unice era foarte foarte interesantă. Au zis de unde o să rezolvați problema impactului, de unde o să scoateți bani, ne prăbușim economic, ne duceți în zid. Și ce s-a întâmplat? Uite-te, în termen de procentaj din PIB. Primul an, după ce au introdus cota unică, au scăzut în casările, în procentaj din PIB. Dar în următorul an și în fiecare an de după, până acum, au fost mai mari decât au fost vreodată cu cota progresivă. Mm. De ce? Pentru că oamenii pur și simplu au zis ok. Păi, așa, așa sunt ok să plătesc, să dau banii acești. Uite, inclusiv pentru experimentele astea fiscale din uh, construcții, la agricultură, doar de la 1 ianuarie și n-am apucat să mă uit. La construcții, statul român scoate mai mulți bani cu facilitatea de construcții din industria construcțiilor decât s-a scos vreodată înainte. Când le lua 45% ca mm. și acum le ia 22%. Da? Păi, Adică, pentru că foarte mulți oameni și mi-au zis și mie, constructori, nici nu se mai rentează, de fapt. Adică, câștigi cam 5% dacă îl angajezi ăla la negru, păi pentru 5% nimeni nu-și bate capul. Nimeni hmm. nu-și ia riscurile și uh, consecințele potențiale ale unui infracțiuni de, de, deci de pe scurt, fiscal. taxe mici și clare, lumea le plătește, taxe mari și complexe, lumea le da. Și România plătește. nu are o problemă de, 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 de taxe mici. România are o problemă de colectare mică, care vine mai ca urmare a unor taxe aberante. Adică, inclusiv impozitul pe profit. La noi e 16%. Păi, în jurul nostru, la Bulgaria e 10%, la Ungaria e 9%, în Irlanda e 12,5%. Hmm. Adică, de ce ar plăti cineva 16% în România? Sunt motive. Da, forță muncă mai ieftină, poate mai un... Țara mai mare, o... economia crește mai repede. Mă în Irlanda? Decât în Bulgaria. <laughs> A, decât în Bulgaria, da. da nimeni da, nu păi, se... Să, da. Nu e un lucru monocauzal. Nu te uiți doar la asta. Da. Te uiți și la asta. Dar ideea este că noi nu avem impozite mici. Noi noi avem colectare proastă. Și este o, o, o foarte diferită problema noastră. Crescând impozitele, nu-ți crești colectarea, din potriv. Avem impozite mari pe salarii, avem impozite foarte bine comparativ pe capital. Dacă primești dividende în România, dacă ai proprietăți în România, dacă primești chirii în România, față de multe state europene, față de majoritatea România este un loc mai bun comparativ. Să știi că nu ne neapărat și ce puțin nu de la 1 ianuarie. Până la 1 ianuarie mai aveam, mai aveam niște deduceri și lucrurile acestea. Ce dar... se schimbă de la 1 ianuarie spune pe să le stricăm ziua și celor care. Nu, 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 de la 1 ianuarie anul acesta ce, ce s-a schimbat, schimbat deja. De exemplu, imm urile s-au schimbat. Nu? IMM -urile schimbat nu? Și imm urile dar și impozitul. De exemplu, PFA-ul s-a dublat impozitul. Literalmente s-a dublat. Pentru că tu, de fapt, CSS și CSS plăteai pe un salariu minim și plăteai plătești crescut. pe două. Da, -au, au dublat baza de impozitare. Deci s-au dublat și uh, suma, da, suma da, de plată. Uh, pe partea de chirii, înainte aveai o deducere forfetară de 40%, adică puteai să-ți scazi, uh, gen, cheltuielile, nu ca să nu vii cu bonuri, cu astea ce investești tu, da. Zici, a, ok, facem-o, acum gata, nu mai ai absolut nimic din toate lucrurile acestea. Adică, uh, ți le ori în alte țări le ai. le poți pune în continuare pe IMM. <laughs> păi, păi da, dar trebuie să-ți faci un IMM, trebuie să-ți faci un SRL, să pui uh, apartamentul acolo ca să-ți deduci uh, cheltuielile. Dar da. tu dacă ești persoană fizică care pur și simplu închiriezi un apartament și vrei să-l mai zugrăvești, că nu știu, a plecat un chiriaș, s-a degradat, mai cumperi o canapea, un, nu știu ce s-a mai schimbat da. acolo, nu, se mai de, nu poți să-ți deduci asta într-un regim din ăla real în care poți să-ți pui cheltuielile și toate astea, trebuie să-ți faci un serlet, să-ți pui toate lucrurile pe serlet și atunci faci asta, asta înseamnă contabilitate, înregistrare, Dacă e un apartament, n-are sens, dacă ai o devine, da. Bine, da. da. Um, am, am, reținut. Deci pe uh, discuția cu impozit progresiv, pe scurt, Ești împotrivă, dar ești pentru uh, această facilitate pentru cei cu venituri mici, pentru a nu le impozita și puținul care îl primesc. Și aș face nuanța. Contează mai puțin dacă e impozitare progresivă sau cotă fixă. Uh, contează dacă e mică sau mare. Cotă fixă înseamnă mai nebirocratică decât progresivă. Deci, între cele două, da, aș prefera-o. Dar esența este să fie mai mică. Da. Mm -hmm. Ok. De suntem de acord. De atunci <laughs> îți doresc succes în, <laughs> în, în Parlament. Bun. Um, Inflația este în continuare mare. Te întreb o întrebare dacă vrei personală, personal life advice. Tu cum îți protejezi banii de inflație? Ți bagi în titluri de stat, ți bagi în indici la bursă. Ce le recomand ca fost ministru al economiei, ca deputat? Cum, cum, te protejezi? Ai acces la informații? Ești... Am acces la informația publică. Da, la informații. Nu, mă refer la adică ești... No. De... Da, din zona de finanțe. Că, cum Un om ca tine, cum se gândește la treaba asta? Am avut de-a lungul timpului câteva sfaturi economice, financiare, ultimul fiind când am încurajat oamenii să țină banii în dolari, uh -huh. uh, și la trei luni după aceea dolarul atingea maximul. Deci a fost un sfat foarte foarte bun pentru cei care m-au ascultat. Da. Unii și-au ținut banii în dolari mult timp după aceea. Zis, da, da, e, e, e o chestiune și de orizont de timp. Atenție, aș face recomandări de investiții numai în momentul în care sunt foarte sigur pe mine. De exemplu, atunci era destul de clar că Banca Centrală Europeană nu prea avea intenția să înceapă să crească dobânzile, era foarte timidă. Cristin Lagarde zicea una și toți ceilalți o, o atacau, mă rog, o, da. o subminau cumva autoritatea, să zic. Um, pe când la americani era o decizie foarte clară de trebuie să combate inflația și atunci mie mi s-a părut că este un motiv suficient de bun ca să zic, băi, uite, uh, uite ce se va întâmpla. Leu e, e, ținut cu în paritate cu euro, deci cam, dacă eșuează euro, eșuează leu, deci nu e, nu e o diversificare mare să-ți euro. E o diversificare să-ți dolar, dacă consideri că va crește. Um, Dar ce faci, bagi, îți, ai 10.000 de euro salvați din muncă din Atenție, ceva? Eu acum n-aș recomanda neapărat dolar. Deși uh, ieri sau alaltă erau mai crescut cu 0,25%. Dar ți-ai uh, pune așa în contul în bancă și primești dobândă la dolar? 2% pe an sau cât e, nu știu, acum dobândă la un depozit? Depinde. De eu nu, nu, nu mai făcând sfaturi de investiții, da. deși eu au fost bune cele pe care le-am dat în trecut, aș zice în felul următor. E un pariu antreprenorial pe când vine criza. Nu a existat niciodată un ciclu atât de rapid de creștere de dobândă în SUA care să nu fi uh, determinat o recesiune. Stăm să așteptăm momentul cu SVB și cu băncile care s-au clătinat a fost un, un moment de recesiune, dar pe care tot Fedul a venit și a pompat bani de, de a limita toată treaba. Dacă ei continuă să facă așa, atunci da, e bine să spui într-un indice. Și asta este un pariu politic pe care îl faci asupra acțiunii Fedului. Că asta, este, asta este o mare problemă. Că Fedul a fost creat ca să facă stabilitate, da. ori ei au ajuns principal la sură să ei în funcție de ce crede că vor face ei fac și ei și atunci e sursă de instabilitate. Mm. Deci dacă crezi că Fedul va reacționa la fiecare criză de tip Ozibi, pompând bani, atunci țineți bani într-un indice. S&P 500 ce sau apoi sunt riscuri politice și, și alte lucruri care n-am mai poate să și Ai acest? recomanda un da. indice global sau american? Adică ți-ai lu ți lua S&P sau ți-ai lua un indice cu acțiuni din, din jurul lumii, din toate piețele. E bine să-ți diversifici, da între cele două așa. Adică, nu e bine niciodată să spui banii în aceeași toți banii în aceeași oală. Dar, în, în general, diversificarea îți aduce niște câștiguri nete obiective față de a avea toți banii într-o o singură acțiune sau ceva de deci genul acesta. Uh -huh. și, și pe clase de active, zice. Da. da. asta depinde de câți bani ai. că Dacă ai, una ai ai 100 de milioane de euro, ai să ai 100.000 de, de euro. Deci, da. da. Uh, deci da, aș, zice, da. Da. Aș, aș, zice, aș zice, un indice american sau global. Ok. Da. Uh, calificăm spunând asta nu sunt sfaturi financiare, dar ce-mi răspuns tu personal este că dacă ar trebui să-ți protejezi banii de inflație, Claudiu Năsui, nu altcineva, tu i-ai pune într-un indice. Cam da, da, indice sau, bine, apoi mai poți să ai niște clase mai exotice, Bitcoin sau alte chestii, dar să zicem, să zicem indice. Dacă crezi că, în schimb, că va veni recesiunea, atunci trebuie să ți ții în cash. Uh -huh. Țineți în cash în... Uh, titluri care să ți aducă dobândă cât mai ok, care tot va fi sub inflație, dar cât mai cât mai mare, nu aș ține în titluri de companii corporate și toate astea, pentru că vin cu risc specific care e Adică nu știi cine o să crape în momentul recesiunii. Și atunci, eu sunt foarte risk averse. Și da, e o chestiune, sfatul de investiții trebuie să țină cont de persoană, de ce își dorește și de ce capacități are. Că dacă, nu știu, ai copii, merg la studii, <laughs> trebuie să ai banii acolo. Sau, nu da. știu, în funcție de preferința timp, cât orizont, cât viață mai ai în fața ta și toate lucrurile acestea. Deci nu, poți, nu e un one size fits all. Uh -huh. Dar, ce aș recomanda, dacă crezi că vine, dacă crezi că continuă inflația, e mai degrabă indici, dacă și că nu vine recesiunea încă, dacă crezi că vine recesiunea cash. Și apoi e o chestiune care nimeni în lumea asta nu poate să zică va veni acum recesiunea, va veni în trei luni, într-un an, sau așa mai departe. Sunt unii care zic în fiecare săptămână că vine și la un moment dat o să spună că uite, eu că vine. Eu da, da sunt cei care aducătorii de ploaie. Da. Mâine plouă, mâine plouă, a, uite a plouat. Da, exact, da. exact. Bun, Indici uh, in for the win. Uh, spune un pic despre vreau să vorbim un pic de niște idei al lui Andrew Yang din din SUA, nu știu dacă îl urmărești, candidat da, la da, prezidențiale da, da, da. 2020. Da. El vine cu a fost fost democrat, acum a făcut partidul înainte dacă vrea cineva nume de partid în România nu, știu, forward, partid, nu? forward party da, da. Da. Uh, și el vine cu practic două idei mari uh, cea a rank choice voting voting a votului în ordinea preferințelor adică foarte pe scurt, în loc să pui ștampila pe cineva uh, e ca la Eurovision știi? pui uh -huh. numărul 1, numărul 2, numărul 3 uh -huh. și se ia, ok, dacă numărul 1 al tău n-a câștigat, eu simplific nu i chiar așa dar se duce la second se second votul la următorul și tot uh -huh. așa, Deci da se ia invers în mod normal, de se care a fost uh, cel Ultimul mai puțin votat e, da. se dă afară da. și da. se redistribuie da. principiul ăla da. e, deci uh, ca să nu mai situații, deci Nicușor Dan, Gabriel, firea, și îl votez pe Nicușor Dan chiar dacă, nu știu, poate ție nu-ți place, că nu vrei să ia să fie. Așa, mm. poți să pui, nu știu, candidatul tău preferat, Traian Băsescu, mm. pui 1, candidatul de la Partidul Verde 2, după Nicușor că-ți place pe locul 3 și tot așa, până la firea pe numărul 6, mm. să zicem. Asta e o primă uh, prima abordare a lui, avantajul fiind față de tu, uh, vot în două tururi, care este propunerea opoziției, că se face într-un singur tur. Deci nu trebuie să-i duci pe oameni la vot de două ori. Păreri, impresii, uh, cum ai aborda? Sistemul ăsta. Eu am fost pasionat de sisteme de vot <laughs> de când eram în facultate uh, Aș zice că e computationally intensive, adică nu cred că se poate face decât dacă o faci pe un vot electronic, adică trebuie să intri la o cabină de vot, să apeși așa și apoi ca să se facă lucrurile astea ușor, că dacă trebuie să iei efectiv pe, uh, cum e în România pe buletin de vot și se numără și toate astea, apoi iarăși renumărăm și intri într-o Deci Problema e la numărare sau la votare? Crezi că e prea complex pentru votanți sau pentru ea no. care le numără? Pentru numărare Adică ar dura mult mai mult procesul de determinare Atât te se poate, dacă faci, știi cum fac okay, e ca la examen, când faci cu negru bulina. A, și să-ți-l Da, automat. Uh, un sistem de. Dacă reușești să rezolvi problema aceasta, poate să fie o idee bună. Uh, și atenție, nu. N-aș fi conta. Chiar n-aș fi conta și. Zic o chestie, cred că în Statele Unite ai mai multe state care își aleg diferit uh, oamenii. Inclusiv pentru Congresul Federal. Tu n-ai o regulă pentru Congresul Federal cum se trimit oamenii acolo, că istoria Statelor Unite a fost că statele trimit reprezentanți. Cine sunt reprezentanții? E treaba statului. Mm. Uh, Colorado, cred că au chestie chiar proporțională. Uh, bine, au doar puține situri, cred că au doi, de, doi senatori, că fiecare stat are doi senatori și doi da. reprezentanți sau oricum puțin reprezentanți. Alaska, de exemplu, are iar și un sistem ciudat, că se aleg, nu știu cum, top 4 și apoi din ea top 4 votezi, un fel de turul 2 cu 4 oameni. Mm -hmm. uh, și, și, uh, nu, și nu există primaries, adică și democrați, și poate să fie trei democrați, un republican, trei republicani, poate patru democrați. Adică e, e, nu, nu, ai, ai control pe chestia asta și candidează mai mulți republicani și mai mulți democrați, și că da. e un general sistemul de primaries, în care mai care da, în România ar fi ești membru USR și te cheamă la vot liber toată lumea să vedem cine, cine e ales să reprezinte în special pentru președinție chestii de genul ăsta uh, da, Practic da, și adică... acum în USR, se întâmplă la același lucru numai că la noi rata de membership un partid e destul de mică și anul da. nu are o valoare de vin. Și procesul e controlat de partid ceea ce înseamnă iarăși o, influen o potențială influență asupra procesului electoral adică ai, e foarte diferit da. La ei procesul de primaries e reglementat inclusiv de statele membre adică mm. de statele din, din federație în care poate să zic, uite, o facem open primaries, closed primaries, caucus și da. au, au, niște specii de genul acesta. Deci n-aș fi, fi conta Și care era al doilea lucru pe care l-a spus Că mi -a, a zis asta cu... Deci ăsta a fost primul al doilea Este Universal Basic Income a. Care, apropo, Milton Friedman și el e mare fan Dar el e mare fan la modul Nu mai dăm social welfare Nu mai dăm ajutor social la nimeni Toată lumea primește salariul minim Garantat, nu contează că ești mamă cu trei copii singură, că ești da. Claudiu Ministru, Ministru în, în Guvernul României, la fel toată lumea. Asta e varianta libertariană la Universal Basic Income. Uh, ce părere de uh, concept? Milton Friedman, eu că are conceptul de Negative Income Tax. Adică el zice în felul următor. Dacă atunci când faci bani, îți iau, atunci când nu faci bani, trebuie să-ți dau. Ceea mm. ce na, are are o. E o argumentare mai frumoasă, să zic așa. Zice Și el zice că deci sub un anumit nivel începi să, să primești, până la zero, când primești the full amount, mm -hmm. cu cât începi să faci bani, începi să mai primești mai puțin, dar ca să nu ai, să nu ai nestimulent să muncești, adică să fii da. totuși stimulat să, să iei mai mult. Uh, nu, cred în, nu cred în UBI. Uh, cred că, până la urmă, tot munca este cea care trebuie încurajată. Știu că au fost niște experimente pe UBI care au fost făcute inclusiv în Finlanda, cred că a fost făcut unul pe un număr mai mare de da. oameni, și în final, știu cum, e, eu, eu sunt niște reguli în economie, sunt niște legi. Poți să, poți să le ignori. Dictatori eu, cam le-au ignorat. Știi? Adică, da, ca tu să primești ceva pe care nu l-ai muncit, trebuie altul să muncească ceva pe care nu l-a primit. De unde vin banii? Aia? Asta e, Taxa e pe raciune. roboți este răspunsul lui Andrew Yang, o așteptam să, să mă întrebi. Tot trebuie făcut, tot trebuie să facă cine robotul ăla, tot trebuie să-l planifice, să facă un lucru sau altul. Categoric, el vine da. și spune așa. Automatizarea se întâmplă la stadiu mare. La, și în România, dacă la, la fabrica Dacia, nu mai vezi un milion de oameni pe acolo. Sunt niște... De asta arms, robotic uh -huh. arms, brațe robotice care facă mașină, Asta o să se extindă acum ai văzut, nu mai avem nici ca, casieri la mega imagine, pun uh, roboți nu știu dacă ai fost la, uh, scuze, paranteză uh, magazinul Amazon, intri în magazin Da, uh, nu mai ai nici măcar casieri nu mai ai, Nu, da. deci ieși, că te vede pe cameră ce da. produs ai băgat în buzunar și da. aia, te ia pe cont de pe Amazon. Deci automatizarea, automatizarea se extinde în societate, oamenii vor munci mai puțin pe joburi din astea oricum uh, hai să taxăm roboții, zice el uh, cum am taxat, nu știu uh, un uh, un. Uh, un angajat sau să taxăm fiecare tranzacție online. Te, te duci la e blender. Că nu mai om care ți-l dă taxă pe tranzacție online. În fine, genul ăsta de taxe pe automatizare, din aia finanțăm UBI. John Kenneth Galbraith a avut o, un economist mai degrabă aproape de democrație a avut o chestie la un dat. Acum socialismul e posibil. Acum suntem... Astea prin anii 60, da? da acum sau 70. E, a, acum o să meargă pentru că acum suntem mai bogați. Nu, n am mers în Rusia sovietică că erau săraci. Trebuie implementat uh, aici. Uh, nu o să meargă nicăieri, din păcate, pentru că, de fapt, nu asta este problema. Și automatizarea aceea o poți face în momentul în care ai incentivul să o faci, în momentul în care costul este mai mic decât beneficiile ei. Faptul că ea se face va face tocmai, va ieftini produsele. Uh, industria, uh, munca la, la, linie, da? tailorismul și toate lucrurile acestea, automatizarea, îți creează mai multe produse, îți creează mai multe resurse, ceea ce face ca acum, chiar și în Nigeria sau într-o țară din asta, mai săracă din Africa, oamenii au telefon mobil. Da? Uh, care acum 20 de ani erau poate de negândit pentru, sau nu știu, 30 de ani, aveau decât doar super bogății un telefon din da. asta fără fir și așa mai departe. Uh, deci, lucrurile oricum merg în direcția aceea. Faptul că dacă am pune o taxă mai mare, am descuraja exact producția, și dacă am face această subvenție, am descuraja implicarea în, în, în piața muncii, asta îți va gripa. Uh, sistemul productiv și economia. Deci ți-e frică că dacă le dăm bani la oameni n-ar mai, mai avea motivația să se ducă să muncească? Cred că primul pas și cum e ca chestia aia cu pompierul piraman. Haide, înainte să facem asta, hai să-i ajutăm prin a le lăsa mai mulți bani. Culmea e că Statele Unite chiar are zero tax pe salariul Are chiar mai tare. Are subvenții pe salariul Are yeah. EITC se numește. Okay. Uh, Earned Income Tax Credit. În care uh, sub uh, un anumit nivel încep să primești bani de la stat la un anumit nivel nu mai, nu, mai nu, nu plătești, nu primești și la un nivel încep să... Păi să e de luci. asta lui cu... E aproximativ asta. No. Și EITC, să știi că este considerat în ultimii 10 ani cam cel mai mare reducător de sărăcie din Statele Unite sau unul dintre cei mai mari, în funcție de pe cine întrebi. Da? Și astea sunt studiile Fedului, adică nu, nu e un institut okay. obscur care să fi, să fi zis chestia asta. Deci chestia asta mi se pare foarte relevant. Mai întâi, hai să vedem dacă problema asta a sărăciei nu o rezolvăm în momentul în care nu mai facem o distribuții enorme de la sărași la bogați. Pentru că, na, asta este cauza. UBI-ul poate să fie cel mult pompierul care vine să stingă un foc, dar haide să stingem, hai să nu mai aprindem focul în to begin with. Cred că asta ar fi, de fapt, soluția. Și atunci nu ai avea nici măcar uh, discuția aceasta despre, ok, și cât ar trebui să fie UBI-ul și cine ar trebui să-l plătească și toate, toate astea. Și toate problemele legate de taxare mare. Taxare mare înseamnă că o să-ți plece oamenii, o să-ți plece industria, o să-ți plece roboții. Da? ești totuși într-o lume globalizată. Până și roboții poți... placă pleacă din România și păi e capitalul. Să da, știi că capitalul da. merge mult mai, pleacă mult mai repede decât forța de muncă, da aia forța de muncă e mai impozitată, că pleacă mai greu. Mm. Uh, deci dacă vă întrebați dacă Claudiu Năsui l-ar fi votat pe Andrew Yang în alegerile <laughs> din 2020, aveți, aveți răspunsul în... Da, să nu înseamnă că nu-mi plac alte, alte propoziții care au mai, au mai fost spuse, dar nu le mai țin minte acum, dar știu că urmărisem primarele democrate de atunci. Da, el uh. era un tip drăguț, făcea, Cred că de acolo s-a inspirat George Simion, se ducea, la, se ducea cu la tiriș pe acolo prin, prin, și stătea cu ei, cum stăteau ei și înțe, încerca problema să înțeleagă, se ducea un fel de reșița al Americii și a. aveau foste baze industriale și mamă ce nașpa, că nu mai aveți loc de muncă, adică făcea în zona asta, dar el încerca să, să împingă ideea asta de Asta a Iubia. făcut și Trump. Da, bine, da. cred că e The la campaign, da. Da, da, campaign, da, Exact, exact. Da. Uh, bine, intrăm în ultima parte, Claudiu, a conversației noastre de astăzi. Uh, Întrebări despre viitor. Am avut uh, momente mari ca țară, NATO, UE, uh, mare Unire În aceeași categorie, nu mai avem proiect de țară. Se spune, se vorbește, vezi în presă articole de opinie, care e proiectul nostru național? Și poate intrăm și în Schengen, sperăm să intrăm în Schengen cât mai curând. Uh, poate intrăm și în OECD, foarte bine, doamne ajută. Ce mai facem ca țară împreună, tu, eu și restul țării spre ce împingem uh, toți? A zic uh, că în primul rând nu e sănătos să avem un proiect de țară. Deci, da. Uh, nu putem toți să avem același proiect, de multe ori. Care e proiectul de țară al Franței? Sau al SUA? Sau al Germaniei? Libertatea. Nu. Ah, bun, da, Ok, bine. bine. Da, dar asta da, e o aspirație da. la care, la care, pe care o continui tot timpul. Adică, și dacă ajungi la ea, o consolidezi, o aperi. O... Acum, ți-ar ți spune uh, antirasismul, dacă ar fi să îți răspund după ce discursul public, dar, mă rog, asta e. În Franța, Germania, în, SUA? În, în SUA. în SUA. SUA. Da. Uh, da, ai zice că e proiect de țară? Adică you... e, proiect pentru jumătate de țară. Ah, okay. Cearte jumate nu știu ce fac. Um, aș zice că ca proiect de țară înseamnă ar însemna așa concret, dar nu știu, probabil, probabil că o politică antirasistă, să zicem, da, Sau nu știu, legi. Da, adică un obiectiv. Da. Există momente în istorie, de exemplu, pentru Ucraina, proiectul de țară este să câștige războiul. Da? Okay. Adică există momente da, de. Da, vezi? Aici mi se pare că asta zic că proiectul de țară pare a fi o chestie de planificare centrală. De tipul, noi știm mai bine încotro să meargă întreg poporul și toată lumea, parcă vezi, un polician cu steagul și toată lumea în jurul lui care mm. merge disciplinată ca într-un marș comunist. Mm, doesn't work that way. Oamenii au scopuri diferite, au idei diferite și mi mi-sper că e frumoasă diversitatea și, și chestia aceasta. Uh, dar dacă ar fi să avem niște scopuri politice pe termen scurt, aș zice, da, Schengen și zona euro. Deci, astea sunt. Uh, Nimeni nu uh, mai urăște de euro acum în România. tu o zi pe vreun uh, poate, uh, poate uh, da, ta. Da, da. Și da, <laughs> da. Um, eu, eu mai vorbesc despre asta. Mi-sper că ar fi un lucru foarte bun pentru România. Chiar da, și acum, uh, în stadiul nostru de dezvoltare? De, da, da. Pentru că, de fapt, uh, moneda îți dă o iluzie. Tu degeaba tipărești de euro pe o hârtie. Aia nu e bogăție. Aia redistribuție și menținerea unei iluzii. Hai să ne trezim mai repede la realitate și atunci o să creștem pe baze mai bune. Ce ziceai mai devreme, că uite, totuși sunt oameni care sunt în pragul sărăciei sau sub sărăcie și mor de foame și toate astea, dar cu toate astea ai în București, super bogăție și așa. Păi da, asta e din cauza acestui veil care și, și din cauza acestui veil care se pune și care ne, nu ne permite să vedem imaginea reală a lucrurilor. Degeaba se crește pipul pe hârtie dacă oamenii sunt mai săraci. Nu e no questions asked. Adică, uh, și na asta este uh, una dintre lucrurile care ne-ar mai împiedica ar mai puțin uh, redistribuția prin inflație. Zona euro și adoptarea monedei euro, cum, cum ar fi trebuit să o facem acum foarte mult timp, zona Schengen, asta ca obiective politice mici. Și altfel, eu aș că proiectul cel mai bun proiect de țară ar fi ca România să fie cea mai liberală țară din UE. Ok. Am putea. Deocamdată, Irlanda, da, am putea. În mod, adică, ce ai vrea? Să, trei, trei lucruri ca România să fie cea mai liberală țară din noi. Care sunt criteriile după care ne oh. judecăm? Ah, okay. Trei politici. Trei politici ar fi zero taxe pe salariu minim. Mm. Uh, dreptul de a alege în sănătate, dreptul de a alege în educație. Dreptul de a alege te referi că ce avem charter schools, școli private, homeschooling, noi avem deja homeschooling e mafia, meditat, nu mafia, sistemul meditațiilor, industria meditațiilor exact school asta, asta e mare lucru ce ai spus uh, acum. Deci, noi de fapt când zici la urmă de homeschooling, marea mă ajută, zic, a nu, e cum adică, cum să faci asta și zici, păi, zici, păi, meditațiile. E foarte mare. E imens. Dar, e imens. Dar imens ca urmarea eșecului sistemului. E imens și este imens uh, doar pentru cei care își permit pentru că un părinte sărac, nu are bani să plătească și sistemul de stat și meditații și asta este toată tragedia. Și da, e un sistem de vouchere în educație și ce înseamnă dreptul de a alege în educație, asta înseamnă să desfințezi inspectoratele, să lași să apară și mai multe școli și să lași părintele să-și poată duce copilul la aceeași școală, vrea cu aceeași finanțare pe care statul dădea de până acum. 12.600 de lei pe an ar fi dacă împărțim cât să se dă pe educație la, 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 la numărul de elevi și copii. Ceea ce e o sumă destul de mare. Ok, nu e suficient pentru o școală privată, că asta era una dintre, una dintre comparații, dar dacă deschizi și, școala, și piața de școli private, o să apară mai multe, că acum sunt foarte puține, în general, cei care au reușit să combată birocrația și să susțină povara birocratică pentru a deschide o astfel de școală. Deci asta ar fi o, o parte. Și țări din Europa care funcționează așa, da? Finlanda a desfințat inspectoratele în anii 90 și le merge foarte bine. Uh, alte țări au genul acesta de school choice și iarăși le merge foarte bine uitându-ne pe teste standardizate. Asta, apropo, în România, avem ținem cel mai mult copii în școală. Numărul de ore petrecute în școală este cel mai mare din, cred că toate țările OECD, nici măcar UE, deci uh. e super mare. Uh, versus rezultate PISA e un dezastru. Adică, îi chinuim pe copiii noștri, e, e oribil. În sănătate, la fel, demonopolizarea cnas se uite cum funcționează sistemul de sănătate în Olanda, în chiar și în Germania, în multe alte țări, chiar și în Franța. Ai asiguratori privați, ai cele mutuale care mutual de fapt sunt tot asiguratori, doar că funcționează puțin altfel, dar e în esență e același lucru. Trebuie a, să da? spun că pentru că am experiența Olandei, în Olanda merge foarte bine dacă ai asigurare în sistemul privat, pentru că dacă ai asigurare, adică dacă ai asigurare cum are toată lumea, în sistemul public, cozile sunt imense. Adică a, ajungi mai repede la un doctor în România decât în Olanda la un a, specialist. Dat știu că știu asigurator de stat în Olanda. Ești obligați obligați. și ești obligat să-ți iei asigurare. Corect, corect, da. Și dacă corect. ești sărac, te ajută statul să-ți o iei. Dar asigurarea, așa. vezi că haideți să faci o distinție dacă te duci la uh, spital public și au, evident, și mm -hmm. regina da. Maria lor și așa mai departe. Da. Și ideea era că uh, sunt foarte multe povești, în special pe grupurile de români care ajung în Olanda și sunt șocați, uh, orelistul peste trei luni mă primește. Adică da, dar vezi că a... Asta, problemele de, de gestiune ale statului sunt aceleași că sunt în România sau că sunt în Olanda. Mm. Deci, uh, socialismul nu a clacat doar în România. Ok, deci ce vrei tu mm. să spui nu e că. Ok, uh, deci e diferit în sensul că în Olanda nu te obligă să plătești banii la stat, cumva te obligă să ai asigurare privată dar să ai asigurare. Da, eu ce aș susține în cadrul României este plătim același ASS, deci aia care au mai mult plătesc automat mai mult, aia care au salariu mai mic plătesc automat mai puțin, dar fiecare român are 150 de lei pe lună cu care se poate duce la absolut orice asigurator își dorește el. Dacă nu alege, rămâne la CNAS, înseamnă că e ok cu serviciile pe care le primește acolo, dar dacă vrea să aleagă servicii mai bune, se duce se duce altundeva. Și acești 150 de lei vin ca urmare a unei analize bugetare, care sunt exact banii aceștia care se dau pe decontări și lucrurile acestea, adică urgența și uh, programele de cronici rămân la casă. Adică dacă tu ai o, o, o boală cronică din asta care necesită niște. Uh, care o ai deja, preexiste în condition și toate astea, rămâi la casă. Și sunt suficienți bani pentru asta, cel puțin pe analiza bugetară uh, actuală. pe două. 2023. Ok, deci cele trei criterii ca să recapitulăm, practic, vouchere pentru școli ca părinții să aleagă cea mai bună școală, sistem de sănătate în care de, există o componentă privată mult mai mare sau există... Vouchere o componentă... pentru, asigurări vouchere pentru asigurări de sănătate. Vouchere pentru asigurări de sănătate. Și uh, prima uh, propunere de la care a început este... Zero taxe pe salariu. Zero taxe pe salariu minim. Uh, Aceste trei lucruri ar, face o, o, o ar schimba România. Uh, se aud aplauze dinspre cartea lui Milton Friedman <laughs> înspre, înspre masa noastră. Uh, Ok. Cât de îngrijorate de extremism în 2024? Foarte. Crezi că aur... Se pare, adică, aur, acum întrebarea este dacă europarlamentare este pe locul 2 sau ajunge pe primul loc. Asta par să fie adică între penele și aur, acum bătaia, PSD încă e uh, confortabil un pic în față, dar nu se știe, rămâne de văzut uh, în ziua votului. Um, e un pericol mare, te ține noaptea, te uiți așa pe tavan și te gândești ce să mai fac. Nu în adică te ești neliniștit din cauza asta, sau sigur e nasol solda și în Germania au 25%, și în Finlanda au nu știu cât, asta e e trendul în Europa. În Franța au să câștige alegerile dacă ar avea loc mâine alegerile. Da. Um, problema e ce ar face. Adică. Um, Problema este că în România, una este să-ți să vină un guvern care face naționalizări în Franța, care are un capital acumulat mult mai mare decât România. N-au avut 45 de ani de comunism în care să fie, fie sărăcit complet, adică nu o să moară de foame prea curând. Um, și alta este în, în România. Și asta de fapt mie mi-e frigă, faptul că cam în fiecare lună auzi de la Aur uh, un discurs în care se zice că în momentul Revoluției eram a, în top 10 economii mondiale. Da, noi și SUA ce mai Da, adică, bă, a, era Rusia, SUA, Franța, Germania, așa ce mai a, era și România, deci top 10, nu? Uh, și, și auzi discursul ăsta, deci ce e pe față cu naționalizări, soluția este să naționalizăm. Când îl auzeam pe uh, președintele Aur că vorbea de soluțiile la energie, sunt să naționalizăm. Mm. Și de ce exact vrei să naționalizezi? Că 80% din energie e produsă de stat, distribuția e de stat, transportul e de stat. Partea de furnizare e privată și aia de fapt, ce este? Jonglăm cu contracte și citim contoare. Mm. Păi, cea mai puțin importantă componentă a procesului. Mm -hmm. Cea mai importantă fiind producția. Deci, mă, mă sperie ideea că vom merge puternic înapoi și că toate reformele care s-au făcut împinse de din afară în România și care au adus bula asta de prosperitate, mică cât e, vor fi, vor fi reversate. Uh, și e, 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 e și o gândire din asta, era Whig version of history, în care tot ce vine după e mai bun. Mm. Uh, sclavia era, dar e mai bun decât ce era înainte. Uh, feudalismul e rău, dar e mai bun decât ce era înainte. Comunismul e rău, dar e mai bun decât ce era Adică. Și o, o versiune asta, că orice vine după e automat mai bun dacă a venit după. Nu cred că e așa. Se poate, uite, venirea comunismului în România e clar că a fost un lucru rău. E clar că un lucru care a provocat și sărăcie, și suferință, și, și multe alte lucruri. Bine, nu conform ICCJ, ci da, da, Celor trei judecători, da, ICJJ, dar asta e o discuție separată. Um, deci, da, asta, asta e, mi se pare că e o frică și nu e doar o frică, e. o văd venind, știi. Și mi-e mi frică de ce politici vor implementa oamenii aceștia, pentru că riscă să ne ducă rău de tot în spate. Și în momentul acela, o să vedem cu toți oamenii care sunt eurosceptici, vai ce bine că vom fi în Uniunea Europeană, că măcar Uniunea Europeană le mai poate îi mai poate, le mai poate limita prostile și excesele. Văd asta și acum. Că și PSD și PNL ar face niște scheme de afaceri pe banii statului enorme, cu subvenții, cu toate astea, așa, dacă ar fi după ei, dar nu îi lasă comisia. Doamne, ajută! Dar uh, în momentul în care chiar am avea aur ca componentă a guvernării, cum a mai fost? prm a fost în guvernul de Anastasia, era PSD-PRM. O să zic că și ea, Uniunea Națională, nu știu ce, timpul o cere, trebuie să facem. Nu ne vine în țara. Nu ne vine în țara. Clasic, în țara, da. ne vine în țara. Uh, și atunci, da, deci răspunsul este clar, da. Care e soluția la amenințarea aur? Adică, am înțeles, este un pericol, ce e de făcut? În democrație ai un singur lucru pe care poți să-l faci. Să votezi. Să nu votezi aur, să votezi alternative care ți se par mai bune. Ce ziceai cu răul cel mai mic? Eu consider, activând în USR, că nu e un rău cel mai mic, că e un bine. Ceea ce propune USR-ul e bine. Zero tax pe salariu minim e un bine toate celelalte de care am discutat, nu le mai reau, sunt lucruri bune. Uh, asta este singurul lucru pe care îl putem face. Uh, totuși, de bine de rău, trăim într-o democrație. Încă trăim într-o democrație și avem alternative. Votați-le! Asta, asta e mesajul meu. Dacă n-ai putea să votezi USR, pe cine ți-ai pune ștampila astăzi? Păi nu știu, nu știu ce alternative viabile aș avea. Atenție, dacă îți pui ștampila pe alternativă care nu scoate pragul, e ca și cum n-ai vota. Uh, Aș, ai putea să votezi cel mai apropiat lucru care măcar te reprezintă și uh, ajută poia să, 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 să ajungă maicar mai aproape de prag. Tura viitoare poate fac pragul sau ceva de genul acesta. Dar n-aș ști să-ți zic uh, acum. N-aș vrea să zic uh, ceva care să. Da, da. Mai, da. Vede, mai apar partide până atunci, oricum. Uh, încă nu s-a pus toată oferta electorală pe, pe masă. Să știi că asta e o mare problemă, inclusiv pe, adică a, a României. Faptul că ții partidele mici departe. Și prin pragul electoral, și prin alea 200.000 de, semnături, și prin subvenția care se dă. Uite, eu nu sunt fan al subvenției. Aici, Ai atât. vrea tot cetățenii să... A, asta e ideea lui Andrew scuze. Mi-am adus aminte cu ocazia asta, Democracy Dollars, în care statul, în loc să dea subvenții la partide, bazându-te pe numărul de voturi... Sau... Le dă oamenilor și ei aleg. Da, le se de. dau bani, îți dau 500 de lei pe și poți să-i cheltuiești, dar numai pentru partid. Adică poți să zici, dacă nu-i dai la partid, dispare. Nu poți să-l ții. O, sau... o idee foarte bună. și practic primești banii și fiecare cetățean poate să își direcționeze ajutorul către un partid din partea Da, știi statul. ce se va întâmpla. Ce o să vină pe și o să zică șeful de la județul nu știu care, dă că urmăresc intrările și să văd cine a dat banii acum la partid. Nu e mai tare de atât. O să zică șeful, dă la noi și îți dau eu înapoi 450. Dacă <laughs> sunt 500, îți dau <laughs> 450, da. probabil e 50, e am 450. Argumentul tău, deci am zis și o <laughs> da. prima dar mă rog, e, știi, niciun sistem nu e perfect, cum spuneam, da. natura umană. Um, da, oricum, ar fi uh, Ce se întâmplă acum este că subvenția ajută partidele care sunt deja în Parlament să rămână în Parlament. Mm. Și atunci creează apatie și un hurdle. Eu nu cred că usr clar că întotdeauna a fost pentru a diminua aceste bariere de intrare. Um, chiar dacă da, îți vine concurență Concurența întotdeauna scoate cei mai buni din noi. Ține cont că asta era altă critică la USR, faptul că atunci când au venit parlamentarii USR în Parlament, nu mai declarau suma forfetară transparent, știi? Știu că nu trebuie în mod, da, dar nu mai erau cu transparența, o luau și ce făceau cu ea? Să știi că asta este o critică falsă, pentru că suma aceea depune acte pentru ea. Ce puțin cei de la USR depunem acte. Păi da, acte în ce sens? Acte în care am luat-o și am folosit -o? Justifici exact pe ce ai, cheltuit-o și majoritatea o fac chestia asta. Știi unde este o măgărie care se face? Nu la suma forfetar ci la cei care își mută domiciliul în afara Bucureștiului ca să ia o de euro pe cred că, da, e 6000 de lei da. uh, deci peste 1000 de euro pe lună da. în plus, plus uh, diurne de căvii și toate acestea mm. acolo e o, e o zonă și au scris și presa despre lucrul acesta și asta este, da, într-adevăr un lucru care uh, e a limitat penalului după mine, dar da da, mă rog. Uh, Referitor, ca să nu plecăm de la aur, aur are foarte mulți urmăritori pe social media. Și, mm -hmm. și eu sunt foarte tare. Uh, social media game, uh, sunteți, uh, sunteți acolo, dar uh, nu știu, te uiți pe... Bine, spre deosebire de aur, sunt mai di difuzat, adică nu aveți uh, așa un tătuc și îl urmărește toată lumea cu mare aur. Voi, într-adevăr, aveți mai mulți oameni în online care au influență. Cât de mult contează social media în jocul ăsta electoral? Uh, adică te aștepți, nu știu, să vedem acum cu impactul AI și cea GPT și așa mai departe să avem social media să influențeze în mod semnificativ alegerile din 2024, Facebook moare, lumea se mută pe TikTok, cum, cum e landscape-ul ăsta, cum se schimbă din perspectiva voastră? E, e, clar, constatăm o mers, un mers spre TikTok sau spre alte, alte alternative, pentru mai ales pentru că Facebook-ul oprește promovarea, oprește riciu posterior. Adică ele, dacă te uiți, dacă eu mă uit la postele mele, engagement-ul, rămâne procentual același, dar el nu mai e difuzat. Da. Adică de ce să vină pe pagina mea, chiar mi-a zis cineva, dar n-ai mai scris nimic. Și eram, dă click, da. dar nu i-a mai apărut în feed. Uh, culmea e că cumva acei de la Aura au găsit un mod de a ocoli algoritmul și lor li se super promovează postările în mod organic. Deci, de unde nu au acolo. expertiza asta? Ai informații că nu știu, au firme de consultanță super șmechere? Probabil care... că da. probabil că da Evident că nu o să ne zică nou în da. genul acesta. Dar în contextul unui blocaj mediatic care există la adresa USR-ului, sunt uh, foarte puțin posturi de televiziune care ne mai cheamă. Pur și simplu, nu există reprezentant al USR-ului într-un platou, nu există subiectul USR decât uh, peorativ. A fost acuzat un primar USR că nu știu ce prostie a făcut sau da. așa, sau uite ce gropi sunt în sectorul X care e al USR. Uh, Sau uh, Tot timpul e, e doar pe o parte negativă, nu mai ești invitat, nu mai ești, uh, ești acolo sau dacă ești... Uh, Asta în ultima vreme, că până acum n-a mai fost deloc. Ești într-un format din ăla, sunt 10 invitați și ești ultimul înainte de pauză. Și, da, ne cerem scuze că a venit pauza și. Uh, da. um, deci, având în vedere acest blocaj al trusturilor de, de, de media, da, social media e foarte important, pentru că, practic, e singurul loc în care mai poți să-ți expui argumentele poți fi de acord sau să nu fi de acord, dar măcar acolo poți să-ți expui argumentele, să ajungă, să ajungă la oameni. Pentru voi, oricum, da. cred că votanții voștri nu se uită foarte mult la realitatea TV și la genul ăsta de posturi. Poate la, nu știu, Digi se mai uită lumea, dar în general nu se, nu se uită la, la... nu vă descoperă prin televizor. Da, dar nu vrei doar votanții tăi. Că atunci chiar ești într-o bulă și aia a fost. Vrei să ajungi și la ceilalți. Că până la urmă, zero taxe pe salariul minim ar face un multe de bine tocmai pentru cei care îi votează pe PSD care și pe la România, la, TV, da, da. la ceilalți. Exact. Adică, ce o mie de lei în plus pe lună? Păi, iar asta înseamnă să ai putere de cumpărare, să combați sărăcirea. Sărăcirea, nu sărăcia doar. Da? Că noi avem un proces de sărăcire. Eu, eu am. Am zis am chestia asta la un moment dat, cât eram ministru, că România nu e o țară săracă, care să țară sărăcită, pentru că am văzut ce e în ministerul ăla și. Da. Uh, a, lucrurile acestea ei afectează predominant tocmai pe cei care votează aceste partide care mențin acest, acest grip această, care, care ține acest electorat practic într-o de facto sclavie așa? adică uite mă uit la județe cum sunt mai, cum sunt Vaslui, județe care sunt fruntașe în PNDL-uri, apropo că PNDL era ideea, A, păi cum să luăm banii de la Bogați, de la București, Cluj, Constanța, Timișoara și să îi ducem în rural, să dezvoltăm și ruralul și toate astea, ideea nobilă, mișto, frumos trei programe după aceea și zeci, sute de miliarde de lei după aceea, vezi că cei care erau fruntași în sărăcie au rămas fruntași în sărăcie, te duci prin telorman și în Vastui și vezi că nu mai, nu știu dacă vezi o o, o o casă extraordinară, aia primarului sau a lui care e în contact cu el ca să facă lucrări și drumul și toate astea, drumurile sunt praf, în schimb ei sunt nabapi. Și dacă vrea cineva, și asta ți-o zic ca experiență politică, dacă, dacă fă, sau a, provoc pe oricine își face un partid nou, să găsească persoana care să candideze în județele astea, care uh, să nu poată să fie șantajat sau uh, controlat cumva financiar, pentru că fie lucrezi la stat, cum majoritatea lucrează la stat acolo și atunci te, te au pârghie ierarhică deasupra ta, fie ești într-un privat care are treabă cu statul, nu știu, Interagro din da, care luau bani practic din un privilegiu al statului, deci erau mână în mână, uh -huh. uh, fie dacă ești geniu în privat, IMM, ți-ai făcut și tu o firmă sau ceva de genul acesta, uh, te omoară cu controle. Și pe fostul președinte al filialei noastre de acolo exact asta i s-a întâmplat. Adică îi venea în fiecare săptămână altcineva și cu niște chestii aberante și toate astea. Și în condiții în care concurența lui n-avea nicio treabă, dar doar pe el picau toate. Adică era cu sutăcoața albă. Uh -huh. Asta e problema, de fapt. Știi că oamenii aceștia, baronii locali, sunt efectiv niște baroni. Nu mai poți de tronat. Adică sistemul democratic nu mai e. Că pur și simplu să se, nimeni nu o să apară dacă se profilează cineva care ar putea să le amenințe poziția e omorât din faș. Fie este pervertit, e luat în sistem, e cooptat, fie dacă nu se poate lucrul acesta, e distrus financiar cât se poate. Poți dacă vii din afară. Dacă vine din afară, nu mai ai notorietate. <l> și o să zică, da. apă ce ați venit voi de la București să ne ziceți nouă la Comuna X ce, ce să facem? Asta e de-al nostru. Mm. Adică ai ai întotdeauna ai, ai, să ai o mare dificultate și tocmai din cauza banilor sta din pnd care au creat aceste uh, și au consolidat aceste mafii. locale. umbilicale între. Da. Știi ce se întâmplă în mai multe probleme? Odată, majoritatea invitațiilor mei spun că nu poți să dezvolți zonele astea rurale la nivelul orașelor. Adică poți să le conectezi la orașe, poți să uh, încurajezi oamenii să se mute la orașe, dar în principiu nu poți să ai reșița la nivelul economic al Clujului sau al Iașului, uh, nici acum, nici într-o 100 de ani, decât dacă nu știu, descoperăște a. Uraniu sub reșiță sau nu știu. Okay. Uh, de acord cu asta. Asta, asta e o perspectivă. Dar doua... poți să îmbunătățești. Poți să. Ideea este că mulți oameni îmi spun că n-ar trebui să descurajezi oamenii plecând din acele orașe. Ar trebui, if anything, sigur să, pentru noua scară a orașului, pentru o dimensiune mai mică a orașului, orașul să fie funcțional, să aibă servicii de calitate la acea scară. Uh, dar în niciun caz dorința să nu fie de creștere economică și dezvoltare și nu știu ce, de nu știu, mi imaginez în niște cazuri, dacă ești reșița, de exemplu, e destul de aproape de, mm. uh, da, de, de, uh, coridorul de, de european și mă gândesc că poate să fie conectată la Timișoara, niște zone metropolitane pe acolo, uh, deci, nu știu, poate există o perspectivă geografică acolo, dacă ești vreun nu știu, călăraș, abar am vreun sat care, sau vreun orășel fost industrial care n-are genul ăsta de perspective, atunci E complicat să spui sau să-ți dorești sau să-ți impui să creștem economic, să creștem orașul, să facem populație, să cum ne ținem tinerii aici. Poate din contră, trebuie trebui să faci școli bune ca ei să poate duce la facultăți în București sau în restul țării. Eu zic că oportunități uh. sunt peste tot și că scopul nu este să ajungă la nivelul Bucureștiului pentru că întotdeauna când ai o populație mai mare vei avea o diviziune a muncii mai mare, vei avea o specializare mai mare și deci o bogăție mai mare și deci tinerii mai mari. Uh, dar ce poți să ai este să-ți trăiască mai bine decât trăiesc acum. Ori uh, asta este un scop realizabil și scopul acesta ar fi realizabil dacă măcar n-am mai descuraja investițiile. N-am mai de am încurajat activitatea antreprenorială și economică. Uite, de exemplu, în Telorman sunt știu un caz în care pur și simplu, au gonit o investiție pe fonduri europene, pentru că ar fi angajat foarte mulți oameni și le strica lor demografia electorală din zonă. Mm. Adică asta înseamnă să ții oamenii în sărăcie. Și oamenii, aia e o contrafactuală. Cine știe ce s-ar fi dezvoltat ca urmare a faptului că venea cineva și investea acolo și și așa mai departe. Pentru că pentru un investitor care are o industrie mai degrabă labor intensive, e o mare cerească o zonă yeah. ca asta. Ești în nu, e poți să... Ok, nu avem infrastructură bună, o puțin mai mult camionul, dar forța de muncă ieftină merge acolo, angajezi mulți oameni și... Pentru ei, atenție, le dai un salariu mult mai bun decât media, mai mic decât îl dai tu la tine din țara dezvoltată din care ai provenit și poți să, poți să dezvolți și zona, și te faci și tu un, un profit acolo, creezi valoare, începe să dezvolte zona. Ei, asta au oprit. Au oprit-o conștienți, au oprit-o machiavelică. Ăștia nu sunt oameni după. și zic pentru că i-am cunoscut în Parlament și văd cum gândesc. Uh, nu trebuie să aibă doctorate în economie ca să realizeze că ei acum au control pe populație. Și odată vine unul le dă o sursă de bani nu mai au control pe populație și de-aia sunt cumva foarte atenți așa și, și reticenți la chestii astea pentru că un IMM îl pot, îl pot închide îl pot șicana și cana și distruge dar o firmă mai mare aia mai are, nu știu, îmi dă un telefon la, la un de avocat aici, ala, da, da adică eu. are o casă de avocatură poți să mai faci și lobby, poți să ajungi la un politician să zici uite ce face ăsta da. adică cumva deja se poate apăra o corporație se poate apăra mai bine decât un IMM și de presiunile astea politice. Uh, două da. chestiuni aici. Dacă am fi adus PNL-ul la masă, aici pe locul rămas liber, ar fi zis, domnule, dar exact să e scopul PNL-ului, să, să dezvoltăm zonele rurale, da, de asta le dăm bani ca să se dezvolte, adică asta ar fi răspunsul oficial. Sunt, nu știu, undeva putem discuta cât, cât e fantezie și cât e. Cât e uh... dar hai să-l uităm empiric. Că nu e ca și cum e o idee nouă PNL-ul. Se face de pe vremea lui Elena Udrea când avea era Fondul Național de Investiții. PNDL ul l a inventat Liviu Dragnea. Și știți de ce a numit PNDL? ca asta e ca povestea așa de cancan, -can. Că era programul, -ă, programul Nicolae Dragnea Liviu și-a pus inițialele în el. Da. Toată lumea așa îi zicea. Da? Da. Și-a făcut PNDL 1, a făcut PNDL 2, acum sunt la PNDL 3. Am fi văzut dacă se dezvoltă acel, acel mediu rural, nu? Adică, știi cum e? Eu, 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 Poți să ai bune intenții și să greșești prima oară. Dar când o faci deja de trei ori... da nu mai, e, nu nu mai al... pot să presupun bună intenție. Realitatea bate narațiunea. Ce vreau să spun și asta era punctul de care vreau să-l aduc în discuție, sunt foarte multe localități mici și foarte mici care nu ar trebui să existe în România. Da? Din motive electorale în principal, există foarte multe sate și comune care ar putea fi comasate, există chiar orașe care ar putea fi făcute în zone, da, o singură localitate. Asta e o problemă imensă. Mm -hmm. Din multe interesate, la astea, știi și tu povestea: că te duci pe acolo și toată lumea e plecată prin mm -hmm. tot felul de țări, Spania, Italia, mm -hmm. Marea Britanie, nu mai e nimeni. Deci, da, Dar rămân cu buletinul acolo și da. se votează cum se votează la momentul respectiv, ca să fie primar, Consiliul mm -hmm. Local să, și așa mai departe. asta e o problemă majoră. Adică, mm -hmm. asta e de zona de trebuie studiată și reformată și poate și nici județele 42 nu sunt. Uh, Hai să zic cum am reformat eu și cum am reformat -o noi. Că noi am propus un lucru. Ca să, dacă tu începi acum să refaci harta, o să ai întotdeauna unul care zice, păi de ce eu, de ce mai pucumasa pe mine dar eu nu-l vreau pe ăla, dar și o să zic, specificități locale, culturale și poate valide și foarte argumente corecte. Uh, pe baze financiare. Cine nu se susține, se comasează cu prima comună care se susține. Adică dacă tu ai, ai unele comune care se susțin, da? Nu mai știu, nu multe, dar 20% sau ceva de genul ăsta, 19%, nu fine, nu cred. Pur și simplu zici, aia care ești, dacă în lângă tine e o comună care se susține și tu nu te susții, te comasem cu cealaltă. Ești înglobată de cea care se susține. Mm. Și atunci încep să ai această comasare pe niște criterii absolut uh, obiective, uh, pentru că ei au. O, mai au o chestie. N-au absolut niciun fel de interes să colecteze bani locali pe taxe pe proprietate sau chestii de genul acesta, pentru că oricum diferența o primezi de la centru. Mm. Adică, dacă uh, tu ești primar de comună, și vrei taxele locale, țile ei, ei chinuit pe oameni, nu știu, i supărat că ei, ei le, le, le luau banii și apoi primești mai puțin, că primești în reechilibrare mai puțin. Pe când lângă tine primarul de comună care nu face chestia asta, pe el primește mai mult că primește tot până la reechilibrare. Mm -hmm. Păi ce incentive mai ai să faci vreo colectare? Zero. Da. Și asta zic, deci hai, fă, fă decentralizare fiscală, și obligă-i pe ea, care nu se susțin, să facă un de fapt faliment în care dacă nu te susții financiar, atunci ești înglobat de, ăla de lângă tine, că trebuie să ai o unitate geografică care se susține financiar. Uh -huh. Și atunci deodată, să ai să vezi cum și primarii o să reacționeze diferit. Doar n-ai să mai ai uh, atâtea probleme financiare că vor avea stimulentul să nu le aibă. Uh -huh. Deci uh, se schimbă, s-ar -ar schimba mai mult. Asta e și marea provocare în București acum, cu șapte primari într-un singur oraș. E o întreagă discuție. Tuturor le spun, dacă vrei să câștigi premiul Dialog Liber pentru Achievement în Parlament, trece legea Bucureștiului sau propune măcar o formă viabilă de legea Bucureștiului. S-a propus, s-a propus mai multe ori, să știu. Da. Toată lumea vrea, știu da. că USR-ul vorbește în continuu, da. știu, la sectorul 1, doamna Armand spunea de legea Bucureștiului de acum da. mult timp, șapte... Dar culmea cool e că dacă, dacă întreb bucureștenii, mi se pare că ei sunt mai satisfăcuți de primarii de sector decât de primarul general, care e mai aproape de ei. Păi, dar nu e nici clar primarul aici. general. nu eu, le e clar cine ce face. Eu stau toată da. ziua aici la podcast cu oameni, am avut primari, viceprimari, consilieri, oameni care lucrează, în fine. Uh, dezvoltatori. Deci după toate astea, în continuare, trebuie să te gândești un pic când vrei să faci o treabă în București, cine e responsabil, de ce, în ce, cum poți să o financeze, de unde vin banii. Adică și pentru mine care stau toată ziua și mă gândesc la problema asta, nu mi-e clar care mm. caracatița în toate direcțiile în care se duce. Uh, în timp ce New york în timp ce, nu știu, Amsterdam, în timp ce putem să găsim o grămadă de orașe mult mai mari ca București, nu obțin Paris, Parisul, de unde ne-am inspirat, uh, are un primar, nu are, uh, știi? Au și dismente. Păi, asta zic, Parisul nu e un exemplu. Ah, ok, ok, ziceam, scuze, scuze, da. da mai da, puțin da. Parisul. Ah, mai puțin de, Parisul. De, un, de unde scuze vine da. și, da. mă rog, multe chestii în România și semnele de stradă în București, uh, tot din Paris, știi, tă tăblițele luate. Ah, da, nu știam. N-ai văzut toate, toate, semnele din București sunt efectiv luate cu, așa, din, din Paris. Din Paris, da. ok. în da, fine. Ce vreau să zic este că sunt orașe mult mai mari ca București, care au un singur primar și au, da, genul ăsta de mini-guvern, în care... Mm. Nu mai ai primar de la partide diferite cu arotismente gen mm. la noi, ai primar general puternic și sub ei au viceprimar pentru educație, viceprimar pentru infrastructură viceprimar pentru spații verzi, viceprimar și ăștia sunt la partide diferite, aleși, mm. dar sunt o singură echipă, genul mm. ăsta de sistem nord-american dacă vrei mm -hmm. eu, eu cred că asta e o, știi, e, o, e o temă foarte importantă pe care nu văd cum o rezolvi, că prea multe posturi depinde de a prea multe interese politice prea multe dezbateri despre cum ar trebui să fie, că mi-e e imposibil să văd cum ar ajunge partidele la un agreement pe, pe treaba asta din păcate nu am uh, nici, Nu a fost o zonă în care să mă lupt În asta administrației publice da. Până acum a fost, Fiecare și cum trebuie să mai ales și luptele Și ele da, da, da. le ieși tu de la alea cu impact mai mare Către alea cu impact mai mic dar. Uh, Deși a spune că politica locală Poate e cea mai importantă E, formă de politică, uh, e, e cea mai importantă Pentru a avea rezultate palpabile rapide și directe și da, care oamenii, oamenii dau un grup în fiecare zi, știi? Sau se împiedică de... Da, dar degeaba ai asfaltat drumul dacă ai comunism în rest, știi? De acord, de acord, Adică sigur. mi se pare că, ce puțin, eu, aș eu înainte de politică am la vot mult mai mult pentru chestiile naționale și care țin de, da? de, doctrine sau de, nu știu, de politică externă. Imagine, aur, de exemplu, na? da? Uh, eu vreau să fim euroatlantici, vreau pro-EU, pro-NATO, EU adică eu mă bucur că România e acolo, adică dacă cumva cineva zice altceva, chiar dacă o fi incompetent ca primar, păi prefer să fiu un UE și în NATO și să am un primar incompetent decât să am un primar competent și să fiu ca Belarus, adică... știți că sunt da. mulți primari comuniști prin Europa, în Grație, primar comunist, Franța are câteva orașe cu primar comuniști. Atenție, mi se pare că uh, pentru ei, la nivel local, poate să meargă. Da. Să fii bun gospodar poate să-ți să meargă, că la nivel local deja trebuie să e mai multă administrație politică da, decât politică. La nivel național sau internațional, mai, mai mult filozofie politică și mai multă po politică non-administrativă. Și asta zică, eu ce mă lupt nu este să administrez, eu sau cineva din Usere Statul. Ce mă lupt este să facem reforme. A e, mult mai, e, e altceva. Mm. E o specie diferită și când ne acuză pe noi apoi aia, n-ați știut să faceți administrație n zice că n-am știut. Nu am vrut să furăm, e alt, total altceva. N-am vrut să intrăm în niște cârde și știute, ceea ce mi se pare că e un plus. Dar uh, ce am vrut este mai ales reformă. Eu nu, visul meu nu este să administrez un minister ad vitam sau ceva de genul ăsta, ci să fac o reformă. Mm. Mă rog, trei. Spunea Taleb că la mine în familie sunt comunist, la în jurul prietenii mei sunt socialist, la mine în oraș sunt liberal și la nivel național sunt libertarian. Și asta era perspectiva lui asupra, asupra lucrurilor. Uh, intrăm în partea de final întrebări rapide pentru tine, uh, Claudiu, erau multe alte teme, dar nu intrăm în ele că le-am abordat superficial și lăsăm loc și pentru runda 2 în 2024, când începe campania, să mai povestim și atunci. S-a uh, făcut. Întrebări rapide, când auzi cuvântul succes, la ce persoane te gândești? El că l am așa în minte, mi l-ai mi zis tu, mi l-ai da. impregnat tu. acum. Dacă nu, aș zice politic uh, Reagan. Reagan? Uh -huh. Pentru că avea umor sau pentru că <laughs> era un președinte bun? Amândouă. Ai văzut compilația aia cu glume cu Ronald Reagan da. despre Uniunea sovietică? Da. da, pe care le zicea Gorbaciov. Da, da, da. da. Uh, în ce lucruri îți găsești optimismul și fericirea în România? Uh, sunt multe lucruri bune în România. Internetul. E un lucru care, de exemplu, când eram student, era e șocant că de prost era internetul în restul Uniunii Europene da. uh, și, mă rog, am plecat înainte să fie România în Uniunea Europeană, deci uh, în Uniunea Europeană versus România care nu era, noi am avut un mare noroc cu, cu faptul că statul nu a reglementat, cu faptul că statul a lăsat tocmai mai liber, nu s-au prins uh, securiștii de treaba cu internetul probabil da. și... Uh, puștani, trăgeau cabluri și cumpărau o conexiune de net scumpă pe care nu și-o puteau permite, dar împărțeau costurile cu cât mai mulți oameni pe care îi conectau. Uh -huh. Și trăgeau cabluri prin blocuri, pe între blocuri și s-au format acele rețele de cartier care până la urmă au fost, uh, au schimbat și, uh, și societatea română. Adică faptul că ai avut acces la cultură, ok, pirat, dar ai avut acces la cultură vestică, masivă, pentru milioane, sute de mii de, de tineri sau chiar milioane de tineri, îți schimbă culturalul țară și să o schimbăm bine, după mine, și cred că asta, uite, asta este unul dintre motivele de optimism. Și mai am motive de optimism. România, totuși, merge bine în anumite lucruri. Adică, mi se pare că uh, mai există spirit antreprenorial care n-a fost înăbușit. Oameni care, uite, inclusiv tu, care faci un podcast, mișto și frumos și aici și toate lucrurile acestea, chestii astea, îmi dau, uh, uh, îmi dau încredere, îmi dau curaj, așa. Adică, mă bucur să văd că există chestiile astea și că se dezvoltă. Apropo de, da. de internet, rapid, vreau neapărat să fac un episod la Dialog Liber, să. să... Trasăm un pic cum au ajuns românii buni în IT, că știi, există toate chestiile astea cu, chiar, că nu toate chestiile, chiar România este și pe plan internațional, trimitem foarte mult talent în companii mari, dar și în România e o locație excelentă pentru companii din tech. Acum avem și exemple naționale, cum e UiPath, evident, Bitdefender, mm -hmm. care chiar și la nivel internațional s-au impus. Ce vreau să spun este cum am ajuns aici de la o țară care, adică okay, e curios, și mm -hmm. de ce? internetul sigur e una dintre dintre explicații, faptul că aveai Windows la tarabă lângă Leuștean e probabil alta, știi, intrai în internet cafeurile alea de găseai toate jocurile în minutul ăla care erau. Deci o e... imagine așa gen Tatooine în Star Wars, așa era în da, România da, din da, 90. Da. Dintr-o dată a apărut uh, holograma. Da. Uh, aș vrea să înțeleg de ce, dar într-adevăr, mi-aduc aminte perioada la bloc, stăteam în Ghencea și veneau schimbau oia rețeaua dată la, nu știu, 3 luni, puneau alte fibre, pe acolo alte cabluri, tot timpul devenea de și era un băiat, să prin bloc, pe acolo avea firma. Pe strat, știi? <laughs> Da. Deja avea nici 18 ani, probabil. Da, da. nu știu. Nu am, da. Vreau să zic. când a bătut cea la Milano și nu avea, era și 16 ani. Și... Da, da. și am și, o, am, și o, rețea, nu vrei? Da, exact. Niște internet mai... Da. Uh, dacă ai putea să trimiți un mesaj din trei cuvinte către tine la 22 de ani, ce ți-ai spune? Așa, prin, prin, timp cu ce știi acum, evident, ce ai vrea să se apară în față la 22 de ani? În afară de cumpără Microsoft. <laughs> nu ezita. Nu ezita? Și al trei la cuvânt, nu mai merge să mai bea audio. cu curaj. Cu cu... Cu curaj nu, nu ești. Curaj nu ești, da, perfect. Campanie, slogan de campanie în 2024. La ce se vor uita oamenii într o sută de ani cu dezamăgire sau dezaprobare la România din prezent? Fuh, cu faptul că n-am reușit să terminăm cu fosta nomenclatură comunistă. Deci cu oște, membrii ai ce ai securității și ai sistemului de stat da. care sunt în continuare șefii, șefii PCR, șefii securității. Păi e natural că ne neapropiem, adică după 30 de ani când rămân copii Deci cred că următoarea generație preia mindsetul și îl și îl duce sunt, mai departe. Sunt, sunt trei copii de mari securiști în actualul guvern. Eu nu vreau să, să dau vina pe copii pentru crimele părinților. Dar în nu, actualul guvern, guvernul în guvernul nostru, în actualul nu, guvern, da. Să nu Da. Declarați, nu e doi de la PSD, unul de la PNL. Mm -hmm. uh, e E totuși o reflexie tristă. Că da. Da. n-am reușit să facem o schimbare, a, să, să nu mai fie călăi în topul ierarhiei. Despre ce subiect ți-ai schimbat semnificativ opinia în ultimii ani? Crezi invers astăzi, practic, decât credeai înainte? Mm. A zice că partea aceasta de importanță a, a mediei. Adică, înainte, eu, efectiv, nu mă uitam la televizor. Nu aveam televizor înainte de politică. Faptul că am început să fiu invitat, am început să văd zona aceasta și cât de mult și cât de puternică este de fapt. Inclusiv în social media, pentru că tu ei de fapt influențează cam 60-70% din oameni, uh, care apoi evident că comentează, au impresii, dau like-uri, au reacții eh, și uh, e, e, e fantastic cât de mult și cât de ușor se pot manipula oamenii prin, prin unealta aceasta. Uh, asta am, am subestimat adică mie mi e totuși că internetul este un great equalizer și că putem uh, găsești orice pe internet de la fringe nu știu pământul e plat da. uh, că a apărut acum da, e. Că nu mai în apare extraterestri da, nu mai în SUA apare extraterestri exact. uh, deci uh, asta aș zice că și ca, ca idei de policy n-aș zice foarte mult uh, Poate o prioritizare a luptelor. Adică, tu poți să ai multe idealuri și poți să crezi că multe lucruri ar fi diferite sau ar trebui să fie diferite, dar te vei concentra pe cele care pot face cel mai mare impact. Adică, zero taxe pe salariu minim. Adică, mm -hmm. e, sunt chestii care sunt uh, ușor sau mai ușor de făcut și, iarăși, era o distinție mare între filozofie și policy. Uh, simt că înainte eram na, pasionat de filozofie politică și atunci să zicem că. Uh, cunosc cumva mișcările, dar în momentul în care vine să transcrie în politici publice filozofia, uh, era e un pas pe care nu a trebuie să-l faci niciodată sau ce puțin înainte, știi, sau dacă te gândești așa, da, să fie socialist, să fie liberalist, să fie nu știu ce, okay. dar ok, ce propui? Da. Ce, ce, ce linia ai schimbat din codul fiscal, din codul de procedură penală, din ceva, știi? Adică e, ăla e un moment în care uh, simt că acolo, da, a trebuit să, te să mă adaptez foarte repede. Da? Poate acolo da. ai devenit pragmatic în... Ea vine din ideologie sau din idealism, dar se transformă prin pragmatism în policy, e, foarte în politică publică. Da. Da. Uh, Spune-mi, uh, apropo de scuze, parantez la televizor... Uh, Crezi în continuare, cel puțin pentru 2024-2028, că televiziunea este principalul canal care influențează oamenii în modul care votează în România? Sau uh, suntem deja la punctul în care internetul e clar ca user mai mare, ca, ca watch time mai mare și devine principalul motor internetul față de TV? Cum vezi balansul ăsta? Ne-ai zice că e principalul zice că internetul e cel care are viitorul în față și că crește, și asta o vezi și pe statisticile noastre și tot, dar televiziunea încă are o importanță mai mare. Dar e încă la modul că una se prăbușește, alta crește. Uh -huh. dar e, Adică e clar că viitorul e bani de degrabă pe partea de internet. Uh -huh. Dar uh, încă până în 2024 va fi încă televiziunea. 2028 sper că nu. și La cum se mișcă lucrurile, la cât de. Există și foarte mult uh, neîncredere și în televiziuni. Am văzut și astea prin, prin sondaje și toate astea. Așa. Da. Adică și am văzut astea și în momentul în care un post, nu-i mai dau numele a îndemnat oamenii să iasă în stradă. Și au ieșit 200 de oameni. Adică. Da. Și USR-ul așa amă, amărât cu mine acum, dacă dăm o strigare, cred că se scoate mai mult de 200 de oameni. Da. Deci lucrurile astea, cumva oamenii au început să vadă, dar atenție, manipularea, tu poți să vezi că ești manipulat, dar dacă în fiecare zi, pe un an de zile, ești expus aceleași idei, la un moment dat va funcționa. Chiar dacă știi că. Da. Și propaganda în dictaturi, în comunism, funcționa, chiar dacă știi, citeai printre rânduri, mai așa. Dar ea funcționa așa și a rămas instinctul ăla de, al nostru, să nu ne vindem țara, era da. industria noastră. De parcă muncitorul de rând avea ceva. Nu, avea Ceaușescu, avea partidul, nomenclatura comunistă din jurul lui. Ei erau, de fapt, deținătorii de capital. Mm. Da? Uh, na, el nu o vedea așa pentru că propaganda nu e o prezentare. Da, am, știi, mie, îmi pare rău să vă spun chestiile clare la dialog liber, dar propaganda funcționează. Este, știi, practic, mesajul la, la finalul zilei. Uh, și spuneai de internet Că internetul crește nu neapărat un lucru bun Pentru uh, arena publică a ideilor În sensul că, ok, spune ce vrei despre Nu știu, ok, hai să zicem, România TV E un exemplu particular de post care Găsești toate lucrurile negative de dezinformare Și așa mai departe, dar te uiți să spunem Digi, Prima, TV posturile genul ăsta O mai dau și în, uh, în, Știi, pe când mai anunță Cum analista muri, nu murise, mai sunt Dar în general există un proces de editori De uh, fact-checking, există o anumită nu știu, metodologie profesională, chiar dacă nu e ea să spunem gold standard, există, te gândești măcar așa teoretic la ce e moral și așa mai departe, pe internet nu există, nu mă întreba nimeni pe YouTube test de politică, cultură generală înainte să-mi fac podcastul și la fel ca mine sunt oameni cu audiență mult, mult mai mare care pot să vorbească și vorbesc despre orice, inclusiv internetul are tendința să aducă ci... extremele în, în audiență, că deja ai middle, dacă ești moderat, te uiți la Digi, nu știu. Dacă crezi că comunismul e o idee excelentă, te duci pe YouTube și îți faci canal și începi să povestești de, de ce Karl Marx avea era un mm -hmm. mare gânditor. Și acolo se coagulează audiențe foarte mari, de obicei, uh, 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 cum să spun, extreme, tin să nu fie centriste. Așa este, doar că până la urmă prefer un marketplace of ideas cu multe cu cât mai multă segmentare și este chiar un uh, filozof francez al comunicării care a zis chestia asta la un moment dat că. Omenirea evoluează și în funcție de tehnologiile comunicării: în sensul că Uh, odată cu invenția imprimantei, cu Gutenberg, deodată ai putut să. Și au început și discuțiile pe care e Biblia. Erau foarte multe variante ale da. Bibliei, știi, toate discuția asta, A, măcar ai început să ai una uh -huh. uh, și apoi au apărut alta și alta și așa, și cărțile, deodată puteai să scrii o chestie să-ți apară în 200-1000 de exemplare, care la vremea aceea era multă, adică înainte scria o carte și rămânea cartea, era manuscrisul și îl citau puțin, dar au început să răspândească. Apoi, cu radio, cu TV, deja erai publicul. erau, nu știu, aveai 10, 7, 20 de posturi de televiziune, dacă mare restul, era public. Da. Acum, cu internetul, e automizarea perfectă, care înseamnă și polarizare, înseamnă și greșeli, înseamnă și, nu știu, teoriile despre vaccinuri care îți fac 5G în corp și. Nu știu. Uh -huh. Alu nu mai merge, altul mai are semnal? Uh, pe strada avea aici, cred că <laughs> suntem ecranați, e, da, e de bine de la, aici, e solid. Îți uh, <laughs> uh, recomand o carte, Amusing Ourselves to Death. Uh, este o carte scrisă de. Uh, nu o să-i spun autorul că să-l spun prost, dar Amusing ourselves to este titlul. Okay. Mesajul este următorul. Mediul este mesajul și faptul că am trecut de la presă scrisă sau cărți la televiziune, genul de mediu pe care transmiți limitează și ceea ce poți să spui. Faptul că noi avem la televizor, de exemplu, segmentele astea între publicitate și trebuie să spui un golden age din ăla de-ți-l dă în, în știre. Schimbă foarte mult natura conversației și substanța ei, și genul de idei pe care poți să le transmiți. Și în carte arată prin exemple că, de multe ori, calitatea dezbaterilor publice dacă mai există dezbateri publice, este mult mai scăzută față de timpul în care, nu știu, aveam, de exemplu, long form din ăsta, vorbeam trei ore împreună și chiar ne aruncam într-un subiect uh, și nu ne feream că vine publicitatea sau că trebuie să spunem în 10 secunde să apară la televizor. Uh, ideile erau mai bine conturate uh, și mai profund discutate. Asta erau e, mai bine conturate, mai profund discutate, dar oare aveau riciul la fel de mare? pentru că până la urmă aveți și o problemă și de attention span. Adică era ideea asta, că Google a redus attention span Facebook-ul poate și mai mult, TikTok-ul și mai mult, că ai 3 secunde video și dai mai da. departe și așa mai departe. Dar asta este o chestie, o carență umană care în absența chestiei aia te-ai fi uitat la 3 ore de conversație, care merge într-o chestie mai profundă. Că poate nu ai interesul pentru așa ceva. Foarte multă lume se uită la lucrurile astea și pentru infotainment. Da. Uh, poate vrei să. Uh, chiar dacă nu ai să o zici declarativ, dar vrei să vezi clima de la ora 5 și să fii oripilat de ce există în, în țara aceasta și în lumea aceasta, sau cum au căzut copacul, că n-a fost uh, toaletat de primarul incompetent X și. Da. Adică uh, există și zona aceasta de infotainment care eu cred că exista întotdeauna. Mm. Uh, faptul că acum poți, uite, de exemplu, podcastul acesta, aproape că poți să-ți că nu apărea pe niciun post de televiziune național și toate astea, așa, pentru că îl faci onest. Dacă, mm. dacă vrei să-l faci pe un post de genul acela de televiziune, nu e regulă generală, dar mai toate o să-ți zică, băi, îl invizi nu-i pui întrebările astea sau, nu știu, încep, încep niște zone din astea, așa, care mm. eu ca persoana care am văzut lucrurile din altă parte am simțit o din plin, așa, adică e, e clar și în funcție de invitații pe care ai și în funcție de tot se fasonează. E o manipulare, e o propagandă într o anumită direcție, și -o știu ce? Mm. Ori tu pe internet poți să o faci liber, nu te împiedică nimeni. Și singura cenzură pe care o ai a ta. Da. Adică bine, mă rog, deci, -ai să și nu știu, că n-ai să faci chestii da. care da. merg against the rules de deci, ce ivermectina. Mă Așa este, vreau să spun o chestie că referitor la spuneai tu mai devreme uh, mi-am pierdut uite mi-am pierdut și de gândire se întâmplă și, și aici dar o să las pe YouTube să vedeți ziceam că, că prefer uh, mm -hmm. multitudinea aceasta cu toate că vor fi mulți care greșesc decât să am uh, câteva televiziuni care controlează mm -hmm. tot și să știi că asta e o, și -o problemă cu ce ne au Uh, ce ne încearcă și este tentativa noastră de a face calitate prin reglementare. Uh. Zicem, păi, n-are voie oricine să-și facă posibilitate ce ne au să dea licență, aprobare și nu știu ce, și ce se întâmplă. Ia, are pe câțiva care s-au OTVizat mai toți uh, și cam mai e piața. Și uh. nu ai, dacă, în schimb, dacă lași liber să apară 7000 de OTV-uri, se saturează piața de OTV-uri și atunci se mai apare și unul care e un BBC sau cineva mai da. ok și, și așa mai departe. Și asta e, de fapt, ce se întâmplă pe internet pe internet, mi se pare că dacă vrei să faci junk, e plină piața de junk. Adică mm. nu cred că ai să ai neapărat succes, că e foarte mult deja acolo. Dacă vrei să mergi pe niște chestii mai de calitate, ai mai puțin poți să o facă și poți să ai un relativ succes mai mare prin, prin chestia asta. Mm -hmm. Da, absolut. Să terminăm întrebările. Că dacă s-a că... revenit ideea, poate. Nu, nu, nu mi-a mi revenit ideea, dar okay. am, am, am aici întrebări mult mai importante decât Așa. ideea mea. Spune-mi, dacă ai putea dărui o carte ca două fiecărui absolvent de liceu din România, ce... Ți-ai dori să aibă în mână când ies pentru ultima oară pe porțile liceului. Drumul către servitute de Hayek. A fost prima carte liberală pe care am citit-o eu, și care mi-a schimbat uh, optica în viață, să zic așa. Spune-ne deci, în 30 de secunde pitch pentru elevii de liceu care ne urmăresc. Uh, ca să înțeleagă greșelile trecutului, în cazul României, de ce România este mai săracă decât uh, alte țări și de ce uh, șansele, cel puțin sistemul nu ne ajută să ne dezvoltăm la fel de mult cum se dezvoltă alții. E o, e o carte care prezintă exact cum bunele intenții poate să-ți aducă niște lucruri foarte rele în practică. Și cum nu este suficient să ai bune intenții ca să-ți ca să iasă sistemul mai bine. Uh, și o carte care mie mi-a clarificat răspunsul la foarte multe întrebări pe care le aveam și care nu aveau răspuns. Crezi că în general în politică e adevărat afirmația că drumul spre ea e pavat cu intenții bune? Da. Uh, știi că asta era unul dintre argumentele care era folosit contra OSR? Vreau, no, domnule, ei au intenții bune, sunt, uh, sunt sigur că în sinea lor își doresc binele, dar uh, uite-te la ei și după continuau cu exemple din cărțile astea care le postează oamenii. Vezi că cărțile alea sunt mai degrabă atac la persoană. Uh, intențiile bune, sau vorba asta e mai degrabă în momentul în care încerci să faci ceva de genul, uh, i-am dat în cap, dar am vrut să iasă bine, uh, am mărit taxele, dar am vrut să iasă bine, i-am interzis să facă ce vrea el în viața lui, dar eu vreau de fapt să-i să fac bine. Hmm. Uite, de exemplu, interzicerea alcoolului sau interzicerea, nu știu, a fumatului. Da, pe grounds de sănătate științifice e destul de solid, evidențul că nu-ți face bine nici alcoolul, nici tutunul. Da, și da, poți să fii bine intenționat, uite, eu vreau să-ți trăiești mai bine, să, să-ți interzic să bei alcool, să-ți interzic să bei, să fumezi. Dar, uh, per total, nu o să-ți iasă mai bine. Mm. Și încep cu prohibiție, cu toate lucrurile și după pe lumea care și alcool făcut proși și mor de la că, că standardele de Exact, ce se întâmplă și cu drogurile, de fapt. Uh, da, e, că n-am atins și noi da. nu intrăm acum într-un subiect destul de amplu, dar, în principiu, multe țări europene da, decriminalizează consumul, în sensul că, domnule, consumatorii sunt pacienți, nu infractori. Dacă îi bagi în închisoare, acolo sunt droguri, mm. mult mai multe ca pe Mm. Așa că dacă vrei să-i ajuți și să-ți ajuți țara să fie mai mulți, mai puțin consumatori, poate e bine să te gândești la o variantă de decriminalizare. Uite la Portugalia, la Olanda, la alte țări uh, europene. România s-a dus în direcția opusă recent cu consumul de droguri personal. Da, um, Tipul meu. Și aici mai sunt, nu știu, nu intrăm acum în chestii controversate, de exemplu, prostituția. E mai bine să ai prostituție legală și după să ai da. mecanisme de control pentru uh, a proteja lucrătorii sexuali, pentru a, de a avea a taxa uh, o industrie destul de mare sau e cum e acum uh, ilegală, dar ea e larg răspândită și... Ca să nu, să nu fac o glumă de genul, ne placă forța de muncă, dar chiar... <laughs> multe... Aduce bani. Da, prin e, da, 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 Corect, corect. Dar nu numai prin video chat, te uiți la, statist, te uiți la statistici și vezi că în multe astfel de establishmenturi din Europa, unde este legal, da, deci vorbim de... Nu ne spune românul în porteluri, nu știu, mm -hmm. e asta termenul academic, abar n-am. Case de Ca, Da, în fine, Așa. deci sunt multe lucrătoare din România și Bulgaria. Majoritatea, adică 50-60% din, din lucrători pe, pe statistică mm -hmm. sunt din, din aceste țări. Deci România, nu știu... Mm -hmm cum să spun, o resursă ne nefolosită uh, dacă mai e nevoie de bani la buget după zero taxe, poate veni și de acolo. A, a, sincer, e, e singura linie de argumentare pe care n-aș folosi eu, dar... Da. Okay. <laughs> nu nu mă întrebați <laughs> sfaturi de comunicare. Ultima, ultima întrebare, a, nu, penultima întrebare, uh, care este un sfat frecvent pe care îl auzi în societate dar care crezi că este greșit? Uh. Puneți-vă toți la oaltă, discutați ca să ajungeți la o concluzie. Credeți că nu merge, de ce nu e realistic? Păi nu, pentru că presupune bună credință a celorlalți. Ori aia nu există. Deci, de multe ori, crezi că oamenii vin și spun o chestie, dar ei, de fapt, nu cred în ceea ce spun. vor Au un alt interes uh -huh. secundar, dar ei susțin că, domnule, eu nu. Vreau să protejez copiii din cauza asta. Nu, vreau, nu știu. De exemplu, cu asta cu, uh. cu reclamele pentru casele de, de pariuri. Știu că asta e o dezbatere intensă. Eu sunt mult mai mult în tabăra cu fără reclame pentru pariuri pe străzi asta e. Deși știu că poate tu ești împotrivă nu, având la că ești... Nu neapărat. Nu neapărat. Mi se pare că asta, cu reclamele pe străzi și de, toate se țin și de planificare urbană și de cum ar trebui să arate orașul. Adică vrei să fie Las Vegas? Poate vrei, știi? Și atunci e A, vrei chestie de urbanism? Păi nu, da, ok, atunci e chestie de da, design. Spune-le să și, fac al pe negru și, ca și la ce reclamă pui. Adică noi, nu, nu știu, n-aș vrea să văd reclame la prostituție, da? Aș vrea hmm. să fie prostituția legală, dar n-aș vrea să văd am am -a în Austria, apropo de încă eram la familia prietenii din Austria și uh, în familia ei joacă cineva e jucător de tenis și yeah. profesionist și am văzut odată tricou și l-am întrebat, a, ce mișto, cine vă sponsorizează? Și era, era, un bordel de asta un lanț de bordeluri din Austria <laughs> care sponsoriza clubul. Păi să știi că asta este o problemă în general, că de fapt tu dacă vrei să nu mai... Depinde unde dai și unde crapă, știi, o chestie de genul acesta și ei au început de... Eu să fie din ce în ce mai inventiv, nu i-aș să facă publicitate, ok, fac altceva. sponsorizează dialog liber. A, sau de exemplu, <laughs> n-ar fi, fi rău. Asta, să zicem așa, <laughs> Că măcar ar sponsoriza niște chestii uh, uh, utile dezbaterii din societate, să mm. zic așa. Deci, Dar apoi e problema ta dacă vrei să te asociezi sau nu. Ok, dar sfatul, ca să nu devină sfatul, este uh, că de multe ori dezbaterile la astea larg, uh, larg. Nu, de... dezbaterile în Parlament. Că se zice, A păi vorbiți cu ei ca să, ca să iasă. Oare acei ei, dar ar spune bună credință. Îi vezi pe unii dintre ei, nu știu, sunt niște exemple teribile pe care le am. Sunt genul care se uită în ochii tăi îți fură banii de buzunar și zic că nu fură fă, ei, știi? Adică, mm. da, da. Ca procent... discuției sunt buna credință. Dacă nu există bună credință, nu discuția este soluția, că nu o să ajungă nicăieri. Din experiența ta, ca procent, din, te uiți la PNL, PSD-ul, de mere partide care nu sunt USR, să spunem, mm -hmm. și nu sunt în opoziție. Cât de bine lucrezi cu, cu oamenii de acolo? Adică sunt, nu știu, 2-3 excepțiile și lucrezi pe bine cu ei sau nu știu, 50, 50, 60, 70, 60, 40, în, 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 ce proporție sunt oameni de acolo care pot să ai o, o, discuție reală, care duce la rezultate și cu restul, nu știu, Din păcate, ești. sunt mai, mai, la modul 2-3. Deci nu crezi că, nu știu, deci la PNL astăzi în... Sunt, sunt câțiva de la PNL care poți să discuți, sunt câțiva de la PSD care poți să discuți. dar să că există și chestia asta de cultură instituțională. Adică gen... Omul să vrea, dar la partid și zic ce zic, termina cu... mod de a face lucrurile. Adică la PNL e mult mai mult modul de a face lucrurile că zici una și faci alta. Da. Deci că minți. Pe când la PSD e modul că nu ți, se, nu zici da. Nu bați palma. Mm. Adică o bați greu. Minte, te înjură, te nu știu ce, la tribună și așa, dar nu bați palma și dacă ai bătut-o, cumva șansa să se întâmple lucrurile e mai mare. Mai, e mai mare. Deci da. ai spune practic... A, a, aș putea înțelege din ce îmi spui că e mai ușor să lucrezi cu PSD în momentul ăsta? Sunt Hai. mai predictibil, pot da. să zic asta. asta există o, o, un fel de onoare a, a, a grupului. Așa. Mm. Ce puțin așa da. a fost ce puțin ce am văzut eu până acum în, parlament în, 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 în Da, și, și ca gândire sunt mai liberal decât peneliștii. Adică, e, tu ai da. fi putut să fii membru PNL cu ceea ce crezi. Nu cred că îți place cultura organizațională acolo, dar... Nu cred că PNL-ul e liberal. PNL-ul nu e liberal și întreabă pe peneliști să-ți definească liberalism. Și să vezi ce, fie dacă ți-l definezi, dacă nu ți dau o chestie, a apărut în 1700, John Locke a zis, nu știu ce. Nu, aia nu e definiție. Auzi, să știi că eu am avut, dar poate am avut eu excepție, nu știu, că nu i-am cunoscut pe toți să știu, dar cei care am avut deputați de la PNL în, podcast și pe care i-am cunoscut, dacă nu, viața personală, mie mi s-au părut că ei erau, adică mereu băgau asta cu când nu știi ce să faci, te uiți la ideologie și te uiți la, prin ceață, te întorci înapoi la valorile liberale. Sigur, acum nu le-am dat examen ca la școală, spunem mi păi care este sunt, Esențial. Dar nu, nu mi-au dat impresia nici că erau pe lângă subiect, că spuneau un cuvânt, etichetă, un pachet și nu știau despre ce vorbesc. Adică, în principal, împingeau în direcțiile în care împingi și tu cu, cu ce povesteau. În practica lucrurilor nu au făcut asta. Okay. În practica lucrurilor, mie mi se pare că e ce puțin leadership-ul lor în momente cheie de negociere uh, au susținut total opusul uh, și aș zice că ei, atunci când i-am presat sau îi mai presezi să dea o definiție, o să-ți definească lucrurile ca fiind investiții, să faci investiții. Ori mm. asta nu e liberalism. Și ce au investiții? Și da. Hitler a făcut investiții. Mm. Nu erau liberali. Deci, Bine, dar și liberalii da. fac investiții. Deci. Păi deci da, dar nu, să... nu asta este trăsutura definitorie. Trebuie să, adică să trăsăm... E altceva. E ce tip de investiții? de investiții de stat, nu e. Neapărat. PNDL e un tip de investiție, dacă te gândești așa, la. Da. Păi da. ei, da. ei de-aia zic PNDL. Că ei, ei nu zic PNDL, după ce ei zic vrem să facem investiții. Mm. Și noi ne uităm, ce înțelegeți investiții? A PNDL, păi nu. <laughs> da. În, înainte de ultima întrebare cu o să mă abțin să spun cu o interviu pe schizofrenie, pentru că e o boală serioasă și mă rog să nu. Dar pato, patologizând, dar mi-am adus aminte vreau să spun mai devreme. Așa, bun. Vreau să zic că spuneai că avem attention span mic și că mai puțin oameni ar vedea discuțiile in-depth. Și vreau să spun că da, dar sunt, în același timp, gândește că sunt oameni care se uită la două sezoane din Otomanii pe Netflix, așa, binge, se uită 8 ore în continuu. Sunt oameni care se uită la un serial, nu știu, pe Discovery sau National Geographic fără să se oprească. Adică, odată nu cred că attention span nu a scăzut. Cred că calitatea conținutului pe YouTube, dacă e bună, oamenii îl urmăresc. Uh -huh. Adică, poți să stea să să uite non-stop la, la un fel de conținut. Uh, și doi în ceea ce privește ce ai, ce ai zis tu de rich, dacă mai puțin oameni se uitau, categoric mai puțin oameni se uitau Dar uite-te, nu știu dacă ai văzut Sam Harris vs. Jordan Peterson când uh, dezbătau religia pe YouTube E o serie de trei dezbateri foarte interesantă, indiferent de stansul tău pe, pe religie uh, Milioane sau zeci de milioane de oameni au văzut o dezbatere de trei ore, de trei ori, trei episoade În care doi oameni vorbesc pe scenă și erau sala plină, imaginează sala palatului, dar mult mai mare plină for un loc uh, despre religie. Uite chiar o să mă uit. I stand corrected. Dacă și da, mi se pare uh e posibil atunci să nu fie neapărat attention span mai mic, ci să ne dăm noi seama de lucrurile care interesează pe oameni și poate pe unii nu interesează chestiile nu, astea și calitatea și de conținutului, e, cred că e foarte mult de conținut, conținut da. și multe au făcut fără standarde super mari și atunci alea cu standarde super mari cum canibalizează atenția și în restul, doar te uiți rapid. Okay. Uh, noi, da. în general, nu prea avem cultura asta a intelectualului public, în, uh, cum era Friedman. Uh, în, adică nu avem, nu știu, un intelectual care umple sala palatului sau mai avem niște evenimente, am văzut Mihai Morar, de exemplu, care are și el podcast, tot invitat o felul de oameni de la podcastul lui și au reușit să umple aici ateneu ul de oameni într un eveniment, uh -huh. chiar mai multe, cu invitați discutând pe scenă. Uh -huh. Deci pare să fie, se mișcă ceva, uh -huh. dar nu există o cultură intelectuală publică în care te duci să-l vezi pe, nu știu, carterescu, povestindu-ți despre. Poate veni mai mulți. Acum. Ce? Mai mulți intelectualpulgiri? Da. Mm, nu știu. Cine? mereu, am întrebarea asta la podcast și îmi spunem toată lumea presură despre fizică. Cristian presură A, fizicianul. Da, da, da. Și, dar în afară de asta, n-ai așa oameni pleșu? Atapie, da, Dar nu umplu săl Sau ce puțin, nu știu, eu nu, da, nu mi-a trecut, trecut, trecut prin cap. Mi-a trecut, mi trecut prin cap să mă duc la stand-up comedy, dar nu mi-a trecut prin cap să mă duc la... <laughs> da, poate sunt eu, știi, dar în nici nu știu, dacă se duc în sel să vorbească așa. Se duc, ori? Păi asta zic, ar trebui să existe... Da. Ar fi interesant de văzut. dezbateri publice, da. de... No. Uite, m-aș duce la o dezbatere cu drag. Și ca participant, și ca da, da. spectator. Da. Deci, uh, Dar da. ne întoarcem la sfatul tău, care l-ai dat mai devreme, că, știi, ca să ai o dezbatere, să fie bună credință pe ambele părți. Da. 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 Asta e prerequisit al discuției. Ultima întrebare pentru Claudiu Năsui la podcastul Dialog Liber. Dacă ai putea instala un panou imens pe clădirea ciclopului, uh, chiar dacă este ilegal, că nu are voie să fie acolo, dar nici clădirea nu e frumoasă, panou imens, poți să pui orice, un citat, o imagine, uh, uh, niște cuvinte, ce-ai vrea bucureștenii, românii să audă de la Claudiu Năsui, să-l vadă milioane de oameni în mesajul tău, care trec pe maghiarul și stau în trafic, uh, ce -ai pune pe panou ăla pentru o săptămână. liberalismul funcționează România poate să fie o țară mai bună trebuie să acționăm Ai umplut tot, tot bannerul, dar e foarte bine că e scumpă acolo dacă îl punem e e Bine l-ai la, folosit pe tot. Claudiu Năsui îți mulțumesc foarte mult pentru dialog și pentru deschidere uh, îți doresc lectură din nou plăcută a cărții asta e ediția Dialog Liber și îți doresc mult succes în tot ceea ce îți propui. Îți mulțumesc din suflet pentru invitație, mi-a făcut mare plăcere și își reveni cu drag oricând next time. <laughs> Yay, we've made it. Merci Cloud Claudio.